Capitolul 3. Intrând la ziar, a doua zi, Duroa se duse să-l caute pe Boarenard. Prietene dragă, spuse el, vreau să-mi faci un serviciu. De la o vreme sunt unii care găsesc hazleu să-mi zică forestie. Eu încep să găsesc asta plictisitor. Vrei să fii bun să iei cu binișorul pe camarazi și să le spui că pe primul care își va mai îngădui această glumă îl voi bălmui? Ar trebui să chipzească dacă gluma asta merită lovitură de sabie. Recurg la tine pentru că ești un om liniștit, în stare să împiedici zbucniri supărătoare și de asemenea pentru că mi-ai servit ca martor în duelul meu. Boarenard primi însărcinarea. Duroa plecă după treabă și după un ceas se întoarce. Nimeni nu-l strigă forestie. Întorcându-se acasă, auzi voci de femei în salon și întrebă: cine e înăuntru? Feciorul răspunse: doamna Walter și doamna de Marel. O mică zvâcnire cu tremură inima, apoi spuse: uite, drăcie, și deschise ușa. Clotil ședea în colțul căminului, în bătea unei raze de lumine care străbătea prin fereastră. I se păru că zărindu-l pălește ușor. După ce o salută mai întâi pe doamna Walter și pe cele două oficiale sale, așezate ca două sentinele de o parte și de alta mamei lor, se întoarse spre foșta lui amantă. Clotil le întinse mână. El o luă și o strânse cu înțeles ca pentru a spune: te mai iubesc încă. Și iar răspunse acestei apăsări. El întrebă: ai fost bine sănătoasă în veacul scurt de la ultima noastră întrevedere? Doamna de Marelă răspunse fără nicio stingreală: desigur, dar dumneata Bellamy? Apoi, întorcându-se spre Madeleine, adăugă: îmi îngădui să-i spun tot Bellamy, nu? Fără îndoială, draga mea, îți îngădui tot ce vrei. O ușoară nuanță de ironie părea ascunsă în acest răspuns. Doamna Walter vorbea despre o sărbare pe care avea să dea joc rival în locuința sa de burlac. Un mare asal de scrimă la care aveau să asiste femei din lumea bună. Și spunea: va fi foarte interesant. Sunt însă tare mâhnită, nu avem pe nimeni care să ne însoțească. Soțul meu va fi plecat atunci. Duroa s-a oferit numai decât. Doamna Walter primi: îți vom fi foarte recunoscătoare pentru asta, fiicele mele și eu. El se uita la cea mai tânără dintre domnișoarele Walter și spunea: nu e deloc urâtă asta mică, Suzanne, dar știi deloc. Fata avea înfățișarea unei păpuși gingașe și blonde, prea mică, dar fină, cu talia subțirică, cu șolduri și piept, un chip de miniatură cu niște ochi de un albastru cenușiu trași cu penelul, ce prea colorați de un pictor migălos și plin de gust, cu o piele prea albă, prea netă, de lucioasă, uniformă, fără arunițe, fără culoare și cu un păr zbârlit, cârlionțat, potrivit cu maestrie. Un fel de puf blond, ca părul păpușilor de lux, pe care le vezi în brațele fetiților, cu o șchioapă mai mici decât jucăria lor. Sora cea mare, Roz, era urâtă și se arbă de ștearsă, una din fetele acelea pe care nu le bagi în seamă, cărora nu le vorbești, despre care nu ai nimic de spus. Doamna Walter se ridică și, întorcându-se spre George, spuse: așadar mă bizui pe dumneata joia viitoare la ora 2. El răspunse: bizuiți-vă pe mine, doamnă. Cum plecă, doamna de Marel se ridică la rândul său: la revedere, Bellamy. Acum ea îi strânse mai tare mâna, foarte apăsat, foarte îndelung, și el se simți mișcat de această mărturisire mute, cuprins iar de o neașteptată înflăcărare pentru această burgheză boemă și de treabă, care poate că-l iubea cu adevărat. Am să trec pe la ea mâine, spuse el. Cum rămaseră singur, Madeleine izbucni într-un râs sincer și vesel și privindu-l în ochi țintă rosti. Știi că ai cucerit-o pe doamna Walter? George răspunse neîncrezător: ei, fugi de acolo. Ba da, te asigur, mi-a vorbit despre tine cu o înflăcărare nebună. E atât de ciudat din partea ei. Ar vrea să găsească doi bărbați ca tine pentru fetele ei. Din fericire pentru ea, lucrurile acestea sunt fără însemnătate. El nu înțelegea ce voia să spună și-o întrerupse: cum așa fără însemnătate? Ea răspunse cu o convingere de femeie sigură pe judecata ei: oh, doamna Walter este una din acele femei despre care nu s-a șoptit niciodată nimic, dar știi nimic, niciodată. Nu poate fi atacată nicio privință. Pe bărbatul ei îl cunoști ca și mine, dar ea e altceva. A suferit de alimentări destul că s-a căsătorit cu nevreu, dar a rămas credincioasă, este o femeie cinstită. Duroa rămase uimit. Eu credeam că și ea e evreică. Ea? Nu. E în comitetul tuturor operelor de binefacere ale Bisericii Madeleine. Nu mai știu dacă patronul s-a botezat de formă sau dacă biserica a închis ochii. George șopti. Și zice așadar că ea mă place. În mod pozitiv și complet. Dacă n-ai fi căsătorit, a sfătuit să-i cer mână. Suzana e mai degrabă decât pe Rozi, nu-i așa? El răspunse răsucindu-ți mustața. Nici mama încă nu-i de lepădat. Dar Madeleine își pierde răbdare. Știi? Dragul meu, pe mamă ți-o dăruiesc, de ea nu-mi e teamă. Nu se face la vârsta ei prima greșeală. Trebuie să iei mai din vreme. George se gândea. Dacă e adevărat totuși că aș fi putut să iau pe Suzanne, apă ridică din număr. Eu adevărată nebunie, ca și cum tatăl ei s-ar fi învăit vreodată să-mi ia dea. Își făgădui totul să fie mai atent de acum înainte la purtarea doamnei Walter față de el, fără să se întrebe de altfel dacă avea să tragă vreodată vreun folos dintre asta.
Toată seara fu urmărit de amintirile dragostei sale cu Clotilde, amintiri duioase și pătimașe în același timp. Îi veneau în minte nebunile și drăgălășenile ei, strângăriile lor și spunea: "E într-adevăr foarte drăguță. Da, am să trec mine pe la ea să văd." A doua zi după masă se duse în stradă Verneuil. Aceea slujnică îi deschise ușa și familiară când sunt servitorii micilor burghezi întrebă: "Ce mai faceți, domnule?" Durer răspunse: "Foarte bine, fetiță." Și intră în salon, unde o mână stângace silabisea game la pian. Era Lorin. Crezu că avea să-i sară de gât, dar ea se ridică serioasă, salută cu politețe așa cum ar fi făcut un om mare și plecă plină de demnitate. Semăna atât de mult cu o femeie ofensată încât Durer rămase uluit. Domnul de Marele își făcu în curând apariție. El îi luă mâinile și îi le sărută. "Ce mult m-am gândit la dumneata," spuse el. "Dar eu," răspunse ea. Se așezară, își zâmbea ochii în ochi cu dorința de a se săruta pe gură. "Mica și draga mea, Clo, te iubesc." "Și eu." "Atunci, n-ai fost prea supărată pe mine?" "Nu îndrăzneam să mă întorc. Mă întrebam cum aveau să fi primit. Și fiindcă a venit vorba, ea spune: "Ce are Lorin?" Abia mi-a dat bună ziua și a plecat furioasă." "Nu știu, dar nu mai vreau să audă de tine de când te-ai căsătorit. Îmi vine într-adevăr să cred că e geloasă." "Ei, nu mai spune." "Da, dragul meu, nu mai spune Bellamy, acum îți spune domnul Forestier." Durea se roșii, apoi apropiindu-se de Clotilde, murmură: "Dă-mi gura." Clotilde o dădu. "Unde ne-am putea revedea?" întreba George. "Dar în strada Constantinople." "Așa, dar locuința nu s-a închiriat." "Nu, am păstrat-o." "Ai păstrat-o?" "Da, m-am gândit că ai să te întorci." Un val de bucurie trufa și umflă pieptul. Femeia aceasta îl iubea așadar cu o dragoste adevărată, statornică, adâncă. Și șopti: "Te ador." Apoi întrebă: "Ce mai face soțul tău?" "Bine, foarte bine. A petrecut o lună aici, alaltă era plecat." Durer nu se putu stăpâni să nu râdă. "Ce potriveală!" Clotilde răspunse cu naivitate: "Da, se nimerește bine, dar nu ne stânjenește nici când e aici, o știi prea bine." "Asta e adevărat, e de altfel un om fermecător." "Dar tu," spuse, "cum te împaci cu noua ta viață?" "Nici prea bine, nici prea rău. Soția mea e o tovară și o asociată." "Nimic mai mult?" "Nimic mai mult. Despre inima?" "Înțeleg foarte bine, e totuși drăguță." "Da, dar nu mă tulbură." Se apropie mai tare de Clotilde și șapte: "Când ne revedem?" "Chiar mâine, dacă vrei." "Da, mâine. La două?" "La două." Se ridică să plece, apoi băigui puțin încurcat. "Știi, vreau să închiriez mai departe locuința din strada Constantinople, dar singur. Ți-ul asta, atât ar mai lipsi să fie plătită de tine." Ea fu aceea care sărută mâinile într-o pornire de dragoste adâncă, șoptind: "Vei face cum vei voi. Mie mi-e de ajuns că am păstrat-o pentru a ne revedea în ea." Și Durer plecă cu sufletul plin de mulțumire. Cum trecea prin fața galantarului unui fotograf, portretul unei femei înalte cu ochii mari îl făcu să-și aducă aminte de doamna Walter. "Oricum," îi spuse el, "nici ea nu-i de lepădat. Cum se face că n-am băgat-o în seamă până acum? Grozav, aș vrea să știu ce cap o să-mi facă joi." Mergând își freca mâinile cu o bucurie lăuntrică, bucuria succesului sub toate formele, bucuria egoistă a omului care izbutește, bucuria aceea subtilă alcătuită din vanitate măgulită și senzualitate satisfăcută pe care o dă dragostea femeilor. Când sosi ziua de joi, spuse Madrenei: "Nu vii la asaltul de la rival?" "Nu. Pe mine nu mă distrează deloc petrecerile astea. Am să mă duc la cameră." Și cum era o vreme minunată, Durer plecă într-o caleașcă deschisă ca să o ia pe doamna Walter. Simți o plăcere neașteptată văzând-o într-atât iseprut de frumoasă și tânără. Era îmbrăcată într-o reche de culoare deschisă, al cărei corsaj cam decoltat lăsa să se bănuiască sub bandele gălbuie formele pline ale sânilor. Niciodată nu-i se părăsa atât de fragedă. O găsi cu adevărat ispititoare. Avea un aer potolit și cum se cade, o anumită purtare de mamă blândă care o făcea să treacă aproape nebăgată în seamă de bărbați. Delminter nu deschidea gura decât pentru a-ți spune lucruri cunoscute, admise de toată lumea și cumpătate, ideile ei fiind cu minți măsurate, bine orânduite la adăpost de orice exces. Suzanne, îmbrăcată toată în roz, părea un vatou proaspăt pictat, iar sora ei mai mare părea o institutoare având sarcina să țină de urât bobocul aceluia de fată. În fața portului rival era rânduit un șir de trăsuri. Durer oferi brațul doamnei Walter și intrară. Asaltul de scrime era dat în folosul orfanilor arondismentului 6 al Parisului, sub patronajul tuturor soților de senatori și deputați care aveau legături cu Vie Française. Doamna Walter făgăduise să vină cu fiicele sale, dar refuzase să patroneze această operă de binefacere, sub cuvânt că ea nu își punea numele decât în slujba operelor de binefacere întreprinse de biserică. Aceasta însă nu pentru că ar fi fost foarte habotnică, ci pentru că, fiind căsătorită cu un israelit, trebuia, credea ea, să aibă o anumită ținută religioasă. Ori serbarea înșghebată de ziarist lua un fel de caracter republican care putea să pară anticlerical.
De 3 săptămâni apăruse în ziarele de toate nuanțele politice următorul anunț. Eminentului nostru confrate, Joc Rival, i-a venit ideea pe cât de năstrușnică, pe atât de mărinimoasă, de a organiza în folosul orfanilor arondismentului 6 al Parisului un mare asalt de scrimă în minunata sală de arme a locuinței sale. Invitațiile sunt făcute de doamnele Laluan, Romontel, Rizolin, soțiile senatorilor cu același nume și de doamnele La Roche-Mathieu, Perserol, Firmin, soțiile binecunoscuților deputați. O simplă chetă va avea loc în timpul pauzei, iar banii strânși vor fi imediat vărsați în mâinile primarului arondismentului 6 sau la reprezentantului său. Era o reclamă uriașă pe care dibaciul ziarist o născocise în folosul lui. Joc Rival își primea oaspeții la intrarea locuinței sale, unde fusese pregătit un bufet, cheltuielile urmând să fie scoase din suma ce avea să se strângă. După aceea arăta cu un gest curtenitor scărița pe care se putea coborâ în pivniță, unde instalase sala de arme și tiruri, și spunea: "Dedesubt, doamnelor, dedesubt. Asaltul are loc în încăperi subterane." Se repezi într-o întâmpinare a soției directorului său, apoi strângând mâna lui Duroy. "Bună ziua, Bellamy." Duroy se arătă mirat. "Cine ți-a spus că rivalei tăi e vorba?" "Doamna Walter, care e de față și care găsește această poreclă foarte drăguță." Doamna Walter se îmbujoră. "Da, mărturisesc că dacă te-aș cunoaște mai bine, aș face ca micuța Lorin. Ți-a spune și eu tot, Bellamy. Ți se potrivește de minune." Duroy râdea. "Dar vă rog, doamnă, faceți-o." Doamna Walter lăsă ochii în jos. "Nu, nu suntem destul de prieteni." Joc șopti. "Îmi îngădui să nădăjdesc că putem deveni?" "Ei, vom vedea," noi spuse ea. Duroy făcu loc pe scara îngustă, luminată de un bec de gaz. Trecerea bruscă de la lumina zilei la lumina aceea ștearsă, palidă, din pivniță, avea ceva lugubru. Pe scară stăruia un miros de subterană, de umezeală încălzită, de ziduri mucegăite, curățite în vederea acestei sărbători, și de asemenea un miros vag de tămâie, de biserică și de miresme, de lubin, de verbine, de iris și de viorele. Venea din văgăuna aceea un zumzet uriaș de glasuri, un freamă de mulțimi care se agită. Întreaga pivniță era luminată de becuri și lanterne venețiene, ascunse în frunzișul ce acoperea zidurile de piatră acoperite cu selitră. Totul era împodobit cu verdeață, tavanul era împodobit cu ferigă, pământul acoperit cu frunze și flori. Toți găseau ideea aceasta minunată și fermecătoare. În cripta cea mică din fund se înălta o estradă pentru asalt, așezat între două rânduri de scaune pentru arbitri. Și în toată pivnița băncii înșirate câte 10, atât la dreapta cât și la stânga, pe care puteau să încapă aproape 200 de inși. Fuseseră invitate 400 de persoane. În fața estradei, tineri în costum de scrimă, subțirei, cu trupul mledios, cu pieptul bombat, cu mustața răsucită, se împăunau de pe acum în fața publicului care șoptea numele celor pe care îi cunoștea. Arăta înspre maestri și amatori, înspre toate personalitățile de vază ale scrimei. În jurul lor stăteau de vorbă domnire din gotă, tineri și bătrâni, care aduceau mult cu cei îmbrăcați în costum de scrimă. Căutau și ei să fie văzuți, recunoscuți și numiți, ei care erau prinzei spadei în civil, bun cunoscători ai duierului. Aproape toate băncile erau ocupate de femei care foșneau din rochii și făceau larma surzitoare. Și cum în văgăuna aceea înfrunzită se și făcuse o căldură de cuptor, toate își făceau vânt cu evantaiele ca la teatru. Un poznaș striga din când în când: "Sirop, limonadă, bere!" Doamna Valtă și fiicele sale se îndreptară spre locurile lor rezervate în rândul întâi. Duroy, după ce se așezară, șopti: "Sunt nevoie să vă părăsesc, că bărbații nu pot ocupa băncile." Dar doamna Valtă răspunse șovăind: "Țin totuși mult să rămâi lângă noi. Mi-i spune numele participanților. Uite, dacă ai stat în picioare lângă banca asta, n-ai stingeri pe nimeni." Îl privea cu ochii mari și blânzi. Stărui: "Hai, dar rămâi cu noi, domnule Bellamy. Am nevoie de dumneata." "Mă supun cu plăcere, doamnă." Se auzau din toate părțile glasuri. "E noastră pivnița asta și foarte plăcută." George cunoștea bine sala asta boltită. Își amintea dimineața pe care o petrecuse acolo în ajunul duielului său, singur de tot în fața micului carton alb, care îl privea din fundul criptic ca un ochi uriaș și înfricoșător. Dinspre scară se auzi glasul lui Joc Rival: "Începem, doamnelor!" Și 6 domni, cu hainele foarte strâns lipite pe ei, ca să le scoată la iveală piepturile, să urcară pe stradă și luară loc pe scaunele rezervate jorului. Numele lor se răspândire în toată pivnița. Generalul de Rainaldi, președinte, un bărbat mărunțel cu mustăți mari. Pictorul Josephine Rudei, un bărbat înalt, chel cu o barbă lungă. Mateo de Iujar, Raymond Saint-Marcel, Pierre de Charvin, 3 tineri eleganți și Gaspard Merleron, un profesor de scrime. 2 pancarde fură agățate în cele 2 părți ale criptei. Pe cea din dreapta era scris "De Crevecoeur", iar pe cea din stânga "De Plumeau". Erau 2 profesori, 2 buni profesori de mâna a doua. Își făcură apariția uscățive amândoi cu o înfățișare militărească și mișcări cam țepene.
După ce făcură salutul cu Floreta, cu gesturi mașinale începură atacul semănând în costumele lor albe din pânză și piele, cu două paiați luptându-se spre a stârni hazul spectatorilor. Din când în când s-auzea cuvântul atins și cei șase domni din jurul aplicau capul cu un aer recunoscător. Publicul nu vedea decât două paiațe vii care se mișcau încoace și încolo întinzând brațul. Nu pricepea nimic, dar era mulțumit. Aceste două caricaturi de oameni se păreau lipsite de grație și chiar puțin caragioase. Unora le veneau în gând păpușele de lemn vândute pe bulevard în ziua de anul nou. Primii doi trăgători fură înlocuiți prin domnii Planton și Carpin, un maestru de scrimă civil și unul militar. Domnul Planton era deșcheapă, iar domnul Carpin foarte gras. Ai fi putut crede că prima lovitură de Floreta avea să dezumfle palonul acesta ca pe un cimpoi. Lumea râdea. Domnul Planton sărea ca o maimuță. Domnul Carpin nu-și mișca decât brațul, restul corpului fiind imobilizat de grăsime și la fiecare 5 minute fanda înainte cu atâta greutate și cu asemenea sforțare, încât de fiecare dată părea că ia cea mai energică hotărâre din viața lui. Și depunea multe sforțări până când îi putea să se ridice. Cunoscătorii declarară că felul său de atragere era foarte hotărât și foarte strâns și publicul încrezător îl prețui. Venirea apoi la rând domnii Porion și la Palm, un maestru și un amator care se dedară la o gimnastică smintită, repezindu-se unul la altul cu turbare, silind jurul să fugă cu scaunii cu tot, străbătând estrada de la un capăt la celălalt, unul înaintând și celălalt retrăgându-se în salturi mari și caragioase. Făceau mici salturi înapoi care stârneau râsul femeilor și schițau atacuri pline de avânt care provocau totuși oarecare emoții. Acest asalt în pas gimnastic fu caracterizat de un mucalit necunoscut care strigă: "Nu vă spetiți, se plătește cu ora!" Lumea jignită de aceste grosolănii făcu st. Părerea celor pricepuse răspândind toată sala. Trăgătorii au dat dovadă de multe energii, dar câteodată au scăpat ocazii favorabile. Prima parte se încheie cu un foarte frumos asalt între Jacques Rival și un faimosul profesor belgian, Lebec. Rival fu foarte apreciat de femei. Era într-adevăr frumos, bine făcut, mlădios, printen și mult mai grațios decât toți cei care îl precedaseră. Avea în felul său de a sta în gardă și a de a fanda o anumită eleganță mondenă care plăcea și contrasta cu maniera energică, dar comună, a adversarului său. "Se simte omul bine crescut," șopteau toți. Victoria fu a lui, îl aplaudară. De câteva minute însă un zgomot ciudat venind de deasupra îi neliniștea pe privitori. Era un tropit asurzitor însoțit de râsete. Cei 200 de musafiri care nu putuseră coborî în pifnițe petreceau fără îndoială în felul lor. Vreo 50 de oameni erau înghesuiți pe mica scară întortocheată. Jos căldura devenea îngrozitoare. Se auzeau strigăte: "Dați-ne aer! De băut!" Același poznaș striga cu un glas pițigăiat care acoperea murmurul conversațiilor: "Sirop, limonadă, bere!" Rival se ivi foarte îmbujurat, îmbrăcat încă în costumul de scrimă. "Voi pune să-ți aducă răcoritoare," spuse el, și se îndrepta alergând spre scară. Dar drumul era închis. Ar fi fost mai ușor să străpungi tavanul decât să treci prin zidul acela de oameni îngrămădiți pe trepte. Rival strigă: "Treceți din mână în mână înghețată pentru doamne!" 50 de glasuri repetau: "Înghețată! Înghețată!" În sfârșit apărut tavă, dar numai cu paharele goale, recoritoarele fiind băute în drum. Un glas puternic răcni: "Ne înnăbușim aici înăuntru, să-i sprăvim odată și să plecăm." Un alt glas strigă: "Cheta!" Și tot publicul gâfâind, dar totuși vestul repeta: "Cheta! Cheta! Cheta!" Atunci șase doamne începură să umble încoace și încolo printre bănci și se auzi un zornăi de bani căzând în pungi. Duroa i-a arătat doamnei Walter oamenii de vază. Erau obișnuiți ai balurilor, ziariști, cei de la marile și vechile jurnale, care priveau la vie francez de sus și cu rezerva unor oameni cu experiență. Văzuseră murind atâtea fițuși din acestea politico-financiare, odrasle ale unor afaceri îndoielnice drobite de căderea unui ministru. Se mai zăreau aici colo pictori și sculptori, îndeoși de oameni ai sportului, un poet membru al Academiei pe care toată lumea le arăta, doi compozitori și mulți nobili străini, ale căror nume Duroa le sfârșea prin silaba Rast, ceea ce însemna Rastager, pentru a imita, spunea el, pe englezii care îți spun un esc pe cărțile de vizită. Rastager, străin cheltuitor despre care nu se știe de unde își procură banii. Esc, eschir, englezește, titlu de reverență. Cineva îi strigă: "Bună ziua, prietene!" Era contele de Vodrec. Cerând iertare doamnelor, Duroa se duse să-i strângă mâna. Întorcându-se, spuse: "Ce încântător e Vodrec! Se simte în el omul de rasă!" Doamna Walter nu răspunse nimic. Era puțin obosită și la fiecare răsuflare, pieptul lui se ridica în nevoie, ceea ce atrăgea privirile lui Duroa. Și din când în când întâlnim privirea patroanei, o privire tulbure și ovăitoare care se oprea o clipă asupra ei, ca apoi să fugă numai decât. Duroa spunea: "Ia te uită, ia te uită, oi fi dat-o gata și pe asta."
Doamnele Cuchetă trecură. Pungile lor erau pline cu aur și cu argint. Și o nouă pancartă fu agătată pe stradă anunțând marea surpriză. Membrii jurului urcară din nou la locurile lor. Lumea aștepta. Se iviră două femei cu câte o floretă în mână, în costum de scrimă, îmbrăcate într-un tricou negru cu o fustă foarte scurtă, căzând până la jumătatea coapților și având pe piept un plastron atât de umflat, încât erau silite să țină capul sus. Erau tinere și frumoase. Salutând publicul, zâmbeau, furând de lung aclamate. Și se puseră în gardă în mijlocul unei larme de simpatie și de glume șoșotite. Un zâmbet binevoitor se așternuse pe buzele arbitrilor, care aprobau loviturile prin câte un mic bravo. Publicul gusta mult asaltul acesta și le aplauda pe cele două trăgătoare, care stârneau bărbaților dorințe, al femeilor, gustul firesc al publicului parizian pentru ghidușiile cam deșuchiate, pentru eleganța deșanțată, pentru frumusețea și grația artificială, pentru cântărețele de cafe-concert și cupletele de operetă. De câte ori una din trăgătoare fanda un fior de plăcere străbătea publicul. Cea care întorcea spatele stării un spate rotund, plin, făcea publicul să caște gurile și să zgâiască ochii. Și nu la jocul brațului ei se uita lumea cel mai mult. Fură aplaudate cu frenezie. Urma un asalt de sabii, dar nu se mai uită nimeni într-acolo. Toată atenția era atrasă de ceea ce se petrecea deasupra. Timp de câteva minute se auzi un zgomot de mobile mișcate, târșuite pe podea, ca și cum s-ar fi mutat cineva. Apoi, pe neașteptate, s-a auzit sunetul unui pian deasupra tavanului și lămurit un zgomot ritmat de picioare sărind în cadență. Fiindcă nu puteau să vadă asaltul, cei de sus deschiseră balul. Publicul din sala de arme izbucni mai întâi în hohote de râs, apoi femeilor, venindu-le chef să petreacă, toți își întoarță ochii de la estradă și se apucară să vorbească cu glas tare. Găseau plină de haz ideea aceea a balului pus la cale de cei care întârziaseră. Petreceau fără îndoială strașnic și fiecare ar fi dorit să fie sus. Dar alți doi trăgători se salutară cu spada și se puseră în gardă cu atâta hotărâre încât toate privirile se îndreptară într-acolo. Fandau și se ridicau cu mișcări elastice, cu o vigoare stăpânită, cu asemenea siguranța forței lor, cu atâta simplitate în mișcări, cu un stil atât de lipsit de cusuri și cu atâta cumpătare în felul de a lupta, încât mulțimea necunoscătoare rămase uimită și fermecată. Siguranța calmă, supleța calculată, mișcările lor iuți, dar atât de chibzite încât păreau încete, atrăgeau și reținau privirile prin simpla forța perfecțiunii. Publicul simți că vedea un lucru frumos și rar, că doi mari artiști în meseria lor i-arătau tot ceea ce puteau vedea mai de seamă, tot ceea ce le putea stătea unor maestri în putere ca dibăcii, vicleșuguri, știință și îndemnare fizică. Publicul tăcea, cu ochii ațintiți la ei, apoi când își strânse rămâna după ultima lovitură de floretă, ei zbucniră strigăte urale. Lumea bătea din picioare, urla, toți le știau numele, erau Serjan și Raviniac. Atâțați de spectacolul acesta, toți erau puși pe harță. Bărbații își priveau vecinii chiorâși, gata să arunce mânușa pentru un zâmbet. Cei care nu ținuseră în viața lor în mână o floretă, schițau cu bastonul atacul răsucintul în mână. Dar puțin câte puțin mulțimea urcă înapoi sus pe scara cea mică. Aveau să bea în sfârșit. Toți își ieșiră însă din fire când băgarea de seamă că cei de la bal pustiseră bufetul și apoi pleca să-l spun că e rușinos să invizi 200 de oameni pentru a nu le arăta nimic. Nu mai rămăsese nicio prăjitură, nicio picătură de șampanie, de sirop sau de bere, nicio bomboană, nici un fruct, nimic, absolut nimic. Prădaseră, goliseră, linseseră totul. Li se cereau amănunte servitorilor care se arătau mâhniți de abia ascunzându-și orăsul. Doamnele erau mai turbate decât bărbații, spuneau ei. Au mâncat și au băut de să le vină rău unul alta. Ai fi crezut că auzi povestirea celor rămași în viață după jaful și pustirea unui oraș în timpul unei invazii. N-aveau ce face, trebuie să plece. Unora dintre domnule părea rău de cei 20 de franci dați rachete. Erau furioși că cei de sus benchetuiseră fără să plătească nimic. Doamnele din patronaj strânseseră peste 3.000 de franci. Plătindu-se toate cheltuielile, mai rămăseseră 220 de franci pentru orfanii arondismentului. Însoțind familia Walter, Duroa și aștepta caleașca. Conducându-o acasă pe patronă, cum ședea în fața ei, îi întâlni încă o dată privirea mânghetoare și fugară ce părea tulburată. Drage, se pare că îmi cade în unde, își spunea el. Și zâmbea recunoscut că, într-adevăr, avea noroc la femei, pentru că și doamna de Marel, de la reluarea dragostei lor, părea că îi iubește la nebunie. Se întoarse acasă călcând vesel. Madrena îl aștepta în salon. Am nouă, spuse ea. Afacerea Marocului se încurcă. S-ar putea foarte bine ca de acum în câteva luni Franța să trimită acolo expediție. În orice caz se vor sluji de data asta pentru a răsturna guvernul, iar La Roche-Mathieu va profita de prilej pentru a pune mâna pe afacerile străine. Ca să sâcăie Duroa, se prefăcu că nu crede nimic. N-or fi așa de bun să ia de la început prostia cu tunisul. Dar ea ridică din numeri cu nerăbdare. Dacă îți spun că așa e. Așa e? Cum denunțești că pentru ei este o chestie de bani? Astăzi, dragul meu, în calculele politice nu mai trebuie spus căutați femeia, ci căutați afacerea. El murmură, iași, cu
cu un aer desprețuitor numai ca să întărâte. Madrena și-a ieșit din fire. Ia uite, ești la fel de naiv ca și Forestie. Vrea să-l jignească și se aștepta la o izbucnire de mânie, dar el zâmbi și răspunse. Ca încornoratul de Forestie? Ea a rămas încremenită și băiguie. Oh, George! El o privea obraznic și batjocoritor. Urmă. Ei, ce? Nu mi-ai mărturisit mai de unul că Forestie fusese încornorat? Și adăugă bietul om, cu un glas plin de adâncă milă. Madeleine îi întoarse spatele, negăsind de cuvință să-i răspunde. Apoi, după o clipă de tăcere, spuse. Marți vom avea musafir, doamna La Roche-Mathieu și vicontesa de Persemur. Vor veni să ia masa la noi. Vrei să poftești pe Rival și pe Norbert de Vare? Eu mă voi duce mâine la domnule Walter și de Marel. Va veni poate și doamna Rizolin. De câtva timp își crea relații slujindu-se de influența politică a soțului pentru a atrage la ea de bunăvoie sau cu desilea pe soție senatorilor și deputaților care aveau nevoie de sprijinul ziarului Vie Française. Durare răspunse. Foarte bine. Îi iau asupra pe Rival și pe Norbert. Era mulțumit și își frecea mâinile că găsesc un mijloc strașnic de a săcăi nevasta și de a satisface astfel ascunsa, nedeslușită și mușcătoarea gelozie născută în el de când cu plimbarea la boa. N-avea să mai vorbească despre Forestie fără să-i spună încornorat. Își dădea seama că lucrul acesta va sfârși prin a face pe Madeleine să turbeze. Și de 10 ori în cursul serii găsi prilejul de a rosti cu o bunătate batjocoritoare numele acelui încornorat de Forestie. Nu-l mai ura pe răpostat, îl răzbuna. Madeleine se prefăcea că nu aude și rămânea în fața lui zâmbitoare și nepăsătoare. A doua zi, Madeleine trebuia să se ducă la doamna Walter să poftească, dar Durea i-o lua înainte ca să o găsească singură pe patroană și să vadă dacă ținea cu adevărat la el. Asta l-a înveselea și îl măgulea. Și de altfel, de ce nu, dacă era cu putință? Se înfățișa în bulevardul Malherbe de la ora 2. Fu poftit în salon. Așteptă. Doamna Walter apăru cu mâna întinsă cu o grabă plină de bucurie. Ce vânt fericit te aduci? Niciun vânt fericit, ci dorința de a vă vedea. O puternică lăuntrică m-a dus la dumneavoastră, nu știu de ce, pentru că nu am nimic să vă spun. Am venit. Iată-mă. Îmi veți ierta această viste matinală și această sinceritate pe care o pun în cuvinte. Vorbea pe un ton curtenitor și glumeț, cu zâmbetul pe buze și cu un accent grav în voce. I-a rămas uimită, puțin îmbojorată, îngăimând. Dar, drept să spun, nu înțeleg, mă uimești. Durua adăugă. Este declarație de dragoste pe oare veselă, pentru a nu vă înspăimânta. Se așezară unul lângă altul. Ea luă în glumă mărturisirea. Atunci e o declarație serioasă? Desigur, de multă vreme vreau să o fac, de foarte multă vreme, dar nu îndrăzneam. Se spune că sunteți atât de severă, atât de rigidă. Doamna Walter și-a recapătase siguranța de sine. Răspunse. Și de ce tocmai azi? Nu știu. Apoi coborâ glasul. Sau mai degrabă din pricine că nu mă gândesc decât la dumneata de ieri. Ea băigui îngălbenind. Haide să lăsăm copilările și să vorbim despre altceva. Dar el îi căzuse la picioare atât de neașteptat că i se făcu teamă. Vrut să se ridice, dar el o ținea cu stila pe scaun, înlănțuindu-i mijlocul cu amândouă brațele și repetând cu un glas plin de patimă. Da, este adevărat că vă iubesc, că om nebun, de multă vreme. Nu-mi răspundeți. Ce vreți să fac? Sunt nebun, vă iubesc. Ah, dacă știi cum vă iubesc. Ea se înnăbușea, gâfâia, încerca să vorbească și nu putea să scoată un cuvânt. Și îl respingea cu amândouă mâinile înfipte în părul lui, ca să îndepărteze gura aceea pe care o simțea apropiindu-se de a ei. Își întorcea capul ba în dreapta, ba în stânga, cu o mișcare grăbită și închezând ochii spre a nu-l mai vedea. El o mângâia prin rochi, o frământa, o pipăia și aș simțea că își pierde cumpătul în fața acestei dezmierdări brutale și pătimașe. Pe neașteptate, George se ridică în picioare și vreau să o cuprinde în brațe, dar ea liberă o clipă, îi scăpă, se trase înapoi și începu să alerge din scaun în scaun. Durea să coti caragioasă această urmărire și se lăsă să cadă pe un fotoliu cu obrazul îngropat în palme, prefăcându-se că plânge cu sughițuri. Apoi ridicându-se în picioare strigă, adio! Și plecă fugind. Își lua liniște bastonul din salița de la intrare și ieși în stradă spălându-și. Cred că s-a făcut. Și trecu pe la poștă ca să-i trimită Clotilde o telegramă, dându-i întâlnire pe a doua zi. Întorcându-se acasă la ora obișnuită și întrebă soția. Ei, îți vine toată lumea la masă pe Cărodai? Madeleine răspunse. Da, numai doamna Walter, nu știu dacă va putea veni. Șovăie, mi-a vorbit despre nu știu ce, o obligație de conștiință. În sfârșit mi s-a părut foarte ciudat. N-are face, nădăjdesc că va veni totuși. Durea ridică din umeri. E, firește că va veni. Totuși nu era sigur și fu neliniștit până în ziua cinei. În aceeași dimineață, Madeleine primi câteva rânduri de la doamna Walter. Am izbătit cu mare greutate să scap de obligații și voi fi printre dumneavoastră. Soțul meu nu mă va putea însoți însă. Durea spuse, strașnic de bine am făcut că nu m-am mai dus pe acolo. Iată liniștită, să fiu cu băgare de seamă de seară.
O aștepta totuși cu oarecare neliniște. Ea a părut foarte calmă, cam rece, ca într-o fașă. El deveni foarte umil, foarte supus și la locul lui. Doamnele Laroș, Matiu și Rizolin își însoțeau soții. Vicontesa de Persemur vorbi despre protipendad. Într-o roche de un gust neobișnuit, galben cu negru, un costum spaniol care scotea la iveală mijlocul subțire, pieptul și brațele pline, și dădeau capul ei micuță înfățișoare hotărâtă. Doamna de Marele era fermecătoare. Giroa avea în dreapta pe doamna Walter și tot timpul mesei nu-i vorbi decât de lucruri serioase, cu un respect fără seamăn. Din când în când o privea pe Clotilde. E într-adevăr mult mai frumoasă și mai proaspătă, spunea el. Apoi ochii se întorceau spre Madeleine, pe care de asemenea nu o găsea urâtă, deși păstra împotriva ei o mânie nebușită, îndârșită și plină de răutate. Doamna Walter îl atâța însă prin rezistența pe care i-o punea și prin acea noutate a lucrurilor întotdeauna dorită de bărbați. Vreau să se întoarcă acasă de vreme. Vă voi însoți, spuse Giura. Ea nu consimți, George stăruia. De ce nu primiți? Mă veți jigni adânc. Nu pot crede că nu m-ați iertat. Vedeți ce liniștiți sunt. Doamna Walter răspunse. Nu-ți poți părăsi în felul acesta oaspeții. George zâmbi. Ea, și voi lipsi 20 de minute. Nici nu vor băga de seamă. Dacă nu primiți, mă veți jigni până la adâncul sufletului. E bine, atunci primesc, șapte ea. Dar de îndată ce pătrunseră în cupeu, Giura îi lua mâna și sărutându-i ocupat, îi mângâina. Te iubesc, te iubesc, lasă-mă să-ți spun, nu te voi atinge, vreau numai să-ți repet că te iubesc. Ea băiguia. Oh, după cele ce mi-ai făgăduit, e rău, e rău. George păru că face mare sfărțare, apoi spuse cu glasul înnebușit. Uite, vezi cum mă stăpânești și cu toate acestea, dar lasă-mă să spun numai atât, te iubesc și să-ți o spun în fiecare zi, dar lasă-mă, lasă-mă să vin să îngenunchești 5 minute la picioarele dumitale pentru a rosti aceste două cuvinte privind chipul. Ea își lăsă mâna între-a lui și răspunse cu vocea întretăiată. Nu, nu vreau. Gândește-te la ce se va spune, la slujnici, la fetele mele. Nu e cu putință. George reluă. Nu mai pot trăi fără să te văd. La dumneata acasă sau în altă parte, trebuie să te văd măcar o clipă pe zi. Să-ți ating mâna, să-ți trag în piept aerul din preajma rochii dumitale, să-ți privesc linia trupului și ochii mari și frumoși care mă înnebunesc. Ea asculta înfierat acest obișnuit refren de dragoste și bolborosea. Nu, nu e cu putință, taci. George îi vorbea în șapte la ureche, înțelegând că trebuia să ia concetul pe femeia aceasta simplă, că trebuia să o hotorească să-i dea întâlniri oriunde va vrea ea la început, apoi unde va dori el. Ascultă, trebuie să te văd, te voi aștepta în fața porții ca un cerșetor. Dacă nu vei coborâ, voi urca eu la dumneata, dar trebuie să te văd. Trebuie să te văd mâine. Ea spunea mereu. Nu, nu veni, nu te voi primi. Gândește-te la fetele mele. Atunci spune-mi unde te voi întâlni, pe stradă, oriunde, când vei voi numai să te văd. Te voi aștepta. Îți voi spune te iubesc și voi pleca. Ea și-o vea pierdută și cum cupeul intra în curtea casei șopti foarte repede. Ei bine, voi veni la Biserica Trinite mâine la 3:30. Apoi, după ce coborâ, strigă vizitiului. Du-l pe domnul Giroa înapoi acasă. Pe când intra în casă, mandrânul îl întrebă. Unde te-ai făcut nevăzut? Giura răspunse cu glas căzut. Am fost la poștă pentru o telegramă urgentă. Doamna de Marel se apropie de el și îl întrebă. Mă însoțești până acasă, Bellamy? Știi că nu vreau să cine de atât de departe decât cu condiția asta. Apoi, întorcându-se spre Madeleine, nu ești geloasă. Doamna Giura răspunse tărăgănat. Nu, nu prea. Oaspeții plecau. Doamna Laroche-Mathieu avea înfățișarea unei slujnicuțe de provincie. Era fata unui notar cu care Laroche se căsătorise pe vremea când nu era decât un avocat mărunt. Doamna Rizolin, bătrână și înfumurată, părea o făstămoașă care și-a desăvârșit educația în cabinetul de lectură. Vicontesa de Persemur le privea de sus. La Pat Blanche atingea cu dezgust mâinile acestea de rând. Trecând pragul, toate numai dantele, Clotilde îi spuse Madeleinei. A fost o masă fără cusur. Peste câtva timp vei avea cel mai trucit salon politic din Paris. De îndată ce rămase singur cu George, îl cuprinse în brațe. Ah, iubitul meu, Bellamy, pe zi ce trece te iubesc tot mai mult. Cupeul care îi ducea se clătinea ca o corabie. Nu e ca odaia noastră, spuse ea, și George răspunse. Oh, nu. Dar se gândea la doamna Walter. Capitolul 4. Piața Trinitei era aproape prustie sub soarele acelea strălucitor de iulie. O căldură apăsătoare copleșea Parisul ca și cum aerul de acolo, de sus, îngreunat, ars, un aer necăcios și fierbinte care ardea pietul, s-ar fi revărsat în valuri peste oraș. Cascatele din fața bisericii curgeau moleșite. Obosite și lunevoase se săturaseră parcă și ele de atâta cădere. Iar apa din bazina care pluteau frunze și bucățele de hârtie părea verzduie, groasă, văscoarsă. Un câine sărise pe deasupra marginii de piatră și se scălda în apa aceea murdară. Câțiva inși așezați pe băncile grădiniței care ocolește portalul priveau animalul cu jind.
Duroa scoase ceasul, nu era decât 3. Mai avea de așteptat 30 de minute. Râdea gândindu-se la această întâlnire. Bisericile, își zicea el, îi folosesc în toate împrejurările. O consolează de faptul că s-a căsătorit cu un evreu. Îi îngăduie o atitudine de protest în lumea politică. Îi dau o înfățișare cum se cade în lumea bună și una de post pentru întâlnirile de dragoste. Ce înseamnă și obiceiul de a te folosi de religii ca de ombrele baston? Dacă e timp frumos, e baston. Dacă e soare, e ombrele de soare. Dacă plouă, e ombrele de ploaie. Dacă stai acasă, o lași într-un colț la intrare. Și sunt nenumărate femei de soiul ăsta cărora le pasă de Dumnezeu cât de un ulcior spart, dar care nu îngăduie să-l vorbești de rău, luându-l și de mijlocitor când se ivește prilejul. Dacă li s-ar propune să intre într-un hotel, ar socotea asta o infamie. Li se pare foarte fire să urdească aventuri de dragoste la picioarele altarilor. Mergea încet de-a lungul bazinului, apoi se uită la ceasornicul clopornicei, care era cu 2 minute înainte față de al său. Arăta 3:05. Socoti că s-ar simți mai bine în biserică și intră. O răcoare de pivniță îl învălui, trase vâs o gură de aer în piept, apoi făcu în conjurul naosului pentru a recunoaște locul. Un alt umblet regulat, întrerupându-se din când în când, apoi auzindu-se iar, răspândea din fundul măreței biserici pașilor săi, răsunând sub boltea înaltă. Fu curios să-l vadă la față pe cel ce se plimba. Îl căută. Era un domn pântecos și chel care mergea cu nasul în vânt cu pălăria la spate. Aici și colo, o femeie bătrână, îngenunchiată, se ruga cu obrazul în palme. Un simțământ de singurătate, de pustietate, de pace îți cuprindea sufletul. Colorată de vitrale, lumina era blândă. Giurafă de părere că era strașnic de bine acolo înăuntru. Se reîntoarse lângă ușă și se uită iar la ceas și era abia 3:15. Se așeză în apropiere, părându-i rău că nu se putea fuma acolo. La capătul bisericii, aproape de cort, se mai auzeau încă pași liniștiți ai domnului Chel. Cineva intră. George se întoarse brusc. Era o femeie din popor cu fusta de lână. O biată femeie care căzu în genunchi lângă prima bancă și rămase nemișcată cu degetele împreunate, cu privirea spre cer, cu sufletul înalțat în rugăciune. Durea privea cu luarea minte, întrebându-se ce mâhnire, ce durere, ce deznădejde putea zdrăpi inima aceasta de rând. Murea de foame, se vedea. Poate mai avea și un bărbat care o stâlcea în bătăi sau un copil pe moarte. Își spuse în gând, bietele ființe, sunt atât de mulți oameni care suferă. Și-l cuprinse mânia împotriva firii nemiloase. Apoi spuse că, cel puțin, nenorociți aceștia credeau că acolo sus cineva se îngrijește de ei și că starea lor civilă se află înscrisă în catastifele cerești cu balanța păcatelor și faptelor bune. Acolo sus, unde oare? Și Duroa, pe care liniștea bisericii îl cufundea într-o nemărginită visare, judecând în sinea lui universul rostit din vârful buzilor, totul e o prostie. În foșnec de rochi, el făcu să tresară. Era ea. Se ridică cu grabă și merse să întâmpine. Fără să-i întinde mâna, ea îi șopti. Nu am decât câteva clipe, trebuie să mă întorc acasă. Așa stă în genunchi lângă mine ca să nu fim băgați în seamă. Și ca o femeie care cunoaște bine locul, înainte, prin naosul cel mare, căutând în colț potrivit și retras. Avea obrazul ascuns sub un vâlde și mergea cu pași atât de nebușiți că abia se auzeau. Când ajunse aproape de cor, se întoarse și șopti cu glasul tainic pe care l-au oamenii când vorbesc în biserică. Ar fi mai nimerit mai spre margine. Aici suntem prea în văzul tuturor. Salută artoforul altarului principal cu adâncă înclinarea capului, întărită printr-o mică plecăciune și o cotii la dreapta. Se întoarse puțin înapoi spre intrare, apoi hotărându-se, puse mâna pe un scaunel de rugăciune și în genunchi. George luă alt scaunel care se afla alături și de îndată ce rămaseră nemișcați în atitudinea rugăciunii șopti. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, te ador. Aș vrea să te spun neîncetat, să-ți povestesc cum am început să te iubesc, cum am fost cucerit prima oară când te-am văzut. Îmi vei îngădui într-o zi să-mi golesc inima, să spun toate. Ea l-asculta cu o înfățișare de adâncă îngândurare, ca și cum n-ar fi auzit nimic. Cu obrazul îngropat în palme răspunse. Sunt nebună că ți îngădui să-mi vorbești astfel, nebună că am venit, nebună că fac ceea ce fac, că te las să crezi că această întâmplare poate avea urmare. Uite toate acestea, trebuie și nu mai vorbi niciodată despre ele. Tăcu și așteptă. Josh căută un răspuns, cuvinte hotărătoare, pătimașe, dar neputând adăuga cuvintelor, glasul își simțea acțiunea zădărnicită. Răspunse, nu aștept nimic, nu nădăjduiesc nimic, te iubesc. Orice îi face ce voi spune de atâtea ori, cu atâta putere și căldură, că vei sfârși prin a mă înțelege. Vreau să fac să pătrundă în dumneata dragostea mea, vreau să-ți o picur în suflet cuvânt cu cuvânt, clipă cu clipă, zi cu zi, în așa fel încât să te pătrundă ca o esență căzută picătură cu picătură, să te îmblânzească, să te înmoaie și să deslească mai târziu să-mi răspunzi, și eu te iubesc. Îi simțea umărul lipit de al său tremurând și pieptul săltându-i-se și pe neașteptate o auzi gânând, și eu te iubesc. El a avut atunci o tresărire ca și cum ar fi primit o lovitură puternică, suspină, oh, Dumnezeule!
Iar îl luă cu glas întrătat. Ar fi trebuit oare să spun asta? Mă simt vinovată și vrednică de dispreț. Eu care am două fete. Dar nu pot, nu pot. N-aș fi crezut. N-aș fi crezut niciodată. Mă copleșește. Ascultă, nu am iubit niciodată pe nimeni decât pe dumneata, ți-o jur. Și te iubesc de un an în taina adâncului inimii mele. Ah, am suferit destul și am luptat, dar nu mai pot, te iubesc. Plângea în palmele care îi ascundeau obrazul și tot trupul se cutremura zguduit de emoții. George șopti, dă-mi mâna să o ating, să o simt. Înțe, doamna Walter își lua mâna de pe obraz și George-i văzu fața udă de lacrimi și în vârful genelor o picătură gata să se rostogolească. Lua mâna care se întindea și o ținea strâns. Ah, cum aș vrea să sorb lacrimile? Ei răspunse cu o voce scăzută și obosită care semna cu un geamăt. Nu profita de mine, mă simt pierdută. Lui îi veni să zâmbească. Cum ar fi putut să profite de ea acolo? Îi puse mâna pe care o ținea pe inima lui întrebând. O simți cum bate? Căci îți prăvise toate vorbele pătimașe. Dar de câteva clipe pasul regulat al domnului Gras se auzea tot mai aproape. Făcuse în conjurul altarilor și scobra cel puțin pentru a doua oară prin micul naos din dreapta. Când doamna Walter l-a auzit sostind lângă stâlpul care o adăpostea, îl smulse mâna din strânsoarea lui Joe și își acopri iar față. Rămaseră amândoi nemișcați, îngenunchiați, ca și cum ar fi ridicată împreună spre cer rugi aprinse. Domnul cel chel trecu pe lângă ei, le aruncă privire nepăsătoare și se îndreptă spre ieșire, ținându-și mereu pălăria la spate. Giroa însă, care se gândea cum să obțină o întâlnire în altă parte decât în biserica Trinite, șopti. Unde te văd mâine? Ea nu răspunse, părea neînsuflețită, prefăcută în statuia rugăciunii. El o întrebă. Vrei să ne întâlnim mâine în parcul Monso? Ea întoarse spre obrazul din nou descoperit, un obraz pământiu, crispat de o suferință îngrozitoare și cu un glas întrătea spuse. Lasă-mă, lasă-mă acum, du-te, numai 5 minute, mă chinuiesc prea mult lângă dumneata. Vreau să mă rog, nu pot, pleacă, lasă-mă, te rog, singură, 5 minute. Nu pot, lasă-mă să mă rog lui Dumnezeu, să mă ierte, să mă mântuie, lasă-mă 5 minute. Avea o înfățișare atât de tulburată, o față atât de îndurerată, încât de George se sculă fără să scoată un cuvânt, apoi după o scurtă șoveală întrebă, să nu mă mai întorc. Ea a făcut un semn din cap care voia să însemne, da, întoarce-te, și George se îndreptă spre altar. Atunci ea încercă să se roage, făcu o sforțare supraomenească de a-L invoca pe Dumnezeu pentru a-L chema în ajutor și tremurând din tot trupul cu sufletul deznădăjduit strigă către cer, îndurare. Strângea aproapele cu mânie pentru a nu-L mai vedea pe cel care abia plecase. Și l-a alungat din minte să zbătea să scape de imaginea lui, dar în locul arătării cerești, așteptată în deznădejdea în care se afla, îi apărea mereu mustața zbârlită a lui Dura. Așa lupta în fiecare zi, în fiecare seară de un an, împotriva acestui chin crescând, împotriva acestui chip care îi apărea adesea în vis, care înfierbântea trupul și îi tulbura nopțile. Se simțea ca o fieră încolțită, prinsă într-o capcană, legată, aruncată în brațele acestui bărbat care o înfrânsese, o cucerise, numai prin mustața și culoarea ochilor lui. Și acum în biserica aceasta, atât de aproape de Dumnezeu, se simțea mai slabă, mai părăsită, mai pierdută decât la ea acasă. Nu se mai putea ruga, nu se mai putea gândi decât la el. Abia se depărtase, dar ea și începuse să sufere. Totuși lupta ca o deznădăjduită, se apăra, cerea ajutor cu toată puterea sufletului. Ar fi vrut mai degrabă să moară decât să se piardă așa, ea care nu căzuse niciodată în păcat. Șoptea disperată cuvintele adâncă rugăciune, dar asculta pasul lui George, pierzându-se în depărtarea bolților. Înțelese că se sfârșise, că lupta era zadarnică și totuși nu voia să se dea bătută și-o cuprinse una din acele crize de nervi care trântesc femeile la pământ, palpitând, urlând și zvârcolindu-se pe jos. Tremura din tot trupul dându-se seama că avea să cadă jos, că se va răstogoli printre scaune scoțenții pe ascuțite. Cineva se apropia cu pas grăbit. Doamna Walter întoarse capul să vadă cine e. Era un preot. Atunci se sculea alergă spre el cu mâinile îmbrunate a rugăciunii și bolboroții. Scăpați-mă, scăpați-mă! Preotul s-a oprit uimit. Ce dorești, doamnă? Vreau să mă scăpați, fie-vă milă de mine. Dacă nu-mi veniți în ajutor, sunt pierdută. El o privea întrebându-se dacă nu era cumva nebună și rosti. Ce pot face pentru dumneavoastră? Era un bărbat tânăr, înalt, cam gras, cu obraje bucălați și căzuți, umbriți de barba rasă cu îngrijire, un frumos preot de oraș, de cartier îmbelșugat, un preot obișnuit cu enoriașele bogate. Vreau să mă spovedesc, spuse, sfătuiți-mă, spuneți-mi ce trebuie să fac. Preotul răspunse, spovedesc în fiecare săptămână de la 3 la 6. Doamna Walter îi apucase brațul și îl strângea spunând într-una, nu, nu, acum, numai decât trebuie, e aici, în biserică, mă așteaptă. Preotul întrebă, cine vă așteaptă? Un bărbat care mă va pierde, voi fi a lui dacă nu mă scăpați. Nu mai pot fugi de el, sunt prea slabă, prea slabă, atât de slabă, atât de slabă. Se prăbuși la picioarele lui și plângând cu hohote.
Ah, fieți milă de mine, părinte, scapă-mă, pentru numele lui Dumnezeu, scapă-mă! Îl ținea strâns de sutană ca să nu-i poată scăpa și el, neliniștit, se uita în toate părțile să nu vadă cumva un ochi rovăitor sau cucernic pe femeia aceasta căzută la picioarele lui. Înțelegând în sfârșit că nu va putea să scape, preotul spuse: ridicați-vă un din întâmplări la mine cheia de la confesional, și scotocind în buzunar scoase o verigă plină cu chei. Apoi alese una și se îndreptă cu un pas grăbit spre micile căsuțe de lemn, un fel de les pentru gunoiul sufletesc în care credincioșii își golesc păcatele. Intră prin ușa din mijloc pe care o închise în urma lui și doamna Walter, după ce se repezi în strâmța despărțitură învecinată, bolborosi cu căldură, cu un având pățimeaș de nădejde: binecuvântează-mă, părinte, fiindcă am păcătuit. După ce trecu de altar, Diura coboră spre intrare prin naosul din stânga. Când se apropie de mijlocul lui, deduc cu ochii de domnul Celchel, care mergea cu același pas liniștit și se întrebă: ce caută individul ăsta aici? Celălalt încetinise și el mersul și se uita la George cu dorința vădită de a-i vorbi. Când ajunse lângă el, salută și întrebă foarte curtenitor: vă cer iertare, domnule, că vă tulbur, dar mi-ați putea oare spune când a fost zidită biserica aceasta? Diura răspunsă: drept să vă spun, nu prea știu, cred însă că acum 20-25 de ani. E de altfel prima oară când intru în ea. Și eu n-am mai văzut-o niciodată. Atunci ziaristul, care îi se trezise curiozitatea, rălu: mi se pare că o cercetați cu multe luare aminte, o studiați în amănunt. Celălalt răspunse cu resemnare: nu o cercetez, domnule, îmi aștept soția care mi-a dat întâlnirea aici și care întârzica mult. Apoi tăcu și după câteva clipe: tare e cald afară. Diura îl privea, găsind că avea o înfățișare de om cum se cade, și deodată se gândi că seamănă cu forestie. Sunteți din provincie? Întrebă el. Da, sunt din Râne. Dar dumneata, domnule, a intrat din curiozitate în biserica asta? Nu, eu aștept o femeie. Și după ce altă dată, ziaritul se depărtă cu zâmbetul pe buze. Apropiindu-se de ușa cea mare, o revăzut pe biata femeie nenorocită în genunchi și rugându-se mereu: drage, gândi el, asta cere cu încăpățânare ajutor. Nu mai era mișcat, nu mai plângea. Trecu pe lângă ea și, agale, început să urce naosul din dreapta pentru a o regăsi pe doamna Walter. Căuta de departe cu ochii locul unde o lăsase, mirându-se că nu o zărește. Crezu că a greșit stâlpul, merse până la cel din urmă, apoi se întoarse. Plecase așadar. Era uimit și furios. Apoi îi spuse că poate doamna Walter îl căuta și făcu din nou în conjurul bisericii. Negăsindu-se, întoarse și se așeză pe scaunul pe care stătuse ea, sperând că o să-l caute, și așteptă. Curând, în murmur ușor de glasuri, i-a trase luarea minte. Nu văzuse pe nimeni în colțul acela al bisericii. Atunci de unde vedeau șoaptele? Se sculă pentru a căuta și zări în capela învecinată ușile confesionalului. Un colț de rochi ieșea printr-una din ele și a târnat pe jos. Se apropie pentru a o privi cu băgare de seamă. O recunoscu, se spovedea. Simți o poftă grozavă să o apuce de umeri și să o smulgă din căsuța aceea. Apoi zise: ei, și azi e rândul popii, mâine va fi al meu. Și s-a așezat liniștit în fața acestor ghișe ale pocăinței, așteptând să-i sosească și lui clipa și făcând haz acum de întâmplare. Așteptând de lung. În sfârșit, doamna Walter se ridică din genunchi, se întoarse, îl văzu și se apropie de el. Avea obrazul rece și aspru. Domnule, spuse ea, vă rog să nu mă mai însoțiți și să nu mai veniți singur la mine. Nu veți fi primit, adio. Și plecă pășind cu demnitate. Diura, care se călăuzea după principiul că lucrurile nu trebuie forțate niciodată, o lăsă să plece. Apoi, văzându-l pe preot, puțin ca întulburat, ieșind la rândul său din căsuță, se duse drept la el și, privindu-l țintă în ochi, îi bufni în obraz: dacă n-ai purta fustă, ce pereche de palme ți-aș mai trage peste botul ăsta infect? Apoi se răsuci pe călcâie și ieși din biserică fluierând. Sub portală, în picioare, domnul cel pântecos, cu pălăria pe cap, sătul de așteptare, cu cutreiera cu privirea mare a piață și străzile ce dau în ea. Când Diura a trecut pe lângă el, se salutară. Neavând nimic de făcut, ziaristul se duse la Vie Française. De cum intră, văzut după înfățișarea preocupată a băieților că se petreceau lucruri neobișnuite și intră brusc în biroul directorului. Papa Walter, în picioare, nervos, dicta un articol cu fraze întretăiate. Dădea între două aliniate în sărcină reporterilor care îl înconjurau, indicații lui Boarenar și deschidea scrisori. Când intră Diura, patronul scoase un strigă de bucurie. Ah, ce noroc, uite-l pe Bellamy! Se opri brusc, puțin zăpăcit, și își ceru scuze. Te rog să mă ierți că ți-am spus așa, dar sunt foarte tulburat din pricina evenimentelor. Știi, tot auzindu-mi nevasta și fetele spunându-ți de dimineață până seara Bellamy, am ajuns să prind și eu obiceiul. Nu e supărat pe mine. George râdea. Nici de cum. Porecla asta nu-mi displace deloc. Papa Walter reluă. Foarte bine, atunci o să zic și eu Bellamy că toată lumea. E bine. Iată, au avut loc evenimente grave. Guvernul a căzut în urma unui vot de 310 glasuri contra 102.
Vacanța noastră s-a amânat la calendele grecești și iată-ne în 28 iulie. Spania se supără din pricina Marocului, ceea ce de altfel a produs prăbușirea lui Duran de la Ney și a ciracilor săi. Suntem băgați într-o încurcătură tare urâtă. Maro este însărcinat să alcătuiască noul guvern. Îl ia pe generalul Bouton d'Acre la război și pe prietenul nostru la Roche-Mathieu la afacerile străine. El păstrează ministerul de interne și președinția Consiliului. Vom deveni un ziar oficios. Fac articolul de fond, o simplă declarație de principii arătând ministrilor calea de urmat. Papa Walter zâmbi și se corectă. Drumul pe care au de gând să-l urmeze, bineînțeles. Dar mi-ar trebui ceva asupra problemei Marocului, ceva care să merite luarea minte, un articol de actualitate, o cronică de efect, de senzație, mai știu ce, găsește-mi dumneata asta. Giura stătu pe gânduri o clipă, apoi răspunse. Am ce vă trebuie. Vă dau un studiu asupra situației politice a întregii noastre colonii africane, cu Tunisul la stânga, Algeria la mijloc și Marocul la dreapta, istoria semințiilor ce populează acest mare ținut și descrierea unei scurte călătorii pe granița marocană până la oaza cea mare de la Finnic, în care n-a pătruns niciun european și care este pricina actualei neînțelegeri. Vă convine? Papa Walter izbucni. Strașnic! Și cum ai să-l intitulez? De la Tunis la Tanger. Minunat! Și Giura se duse să caute în colecția ziarului amintirile unui soldat din Africa, primul său articol care cu un alt titlu cârpăci și schimba s-ar potrivi din cap în cap. De vreme ce era vorba de el, de politica colonială, de băștinași algerieni și de o călătorie în provincia Oran. În 3/4 de ceas, articolul fu refăcut, cărpit, pus la punct, cu un iz de actualitate și laude pentru noul guvern. Directorul, după ce îl citi, spuse convins. E minunat, 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 ești un om de aur, felicitările mele. Și Dura se întoarce acasă pentru a lua masa, încântat de ziua care trecuse cu toată înfrângerea suferită la Trinite, căci își dădea bine seama că partida fusese câștigată. Madeleine îl aștepta plină de neastâmpăr, văzându-l strigă. Știi că la Roșie e ministru al afacerilor străine? Da, am făcut chiar un articol asupra Algeriei în legătură cu asta. Ce articol? Îl știi, primul pe care l-am scris împreună, amintirile unui soldat din Africa care ai văzut și adăugit pentru a-l actualiza. Madeleine zâmbi. Ah, da, să știi că se potrivește foarte bine. Apoi după ce stătu pe gânduri câteva clipe. Mă gândesc la urmarea aceea pe care trebuia să o scrie atunci și pe care ai lăsat-o baltă. O putem face acum. Ar da o serie frumoasă, foarte potrivită cu situația actuală. Așezându-se la masă, George răspunse. Desigur, acum că încornoratul de forestie a murit, nimic nu ne mai stă în cale. Ea răspunse scurt cu un glas tăios jignit. Gluma asta e mai mult decât necuvincioasă și te rog să-i pui capăt. Ține de prea multă vreme. El era gata să răspundă batjocoritor când i s-a adus o telegramă neînsemnată care nu cuprindea decât atât. Îmi pierduse în firea. Iartă-mă și vină mâine la 4 în parcul Monceau. Înțelese și cu inima plină dintr-o dată de bucurie, spuse soției sale, băgând hârtia albastră în buzunar. N-am să mai fac, draga mea, eu prostie, recunosc. Și începu să mănânce. Mâncându-și tot repeta aceste câteva cuvinte. Îmi pierduse în firea, iartă-mă și vină mâine la 4 în parcul Monceau. Așadar se dădea învinsă. Asta însemna mă supun, sunt adumitale, unde vei vrea, când vei vrea. Începu să râdă. Madeleine întrebă, ce ai? Nu-i nimic. Mă gândesc la un preot pe care l-am întâlnit azi după amiază și care avea o mătră plină de haz. Giura sosit tocmai la timp la întâlnire. Pe toate băncile parcului stăteau așezați burghezi copleșiți de căldură și slujnice leneșe ce păreau că visează, în timp ce copiii se tevăleau în nisipul cărărilor. O găsi pe doamna Walter în mica ruină antică unde curge un izvor. Făcea înconjurul arenei cu o înfățișare îngrijorată și nenorocită. După ce el îi sărută mâna, i-a spuse: ce lume multă în grădina asta! El se folosi de prilejul acesta și zise: da, adevărat, vrei să mergem în altă parte? Dar unde? Oriunde, într-un cupeu de pildă. Vei cobori perdeaua în partea dumitale și vei fi la adăpost. Da, e mai bine, și aici mor de frică. Atunci, peste 5 minute, mă vei găsi la partea care dă spre bulevardul de alături. Voi sosi acolo cu un cupeu și plecă în goană. De îndată ce se așezară în cupeu și acoperi bine fereastră din partea ei, doamna Walter îl întrebă: unde i-ai spus birjarului să meargă? George răspunse: nu te îngriji de nimic, știe el. Dăduse omului adresa locuinței din râdul Constantinople. Doamna Walter reluă: nu-ți dai seama cât sufer din pricina dumitale, cât sunt de frământate și de chinuite. Ieri în biserică am fost aspru, dar voiam să fug orice preț de dumneata. Mi-e atât de frică să rămân singur cu dumneata. M-ai iertat? El îi strângea mâinile. Da, ce nu ți-aș putea ierta când te iubesc cum te iubesc? Ea îl privea rugător. Ascultă-mă, trebuie să-mi făgăduiești că mă vei respecta, că nu vei, altfel nu te-aș mai putea vedea.
La început, Iurea nu răspunse nimic. Avea pe buze zâmbetul acela ușor care tulbura femeile. În cele din urmă șopti: sunt robul dumitale. Atunci a început să-i povestească cum băgase de seamă că îl iubește, atunci când aflase că se întoară cu Madeleine Forestier. Dezvăluia amănunte, date, lucruri intime. Deodată tăcu. Cupeul se oprise. Diura deschise portiera. Unde suntem? Întrebă ea. Diura răspunse: coboară și intră în casa asta, aici vom fi mai liniștiți. Dar unde suntem? La mine casă. E locuința mea de burlac pe care am reînchiriat-o pentru câteva zile, spre a avea un colțișor unde să ne putem vedea. Ea se agățase de mătasa cupeul, înspăimântată la gândul acestei întrevederi și băicuia. Nu, nu vreau, nu vreau, Diura spuse cu glas hotărât. Îți jur că te voi respecta. Nu vezi să uită lumea la noi, or să se strângă oameni în jurul nostru. Grăbește-te, coboară. Și spuse iar: îți jur că te voi respecta. Din pragul prăvălii, un curciumare privea cu un aer curios. Doamna Walter fu cuprinsă de spaimă și se repezi în casă. Era gata să urce scară când George îi apucă brațul. Ia aici jos! Și o împinse în locuința lui. De îndată ce închise ușa, o cuprinse în brațe ca pe o pradă. Ea se zbătea, lupta, bălborosea. Ah, Doamne, Dumnezeule! George o sărta cu furie pe gât, pe ochi, pe gură, fără ca ea să poată scăpa de mângâierile lui pătimașe. Și respingându-l, ferindu-se de gura lui, îi înapoia fără să vrea sărutările. Deodată încetă să se mai zbată și învinsă, resemnată, să lăsă dezbrăcată. Cu mâini ușoare de cameristă, George scotea una câte una repede și cu îndemnare tot ce avea pe ea. Ea izmulse din mâini bluza pentru a-și ascunde fața în ea și sta nemișcată, albă de tot în mijlocul hainelor căzute la picioare. George îi lăsă ghetele și o duse în brațe spre pat. Atunci îi șopti la ureche cu glas stins: Îți jur că n-am avut niciodată un amant. Ca o fată care ar fi spus. Capitolul 5. Venise toamnă. Familia Duroy își petrecuse toată vara la Paris, ducând în scurta vacanța deputaților o campanie energică în ziarul Vie Française pentru susținerea noului guvern. Cu toate că era în primele zile ale lui octombrie, camerele aveau să-și reiasă ședințele, deoarece încurcăturile cu Marocul deveneau amenințătoare. De fapt, nimeni nu credea într-o expediție spre Tanger, deși în ziua închiderii Parlamentului, un deputat de dreapta, contele de Lambert Sarrazin, într-o cuvântare plină de duh, aplaudată chiar de către deputații de centru, spusese că e gata să facă rămășac și să-și pună zăloc mustața, cum făcuse pe vremuri un faimos vice-rege al Indilor, în schimbul favoritelor președintelui de Consiliu, că noul guvern nu va preceta să limite pe cel vechi și să trimite la Tanger o armată ca perechea cele din Tunis, din dragoste pentru simetrie, așa cum pui două vase pe un cămin. Și adăugase: într-adevăr, domnilor, pământul Africii este pentru Franța un cămin, un cămin în care arde cel mai bun lemn al nostru, un cămin care consumă mult și care se aprinde cu biletele băncii Franței. V-ați îngăduit fantezia de a împodobi colțul din stânga cu un bibelot tunisian care vă costă scump. Veți vedea că domnul Maro va încerca să-și imite predecesorul, împodobind colțul din dreapta cu un bibelot marocan. Cuvântarea aceasta rămasă faimoasă-i servise lui Duroy drept temă pentru 10 articole asupra coloniei algeriene, întreaga serie întreruptă pe vremea debutului său la ziar. Sprijinise în ele cu hotărâre planul unei expediții militare, deși era convins că nu avea să aibă loc. Făcuse să răsune coarda patriotică și atacase Spania cu tot arsenalul de argumente disprețuitoare ce se întrebuințează împotriva țărilor, ale căror interese sunt potrivnice țării sale. Ziarul Vie Française dobândise o foarte mare însemnătate din pricina cunoscutelor lui legături cu guvernul. Publica, înaintea cotidienilor serioase, știrile politice, strecura cu dibăcii intențiile prietenilor săi miniștri și toate ziarele din Paris și provincii culegeau știrile din paginile lui. Era citat, temut, începea să fie vrednic de respect. Nu mai era foaia îndoielnică a unei cete de gheșeftari politici, ci organul recunoscut al guvernului. La Roche-Mathieu era sufletul ziarului și Duroy trâmbița lui. Se spunea că papa Walter, deputată cu și director șiret, pricepându-se să rămână întotdeauna în umbră, se ocupa pe ascuns de o mare afacere de mine de aramă din Maroc. Salonul doamnei Duroy devenise un loc de frunte, unde se întâlneau în fiecare săptămână câțiva din membrii guvernului. Președintele Consiliului luase chiar de două ori masa la ea, iar soțiile oamenilor de stat care șovăiau altădată să-i calce pragul, se lăudau acum de fi prietene și îi făceau mai multe vizite de politețe decât primeau din partea ei. Ministrul afacerilor străine era ca și stăpânul casei. Venea la orice oră aducând telegrame, știri, informații pe care le dicta fie soțului, fie soției, ca și cum i-ar fi fost secretari. Când după plecarea ministrului Duroy rămânea singur cu Madeleine, își dădea drumul mâniei cu amenințări în glas și insinuări perfide, strecurate printre cuvinte împotriva purtărilor acestui parvenit lipsit de merit.
Dar ea ridică din umeri cu dispreț, răspunzând mereu același lucru. Fă și tu ca el, fă-te ministru și atunci ai să poți face pe grozavul. Până atunci, taci din gură. El își răsucea mustața privind-o pieziș. Nimeni nu știe cât îmi poate pielea, spunea el. Se va afla poate într-o zi. La care ea răspundea filozofând. Cine va trăi, va vedea. În dimineața deschiderii camerelor, Madeleine încămpă de mii de sfaturi soțului, care se îmbrăca să se ducă la prânz la domnul La Roche-Mathieu, pentru a primi înaintea ședinței instrucțiuni în legătură cu articolul politic de a doua zi din Vie Française, ce urma să fie un fel de declarație oficioasă a adevăratelor planuri ale guvernului. Madeleine spune, nu uita mai ales să-l întreb dacă generalul Beloncle este trimis la Oran, cum era vorba, asta ar fi plin de tâlc. Enerva George răspunse, dar știu tot atât de bine ca și tine ce am de făcut, nu mai îmi bate capul cu trâncăneala ta. Madeleine reluă liniștită. Dragul meu, uiți întotdeauna jumătate din însărcinările pe care ți le dau pentru ministru. George bombăni. Mă plictisește la urma urmei ministrul tău, e un gogoman. Madeleine răspunse calm. Nu e mai mult ministrul meu decât al tău. Mai folositor însă ți este ție decât mie. George se întoarse puțin spre ea zâmbind batjocoritor. Să fim iertare, mie nu-mi face curte. Iar o stirar. Nici mie de alminter, dar mulțumită lui facem avere. George tăcu, după câteva clipe spuse. Dacă aș avea de ales între adoratorii tăi, cred că mai degrabă la nătărul acela bătrân de vodreg m-aș opri. Ce mai e cu el? Nu l-am mai văzut de o săptămână. Madeleine răspunse fără să se tulbure. E bolnav. Mi-a scris chiar că stă în pat cu un acces de podagră. Ar trebui să treci pe el să întreb ce face. Știi că ține mult la tine și asta i-ar face plăcere. George răspunse. Da, mă voi duce negreșit după masă. Sfârșise cu îmbrăcatul și cu pălăria pe cap, cercetă să vadă dacă n-a uitat ceva. Nu-i găsit nimic, se apropie de pași și sărută soția pe frunte. Pe diseară, draga mea, nu mă întorc decât cel mai devreme la 7. Și ieși. Domnul La Roche-Mathieu l-aștepta. Prânzea în ziua aceea la 10, consiliul trebuie să se țină la amiază înaintea deschiderii parlamentului. De îndată ce se așezară la masă, doar cu secretarul particular al ministrului, doamna La Roche-Mathieu, nevoind să-și schimbe ora mesei, Dura vorbi despre articolul său și îl schiță, cercetându-și însemnările măzgălite pe cărți de vizită. Apoi, după ce sfârșit, întrebă. Credeți că ar fi ceva de schimbat, scumpul meu ministru? Foarte puțin, dragul meu prieten. Ești poate cam prea categoric în chestiunea Marocului. Trebuie să vorbești despre expediții ca și când ar urma să aibă loc, dar lăsând să se înțeleagă că nu va avea loc și că dumneata nu crezi cât uși de puțin în ea. Fă ca publicul să citească printre rânduri că nu avem de gând să ne becăm în încurcătura asta. Foarte bine, am înțeles și mă voi face înțeles. Soția mea m-a însărcinat să vă întreb în legătură cu asta dacă generalul Beloncle va fi trimis la Oran. După ce le spuse, conchid că nu. Bărbatul de stat răspunse nu. Apoi vorbirea despre sesiunea care se deschidea și La Roche-Mathieu începu să preroleze pregătind efectul frazelor pe care avea să le reverse câteva ceasuri mai târziu asupra colegilor săi. Gesticula tot timpul cu mâna dreaptă ridicând în sus, când furculița, când cuțitul, când o bucățică de pâine și fără să privească pe nimeni, adresându-se unei adunări nevăzute, își revărsa elocința siropoasă de băiat frumos și spilcuit. O mustață foarte mică răsucită își ridica pe buze vârfurile încovrigate ca două coși de scorpion, iar părul uns cu pomadă și despărțit la mijloc se rătungea pe tâmple în două colțuri late de fante provincial. Era puțin cam gras și cam buhăit, deși încă tânăr. Pe burtă vestea stătea să crape. Secretarul particular mânca și bea liniștit, obișnuit fără îndoială cu aceste revărsări de limbuție. Dura însă, căreia gelozia succesului obținut de la roșii rodea inima, gândea. Mai lasă-nă, tărăule, ce imbecil sunt oameni ăștia politici! Și comparând meritul său cu înfumrarea limbută a acestui ministru, spunea. Ehei, dacă aș avea 100.000 de franci să-mi pun candidatura la mine, la Rouen, și să-i înfășor în aluatul și retinei lor grosolane pe normanzii mei de treabă, pișicher și grăi, ce om de stat aș fi pe lângă pușlamalele astea fără cap. Domnul La Roche-Mathieu vorbi până la cafea, apoi băgând de seamă că se făcuse târziu, sună să-i se aducă trăsura la scară și întinzând mâna ziaristului spuse. Ne-am înțeles, prietene. Minunat, scumpul meu ministru, bizuiți-vă pe mine. Și neavând nimic de făcut până la ora 4, când trebuia să se ducă în Rue de Constantinople ca să se întâlnească cu doamna de Marel, pe care continua să o vadă regulată de două ori pe săptămână, lunea și vinerea, Durau o pornia gală spre ziar pentru a-și începe articolul. Intrând însă la redacție, se înmână o telegramă închisă. Era de la doamna Walter, care îi scria. Trebuie neapărat să-ți vorbesc astăzi, e foarte, foarte serios. Așteaptă-mă la ora 2 în Rue de Constantinople. Îți pot face un mare serviciu. Prietena ta până la moarte, Virginie. Blestemă, fie ar să fie, ce scai, și fierbând de necaz, plecă numai decât la ziar, prea scos din fire ca să mai poată lucra. De 6 săptămâni încerca să o rupă cu ea, fără a izbătit totuși să-i obosească dragostea îndrăjită.
După ce greșise, doamna Walter avusese un înspăimântător acces de remușcări și în trei întâlniri la rând își copleșise amantul cu măstrăși și blesteme. Plictisit de aceste scene și săturat de femeia aceasta matură și dramatică, se îndepărtase pur și simplu de ea, nădăjduind că în felul acesta aventura va lua sfârșit. Atunci însă doamna Walter se agățase de el nebunește, aruncându-se în dragostea asta cum te arunci în apă cu o piatră de gât. Dura se lăsase din nou prins din slăbiciune, din complezență, din considerație, și ea îl încântușase într-o dragoste neînfrânată și obositoare, terorizându-l cu tandreța ei. Voia să-l vadă în fiecare zi, îl chema neîncetat prin telegrame la întâlniri scurte în colțul străzilor, într-o prăvălie, într-o grădină publică. Îi repeta atunci în câteva fraze întotdeauna aceleași că îl iubea ca o nebună și că era idolul ei, apoi îl părăsea jurându-i că e fericită că l-a văzut. Era cu totul altfel decât o visease. Încerca să-l cucerească prin grație de fetiță, prin copilării caragioasă la vârsta ei. Fiind până atunci absolut cinstită, cu o inimă pură, închisă oricărui simțământ de dragoste, străină de bucuriile trupești, iubirea care o cuprinsese dintr-o dată pe femeia aceasta cu minte, a cărei maturitate liniștită părea o toamnă lipsită de soare după vară friguroasă, fusese un fel de primăvară vestejită, plină de floricele pipernicite și de mugurofiliți, înainte de a se deschide. O ciudată izbucnire de dragoste juvenilă și târzie, arzătoare și naivă, alcătuită din neașteptate avânturi, din mici țipete de fetișcană de 16 ani, din mângâieri supărătoare, din grație îmbătrânită, fără să fi fost vreodată tânără. Îi scria 10 scrisori într-o singură zi, scrisori neroate, smintite, într-un stil ciudat, poetic și caragios, înflorit ca al indienilor, plin de nume de animale și păsări. De-ndată ce erau singuri, îl săruta cu diezmerdări greoaie de ștrengăriță dolofană, cu țuguieri caragioase de buze și giumboși lucruri ce făceau să-i salte sub stofa rochiei pieptul prea greu. Era mai ales cârbii sau despână, șoricelul meu, cățelușul meu, pisoiul meu, giuvaierul meu, păsărica mea albastră, comoara mea și să vadă oferindu-se de fiecare dată, după mică comedie de sficiune copilărească, de gesturi de teamă pe care ea le socotea drăguțe și de mici strâmbături de școlăriță coruptă. Îl întreba, mea cui e gura asta? Și când George nu-i răspundea îndată, ea mea stăruia atât până îl scotea din sărite. Ar fi trebuit să simte, îi se părea lui, că în dragoste trebuie un tact, o îndemânare, o înțelepciune și o măsură nespus de mare, că dăruindu-se ea matură, mamă de copii, femeie de lume, trebuia să o facă cu gravitate, cu un fel de violență stăpânită, aspră, poate chiar cu lacrimi, dar cu lacrimi de Didonă, nu de Julietă. Ea repeta neîncetat. Ah, te iubesc, micuțul meu, spune-mi, copilașul meu, tu mă iubești tot atât de mult? El nu mai putea să o audă rostind micuțul meu sau copilașul meu, fără să nu-i vie poftă să-i spune bătrânica mea. Și mai spunea, ce nebune am făcut că m-am dat ții, dar nu-mi pare rău, e așa de bine să iubești. Toate acestea venind din gura ei se păreau lui George foarte supărătoare. Ea șoptea, e așa de bine să iubești ca o ingenuă pe scenă. Și apoi îl irita stângăcia dezmierdărilor ei, descoperind pe neașteptate bucuria simților sub sărutările acestui bărbat frumos care i-a prins atât de puternic sângele, punea în dragoste o înfocare stângace și o stârguință plină de seriozitate ce stârneau în el pofta de râs și îl făceau să se gândească la oamenii care încearcă să învețe să citească la bătrânețe. Și când ar fi trebuit să-l strivească în brațe, privindu-l arzător cu ochii aceia adânci și peste măsură de gravi, pe care îi iau unele femei veștejite, superbe în ultima lor dragoste, când cu gura tăcută și tremurătoare ar fi trebuit să-l muște și să-l zdrobească sub trupul ei greu și fierbinte, obosit, dar nesățios, ea se suțuia ca o ștrengăriță și vorbea peltic ca să fie mai atrăgătoare. Te iubesc mult, dragul meu, te iubesc mult, dezmeală-o frumos pe nevestica ta. Venea atunci o poftă nebună să înjure, să-și ia pălăria și să plece trântind ușa. La început se văzuseră adesea în râdiu Constantinople, dar Duroa, care se temea să nu dea peste doamna de Marel, găsea cu mii de motive ca să scape de aceste întâlniri. Trebuia atunci să se ducă aproape în fiecare zi la ea acasă, când pentru a prânzi, când pentru a cina, unde ea îi strângea mâna pe sumasă și îi cerșea sărutări pe după uși. El însă își petrecea vremea mai ales jucându-se cu Suzanne, care îl înveselea cu năzbâtile ei. În capul acela de păpușă mocnea o minte ageră și scăditoare, surprinzătoare și vicleană, care se fudulea ca o marionetă de bălci. Își bătea joc de toți și de toate cu o ironie mușcătoare. George îi ținea hangul, îi atâța pornirile, amândoi înțelegându-se de minune. Îl chema mereu, ascultă, Bellamy, vină încoace, Bellamy. Atunci el o părăsa numai decât pe mamă pentru a alerga la fată, care șoptea cine știe ce răutate la ureche, de care râdeau amândoi din toată inima. Dezgustat de dragostea mamei, ajunsese să resimte pentru ea o scârbă de neînvins. Nu mai putea nici să o vadă, nici să o audă, nici să-și o reamintească fără furie. Înceta așadar să mai meargă la ea ca să-i mai răspundă la scrisori și să se mai îndoplece la chemările ei.
Ea înțelese în sfârșit că nu mai iubea și suferi îngrozitor, dar se înverșună. Îl pândi, îl urmări, îl aștepte într-un cupeu cu perdelele lăsate la intrarea ziarului, la partea casei, pe străzile unde nădăjduia că va trece. Lui Duroy venea să o înjure, să o bată și să-i spună verde în față. Gata, ajunge. M-am săturat, mă plictisești. Dar păstra totuși oarecare măsură din pricina situației lui la vie française și căuta prin multă răceală, printr-o asprime învăluită în respect și uneori chiar prin vorbe grele să facă să înțeleagă că legătura dintre ei trebuia să ia sfârșit. Ea se încăpățâna mai ales să umble cu șiretlicuri ca să-l atragă în râul de Constantinople și îl tremura de teamă ca nu cumva cele două femei să se întâlnească într-o zi față în față în ușă. Din potrivă, dragostea lui pentru doamna de Omarel crescuse în timpul verii. O numea piciului și hotărâ lucru o plăcea. Firele lor se asemănau, fără îndoială. Amândoi făceau parte din tacma zvânturată a boemilor, mondeni care, fără să le treacă prin minte, se aseamnă foarte mult cu haimanarele de drumul mare. Petrecuseră o vară de dragoste fermecătoare, o vară de studenți care benchetuiesc fugind din Paris ca să se ducă să prânzească sau să cineze la Argenteuil, la Bougival, la Maison, la Poissy, petrecând ceasturi întregi într-o luntre, să culeagă flori de-a lungul malurilor. Clotilde adora pești de Sena prăjiți, saramura cu mușdei și plachia de pește, umbrarele cărciumilor și strigătele luntrașilor. Lui îi plăcea să plece cu ea pe o zi senină pe platforma trenurilor care mergeau în împrejurim și să străbată fecânșotii câmpia urâtă din jurul Parisului pe care se înalță monstruoase vile burghezi. Și, când era nevoie să se întoarcă pentru a cina la doamna Walter, o ura pe bătrâna amantă înverșunată, amintindu-și de cea tânără de care se despărțise și care culesese floarea dorinței și o stoise avându-l pe malul apei în ierburi. Credea că în sfârșit scăpase de doamna Walter, care îi mărturisise fără înconjur, aproape brutal, hotărârea sa de a o rupe cu ea când primi la ziar telegrama prin care îl chema la ora 2 în râul de Constantinople. Recita telegrama mergând. Trebuie neapărat să-ți vorbesc astăzi. E foarte, foarte serios. Așteaptă-mă la ora 2 în râul de Constantinople. Îți pot face un mare serviciu. Prietena ta până la moarte, Virginie. Gândea, ce mai fi vrând iar de la mine bufnița asta bătrâne? Pun rămășa că n-are nimic să-mi spună. Îmi va repeta că mă iubește la nebunie. Totuși trebuie să fie ce fi. Vorbește de un lucru foarte serios și de un mare serviciu. Poate e adevărat. Și Clotilde vine la 4. Trebuie să-i fac vâncele din tine cel mai târziu la 3. Drace, numai de nu s-ar întâlni. Păcătoase mai sunt și femeile astea. Și îi spuse că soția lui era într-adevăr singura care nu-l hărțea niciodată. Ea își vedea de viața ei și părea că îl iubește mult, dar numai în orele hărăzite pentru dragoste, fiindcă nu îngădea să fie tulburată rânduiala îndelenicirilor obișnuite ale vieții. Se îndrepta agale spre locuința lui de întâlniri, întărătându-se singur împotriva patroanei. Ah, ce primire am să-i mai fac dacă nu avea să-mi spună nimic. Franțuzească lui Chambrun ar fi academică pe lângă mea. Mai întâi am să mă declar că n-am să-i mai calc pragul. Și intră să o aștepte. Ea să se aproape numai decât și cum îl exclamă. Ah, ai primit telegrama mea, ce noroc! George își lua să atitudinea la o tăcioasă. Pe naiba, am găsit-o la ziar tocmai în clipa că mă pregăteam să plec la cameră. Ce mai vrei de la mine? Ea își ridica sevelul ca să-l sărute și se apropie cu un aer sioș și supus de cățelușă bătută adesea. Ce crud ești cu mine! Ce aspru îmi vorbești! Ce ți-am făcut? Nu ți închipi cât mă chinuiești! El mă urmăi. Sper că n-ai de gând să începi iar. La picioare lângă el, doamna Walter aștepta un zâmbet, o mișcare pentru a-i se arunca în brațe. Șopti. Nu trebuia să ții să fiu a ta ca să te porți așa cu mine. Trebuia să mă fi lăsat în pace, fericită cum eram. Îți aduce aminte ce îmi spuneai în biserică și cum ai făcut să intru cu deasila în casa asta. Și acum iată cum mă vorbești. Doamne Dumnezeule, cât mă chinuiești! El bătu din picior și spuse cu furie. Ascultă, știi ce? M-am săturat. Nu te mai pot vedea un minut fără să aud cântecul ăsta. Parcă te-aș fi avut la 12 ani nevinovată ca un înger. Nu, draga mea, să precizăm faptele. N-a fost o ademenire de minoră. Mi te-ai dat în plină maturitate minții. Îți mulțumesc. Îți sunt nemărginit de recunoscător, dar nu sunt ținut să rămân legat de fusta ta până la moarte. Tu ai bărbat, eu nevastă. Nu suntem liberi nici unul, nici celălalt. Ne-am făcut o toan. Acum gata. Nu te cunosc, nu mă cunoști. Ah, ce mojic ești, ce grăsolan, ce nemernic! Nu, nu mai eram o fată, dar nu iubisem niciodată. Nu greșisem niciodată, spuse ea. El îi tăie vorba. Știu, mi-ai spus-o de 100 de ori, dar ai 2 copii, așadar nu te-am dezvirginat eu. Ea se dădu înapoi. Ah, George, ce mârșăvie! Și ducându-și mâinile la piept, începe să se înăpușe de suspine. Când văzu că îi dau lacrimile, Duroy își luă pălăria de pe colțul căminului. Așa, ai de gând să plângi. Atunci bună ziua, pentru asta mă chemasești? Ea făcu un pas ca să taie drum și, scoțând repede o batistă din buzunar, își șterse ochii cu o mișcare bruscă. Sub sforțarea voinței, glasului căpăta forță și gătuită de durere spuse. Nu, venisem să-ți dau o veste.
O știre politică. Să-ți dau putința să câștigi 50.000 de franci, sau chiar mai mult dacă vrei. Îmblânzind dintr-o dată, Durand întrebă. Cum asta? Ce vrei să spui? Ieri seara am surprins o discuție între soțul meu și La Roche. De altfel, nici nu se ascundeau prea mult de mine. Dar Walter îl sfătuia pe ministru să nu-ți spună secretul pentru că l-ai dezvăluit. Durand își pusese pălăria pe un scaun, aștepta plin de luarea minte. Atunci ce este? Au să pună mâna pe Maroc. Ai, da, de. Am prânzit cu La Roche, care mi-a dictat aproape cuvânt cu cuvânt ce are de gând să facă guvernul. Nu, dragul meu, te-au tras pe sfoar, fiindcă se tem să nu se afle ce au pus la cale. Stai jos, spuse George. Și s-a așezat și el într-un fotoliu. Atunci doamna Walter trase în scaunel și se ghemui pe el între genunchiul lui Durand. Apoi reloc cu o voce mânghitoare. Cum mă gândesc mereu la tine, bag de seamă la tot ce se vorbește jurul meu. Și începu să-i spună încet, cum de câteva vreme, ghicise că pregăteau ceva fără știrea lui, că îl foloseau temându-se însă de ajutorul lui. Și spune, știi, când iubești, devii șireată. În sfârșit, în ajun, înțelesese. Era o mare afacere, o foarte mare afacere pregătită în umbră. Acum zâmbea mulțumită de îndemânarea ei. Se înflăcărea vorbind ca o soție de financiar obișnuită să vadă urzințe, loviturile de bursă, mișcarea valorilor, scăderile și creșterile neașteptate ce se răcesc în două ceasuri de speculă mii de burghezi, de rentieri modești care și-au investit banii puși deoparte în niște afaceri garantate de numele unor oameni politici sau de bancă prețuiți și respectați. Spunea într-una, ah, e o lovitură de baci, o lovitură mare. De-al minter, Walter a condus totul și el se pricepe. E într-adevăr de prima mână. Pe jos, pregătirile acestea îl făceau să-și piardă răbdarea. Haide, spune repede. E bine, iată, expediția la Tanger era hotărâtă între ei din ziua în care La Roche a venit la afacerile străine. Și încetul cu încetul au răscumpărat tot împrumutul marocan care scăzuse la 64 sau 65 de franci. L-au răscumpărat cu foarte multă îndemânare prin mijlocirea unor agenți îndoielnici necinstiți care nu inspirau nicio încredere. I-au păcălit chiar pe Rothschildzii, care se mirau văzând că se cer mereu titlurilor marocane. El s-a răspuns numindu-li se mijlocitorii, toți pătați, toți stând prost cu afacerile. Asta a liniștit Marea Bancă. Și acum se va face expediția și de îndată ce vom fi acolo, statul francez va garanta datoria. Prietenii noștri vor câștiga dintre asta 50-60 de milioane. Înțelegi care e afacerea? Înțelegi de asemenea cât de teamă le este de toată lumea, teamă de cel mai mic cuvânt care s-ar afla. Își sprijinise capul de vesta lui și cu brațele așezate pe picioarele lui se strângea, se lipea de el, simțind foarte lămurit că acum îi trezise interesul și era gata să facă orice pentru mângâiere, pentru un zâmbet. George întrebă, e sigură? Oh, te cred, răspunse ea convinsă. George declară, într-adevăr o lovitură grozavă, că despre scârnăvia de La Roche are să-mi cadă el odată în mână. Ah, nemernicul, să bage de seamă, să-l jupoi de piele de ministru. Apoi început să se gândească din nou și murmură. Oricum, nu trebuie să scap ocazia asta. Mai poți cumpăra titlul de împrumut, spuse ea. Nu s-a urcat decât la 72 de franci. Durare lă. Da, dar n-am bani gheață. Doamna Walter ridică ochii spre el, niște ochi rugători. M-am gândit și eu la asta, puișorile, și dacă ai fi foarte, foarte drăguț, dacă ai ține puțin la mine, mai lăsa să te împrumut. El răspunse scurt, aproape toios. A, nu! Ea șopti cu glas rugător. Ascultă, e un lucru pe care l-ai putea face fără să împrumuți bani. Voiam să-mi cumpăr de 10.000 de franci titluri din împrumutul ăsta pentru a-mi face mic fond al meu. E bine, voi cumpăra de 20.000. Te iau părtași pe jumătate. Îți dai seama că n-am să restitui lui Walter banii aceștia. Așadar, pentru moment, nu e nimic de plătit. Dacă izbutește afacerea, câștigi 70.000 de franci. Dacă nu izbutește, îmi vei fi dator 10.000 de franci pe care mi vei plăti când vei putea. George mai spus odată. Nu, nu-mi plac deloc combinațiile astea. Atunci doamna Walter argumentă pentru a-l hotărâ. Îi dovedi că de fapt se împrumuta pe onoare cu 10.000 de franci, că putea să și pierdă, că ea nu-i dădea nimic de vreme ce plățile erau făcute de banca Walter. În afară de asta îi mai demonstră că el fusese cel care dusese toată campania din vii francez, întreaga campanie politică ce făcea cu putință această afacere, că ar fi un prost să nu se folosească de ea. El tot mai șovăia încă. Ea adăugă. Dar gândește-te că în fond Walter e cel care îți împrumută acești 10.000 de franci și că tu i-ai făcut servicii care valorează cu mult mai mult. Ei bine, fie, spuse el. Merg la parte cu tine. Dacă pierdem, îți voi da înapoi 10.000 de franci. Ea se arăta atât de mulțumit încât se sculea în picioare, îi cuprinse capul între palme și începe să-l sarute cu lăcomie. La început, George nu se fri deloc, dar cum i-a prindea curaj îmbrățișindu-l și înăbușindu-l cu dezmierdările, se gândi că în curând avea să vină cealaltă și dacă s-ar îndupleca, ar pierde vreme și ar lăsa în brațele celei bătrâne în flăcărare pe care era mai bine să o păstreze pentru cea tânără. Atunci o dedu blând la o parte. Ai, de fi cu minte, spuse el. Doamna Walter îl privi cu ochii deznădăjduiți. O, George, nici să te sărur nu mai am dreptul.
El răspunse, nu, azi nu, mă doare puțin capul și asta îmi face rău. Atunci ascultătoare se așeză la loc între genunchiul lui și întrebă, vrei să vii să țineți mâine la mine? Mi-ar face atâta plăcere. El șovăi, dar nu îndrăzni să refuze. Cum? Fără îndoială. Îți mulțumesc, dragul meu. Își freca încet obrazul pe pieptul lui cu o mișcare mânghietoare și regulată și un fir lung din părul ei negru se agăță de vestă. Băgă de seamă și un gând smintit îi străbătu mintea, unul din gândurile acelea superstițioase care alcătuiesc adesea toată judecata femeilor. Se apucă să înfășoare pe nesimțite firul acelea de păr în jurul unui nasture. Apoi legă un altul de nasturul următor și încă unul de cel de deasupra. Înfășura de fiecare nasture câte unul. În curând, ridicându-se, George avea să le smulgă. Îi va pricinui o durere, ce fericire, și fără să știe, el va lua ceva din ea, va lua o mică șuviță din părul ei, din care nu-i ceruse niciodată. Era un lanț prin care îl lega, un lanț tainic, nevăzut, un talisman pe care îl lăsa. Fără să vrea, se va gândi la ea, o va visa, o va iubi ceva mai mult a doua zi. Trebuie să te las, sunt așteptat la cameră către sfârșitul ședinței, zise George pe neașteptate, azi nu pot lipsi. Doamna Walter suspină, o, așa curând. Apare semnat adăugă. Du-te, dragul meu, dar vină mâine la masă. Și brusc se dă la o parte. Simți în creștere o durere ascuțită și scurtă, ca și cum i-ar fi fost înțepată pielea coace. Inima îi bătea. Era fericită că suferise din pricina lui. La revedere, spuse ea. Durau o luă în brațe cu un zâmbet compătimitor și îi sărută cu răcea la ochii. Dar ea, nebunită de această atingere, șopti încă o dată. Așa curând, și privirea ei rugătoare arătă spre odaia de culcare, a cărei ușă era deschisă. George a depărtat de el, apoi cu un ton grăbit spuse, gata, am plecat, o să întârzi. Atunci doamna Walter a întinse buzele pe care George abia le-a atins întreagăt și dându-i umbrela pe care și-o uita acolo reluă. Haide, haide să ne grăbim, e trecut de trei. Doamna Walter ieși înaintea lui, repeta, mâine la șapte, mâine la șapte, răspunse el. Se despărțiră, ia o cotila dreapta, iar el la stânga. Diroaie și în bulevard, apoi o apucă pe bulevardul Maler, plimbându-se agale. Trecând prin fața unui cofetar, zări într-o cupă de cristal castane zaharisite și spuse, am să iau o jumătate de kilogram pentru Clotild. Și cumpără un cornet din fructele acelea zaharisite care îi plăceau la nebunii doamnei de Marel. La ora 4 era înapoi ca să o aștepte. Ea sosi puțin în întârziere din pricina domnului de Marel, care se întorsese pentru 8 zile. Poți să vii să țineți doamnei mâine seară? Întrebă ea. Ar fi încântat să te vad. Nu, sunt invitat la patron. Avem o mulțime de probleme politice și financiare care ne iau toată vremea. Doamna Marel își scoase pălăria și își desfăcea acum corsajul care o strângea prea tare. Diuroa arătă cornetul de pe cămin. Ți-am adus castane zaharisite. Clotil bătu din palme. Ce bine, ești foarte drăguț. Le luă gustă una și se convinse. Sunt foarte gustoase. Presim că n-are să rămână niciuna. Apoi privindu-l pe Joș cu veselie adăugă. Mi-ncurajez așadar toate vicile. Mânca încet castanele și-și arunca mereu privirile în fundul cornetului să vadă dacă mai rămas ceva. Știi ce? Așează-te în fotolul, iar eu am să mă ghemesc între genunchii tăi ca să-mi ronțui zaharicalele, spuse ea. O să stau foarte bine așa. George zâmbi, se așeză și o prinse în furca picioarelor, cum a ținut adineaori pe doamna Walter. Clotilde ridică spre el capul și vorbi cu gura plină. Știi, dragul meu, te-am visat. Am visat că făceam o călătorie lungă amândoi pe o cămilă. Avea două cocoașe, amândoi călăream pe câte una și străbăteam deșertul. Luase cu noi ceva de mâncare într-o hârtie și vin într-o sticlă și șuguleam din gustare, stând fiecare pe cocoașa lui. Dar eram plictisită că nu puteam să facem altceva. Era prea departe unul de altul și eu voiam să cobor. George răspunse. Și eu voiam să cobor. Rădea făcând haș de poveste, îi dădea ghe să sună prostii, să pălăvrăgească, să povestească toate copilăriile, toate neroziile pline de duioșie pe care și le spune îndrăgostiții. Ștrângăriile astea pe care le găsea încântătoare în gura doamnei de Marel, le-ar fi scos din sărite dacă le-ar fi spus doamna Walter. Și Clotilde zicea, dragul meu, micuțul meu, pisoiul meu. Acum cuvintele acestei se păreau dulci și mânghietoare. Adineauri spuse de celelalte le înfuriau și îl dezgustau. Căci vorbele de dragoste care sunt mereu aceleași prinde întotdeauna gustul buzelor care le rostesc. Dar în timp ce făceau hazna nebunile acestea, se gândea la cei 70.000 de franți pe care avea să-i câștige și, pe neașteptate, a oprit spărăvoia la prietenii sale atingând-o cu degetul pe cap. Ascultă, pisicuț, am să-ți dau un comision pentru bărbatul tău. Spune din partea mea să cumpere mâine de 10.000 de franci titluri ale împrumutului marocan, care este cotat la 72, și îi făgădesc un câștig între 60 și 80.000 de franci, în mai puțin de 3 luni. Sfătuiește-l să păstreze tăcerea cea mai desăvârșită. Spune din partea mea că expediția la Tanger e hotărâtă și că statul francez va garanta datoria marocan. Dar nu te da de gol față de alții, e un secret de stat. Clotilde l-a ascultat serioasă, șopti.
Îți mulțumesc, am să-l înștiințez pe soțul meu chiar astă seară. Te poți vizui pe el. Nu o să spune nimănui nimic. E un om în care te poți încrede, n-ai venit nicio teamă. Isprăvise însă toate castanele, cocoloșii cornetul în mâine, l-aruncă în cămina pe spuse. Hai să ne culcăm. Și fără să se ridice, începu să-i descrie vestea. Deodată se opri și, trăgând cu două degete de un fir lung de păr agățat într-o cheutoare, începe să râde. Iată, uite, ai luat cu tine un fir de păr de al nevestei, ce credincios! Apoi redeveni serioasă, cercetând de lung firul pe care îl găsi șopti. Nu e de la ea, e castaniu închis. George zâmbi, e pe semne de la jupâneasă. Ea cerceta însă vestea cu atenție unui polițist și cules un al doilea fir înfășurat în jurul unui nasture. Zări apoi un al treilea și palii de tremurând izvâni. Oh, ai făcut dragoste cu o femeie care te-a legat fire de păr de toți nasturii. El se arăta mirat, băiguia. Da, de unde? Ești nebună. Deodată și-a minti. Înțelese. La început se tulbură, apoi tăgădui râzând, nu tocmai supra la urma urmei care era bănuit de aventuri. Ea căuta mai departe și mereu găsea fire de păr pe care îl desfăceau cu un gest grăbit și le arunca pe covor. Înțelesese cu instinctul ei de femeie și bălbărosea mânioasă, turbând de necaș și gata să plângă. Asta te iubește și a vrut să te facă să iei cu tine ceva din ea. Ah, ce trădător ești! Venea așteptate scoasă în țipăt ascuțit de bucurie răutăcioasă. Ah, e bătrân, uite un fir alb. Ah, te dai la bătrâne acum, te plătesc? Spune, te plătesc? Ah, ai ajuns să-ți placă femeile bătrâne. Atunci nu mai ai nevoie de mine, păstrează pe cealaltă. Se scule, alergă la bluză aruncată pe un scan și o îmbrăcă repede. Duroa încercă să oprească rușina și băigumim. Ba nu, Clu, ești caragioasă, nu știu ce este, ascultă, haide, stai, ascultă. Clotil repetea, păstrează-ți baba, păstrează, fă-ți un inel din părul ei, din părul ei alb. Pentru asta ți ajunge gătare. Cu mișcări sprintene și iuse îmbrăcase, se pieptănase și își pusese la loc vălul. Și când Duroa încerca să o prindă în brațe, îi trase din zborma o palmă peste obraz. Apoi, înainte că el să-și venit în fire, deschise ușa și fugi. Rămas singurul cuprins o furie turbată împotriva gloabei aceleia bătrâne din pricina căreia se trăgea tot necazul. Ah, avea să o trimite la plimbare pe cucoana asta, de nu să se vadă. Își clăti cu apă obrazul roșu, apoi plecă la rândul său gândindu-se să se răzbune. De data asta nu va mai ierta, oh, nu! Merse până în bulevar și plimbând sagale, se opri în fața unui givergiu să se uite la un ceas pe care și-l dorea de mult și care costa 1800 de franci. Deodată spuse cu un fior de bucurie, dacă câștig cei 70.000 de franci, îmi voi putea face pofta. Și începu să viseze la toate câte le-ar face cu cei 70.000 de franci. Mai întâi s-ar face debutat, apoi și-ar cumpăra ceasornicul, apoi ar juca la bursă și apoi... Nu voia să meargă la ziar, preferând să stea de vorbă cu Madren, înainte de a da ochii cu Valtă și de a scrie articolul, și o porni spre casă. Ajuns în strada Drouot, se opri brusc. Uitase să treacă pe la contele de Vaudrey, care locuia în Chaux-Saint-Antin, pentru a-l întreba de sănătate. Se întoarse deci, mergând tot alene într-o visare plină de fericire, gândindu-se la mii de lucruri bune, plăcute, la avuția apropiată și de asemenea la pușlamaua de la Roș și la babornița aia de patroană. Nu le îngrijora deloc supărarea doamnei Dumarel, știind bine că ierta ușor. Când îl întrebă pe portarul casei în care locuia contul de Vaudrec, cum îi mai e domnul de Vaudrec, mi s-a spus că a fost bolnav în ultimele zile. Omul răspunse, domnul conte se simte foarte rău, domnule, se crede că nu va mai apuca ziua de mâine. Podagra i s-a urcat la inimă. Duroa se sperie atât că nu mai știu ce să facă. Vaudrec pe moarte. Gânduri neliniștite îl treceau prin minte, numeroase, tulburătoare, gânduri pe care nu îndrăznea să-și le marturisească nici lui. Bulborosi. Mulțumesc, am să mai viu, fără să-și dea seama ce spune. Apoi sări într-o birjă și se duse acasă. Madeleine se întorsese. Pătrunse în odaia ei gâfâind și spuse fără niciun ocol. Nu știi, Vaudrec e pe moarte. Madeleine era așezată și citea o scrisoare. Ridică ochii și spuse de trei ori în șir. Ce spui? Ce spui? Spun că Vaudrec e pe moarte dintr-un atac de podagră care i-a prins inima. Apoi adăugă, ce ai de gând să faci? Madeleine se sculase în picioare, pământie cu obrajii zbătându-i-se de un tremur nervos. Apoi începu să plângă îngrozitor, ascunzându-și fața în mâini. Stătea în picioare cu tremurată de hohote de plâns, sfâșiată de durere. Dar brusc se stăpâni și ștergându-și ochii spuse, mă duc acolo, nu te îngriji de mine. Nu știu la ce oră mă voi întoarce, nu mă aștepta. George răspunse, foarte bine, du-te. Își trânse rămâna și aplica așa de grăbită că uită să-și ia mănușile. După ce luă masă singur, George se apucă să scrie articolul. Îl făcu un tocmai după cum spusese ministrul, dând să înțeleagă cititorilor că expediția din Maroc nu se va face. Duse apoi articolul la ziar, stătu de vorbă câteva clipe cu patronul și o porni înapoi fumând, cu inima ușoară, fără să înțeleagă de ce. Soția asta nu se întoarse, se culcă și a dormit. Madeleine veni pe la miezul nopții. Trezit pe neașteptate, George se ridică în capul oaselor. Întrebă,
Ei, ce e? Nu o văzuse niciodată atât de palidă și de tulburată. Madeleine șopti. A murit. Oh, și nu ți-a spus nimic? Nimic. Își pierduse cunoștința când am sosit. George rămase pe gânduri. Pe buze veneau întrebări pe care nu îndrăznea să le pune. Culcă-te, spuse el. Madeleine se dezbrăcă repede și se strecură lângă el în pat. George reluă. Avea rude în jurul său pe patul de moarte? Numai un nepot. Și se vedea des cu nepotul acesta? Niciodată. Nu se mai văzuseră de 10 ani. Alte rude are? Nu, nu cred. Atunci nepotul o să-l moștenească. Nu știu. Era foarte bogat, Vodrec? Da, foarte bogat. Nu știi cam cât avea? Nu, nu tocmai. 1 sau 2 milioane, poate. George nu mai spuse nimic. Madeleine suflă în lumânare și rămaseră întinși unul lângă altul, trei și tăcuți, duși pe gânduri. El își pierduse somnul. Cei 70.000 de franci făgăduiți de doamna Walter îi se păreau acum o nimica toată. Deodată îi se păr că Madeleine plânge. Ca să se asigure, o întrebă. Dorm? Nu. Avea vocea plină de lacrimi și tremurătoare. George reluă. Am uitat să spun azi după amiază că ministrul tău ne-a tras chiul. Cum asta? Și Duroy povestit de firapăr cu toate amănuntele afacerea pusă la cale de la Roche și Walter. După ce îi sprevi, Madeleine întrebă. Cum ai aflat asta? George răspunse. Îmi vei îngădui să nu-ți spun. Tu ai mijloacele tale de a afla știri pe care eu nu caut să le pătrund. Și eu le am pe ale mele și nu vreau să mi le divulg. Oricum, răspunde adevărul știrilor mele. Atunci Madeleine șopti. Da, e cu putință. Bă, nu iau eu că pot să stră ceva la cale fără noi. George însă, de care nu se mai lipea somnul, se apropiase de soția lui și încet îi sărută urechea. Ea le împinse la o parte enervată. Te rog, las-mă în pace, știi? Nu mi-a Capitolul 6. Biserica era îndoliată și pe portal un mare blazon cu o coroană deasupra vestea trecătorilor că murise un nobil. Slujba luase sfârșit. Cei de față plecau încet, defilând prin fața sicriului și a nepotului contului de Vodrei, care strângea mâinile ce îi se întindeau și răspundea la saluturi. După ce George Duroy și soția sa ieșiră, o porniră alături spre casă. Tăceau cufundați în gânduri. În sfârșit, George rosti ca și cum i-ar fi vorbit lui însuși. Era într-adevăr uimitor. Madeleine întrebă, ce anume, dragul meu? Ca Vodrec să nu ne fi lăsat nimic. Ea se îmbujoră brusc ca și cum un val trandafiru s-ar fi așternut dintr-o dată pe pielea ei albă urcând de la gât spre obraj. De ce să ne fi lăsat ceva? Nu avea niciun motiv să o facă. Apoi, după câteva clipe de tăcere, reluă. Există poate un testament la un notar. Nu avem de unde să știm. El rămase o clipă pe gânduri, apoi spuse. Da, așa pare să fie, pentru că oricum era cel mai bun prieten al nostru, al amândorora. Cina de 2 ori pe săptămână la noi și venea să ne vadă la orice oră. Era ca la el acasă, în casa noastră, absolut ca la el acasă. Te iubea ca un tată și nu avea familie. Nu avea copii, nu avea nici frați, nici surori, nimic alt decât un nepot, un nepot îndepărtat. Da, trebuie să fie undeva un testament. Nu că ar ține să-mi fi lăsat cine știe ce. Ar fi destul o amintire pentru a dovedi că s-a gândit la noi, că ne iubea, că își dădea seama de dragostea ce o purtam. Oricum ne datora un semn de prietenie. Cu un aer gânditor și nepăsător, Madeleine spuse. E într-adevăr cu putință să există un testament. Pe când intrau în casă, feciorului în mână lui Madeleine o scrisoare. Ea o deschise și o întinse apoi soțului său. Biroul domnului La Manœuvre, notar. 17 Rue de Vorci. Am onoarea, vă rugați să binevoiți a trece pe la biroul meu între orele 24 marți, miercuri sau joi, pentru o chestiune care vă privește. Primiți, etc., etc., La Manœuvre. George se înroși la rândul său. Asta trebuie să fie. De recitat că te cheamă pe tine și nu pe mine, care sunt după lege șeful familiei. La început, Madeleine nu răspunse nimic, apoi după scurtă chepzuire spuse. Vrei să mergem imediat după ce mâncăm? Da, sigur că da. După ce îi spăviră masa, porniră spre notar. Când intrară în biroul de notariat al domnului La Manœuvre, primul secretar se ridică cu o vădită dorință de a-i servi și introduse la patronul său. Notarul era un omuleț rotund, rotund de oriunde l-ai fi privit. Capul semăna cu o bilă țintuită peste o altă bilă, purtată de 2 picioare așa de mici și așa de scurte, că aproape semănau și ele cu niște bile. Ei salută, le făcu semn să ia loc pe scaune și spuse întorcându-se spre Madeleine. Doamne, v-am chemat spre a vă aduce la cunoștință testamentul contului de Vodrec care se referă la dumneavoastră. George murmură fără să vrea. Bănuisem eu. Notarul adăugă. Voi da citirea acestui act foarte scurt de alminteri. Alesă hârtie dintr-o mapă din fața lui și citi.
Subsemnatul Paul Emil Ciprian Gontran, conte de Vodrec, sănătos la trup și la minte, mi-arăt aici ultima mea voință. Moartea, putându-ne să cerea oricând, vreau să iau ca prevedere împotriva loviturilor ei măsura de a-mi scrie testamentul care va fi depus la domnul Lamaneur. Neavând moștenitor direct, las toată averea mea, alcătuită din efecte de bursă în valoare de 600.000 de franci și din bunuri imobiliare în valoare cam de 500.000 de franci, doamne Claire Madeleine Duroy, fără nicio sarcină sau condiție. Vă rog să primească această danie din partea unui prieten mort ca dovada unui simțământ adânc, devotat și respectuos. Notarul adăugă. Asta e tot. Acest act este datat din august trecut și a înlocuit un document de același fel făcut acum 2 ani pe numele doamnei Claire Madeleine Forestier. Am acest prim testament care ar putea dovedi în cazul când familia s-ar opune că voința contului de Vodrec a fost mereu aceeași. Madeleine, foarte palidă, își privea vârful pantofilor. George, nervos, își răsucea într-o degete vârful mustății. După o clipă de tăcere, notarul o luă. E de la sine înțeles, domnule Duroy, că doamna nu poate primi acest legat fără consimțământul dumneavoastră. Duroy se ridică și rosti pe un ton tăios. Cer timpul trebuie încet să mă gândesc. Notarul, care zâmbea, făcă o plecăciune și cu un glas binevoitor spuse. Înțeleg scrupulul care vă face să șovăiți. Trebuie să adaug că nepotul contului de Vodrec, care a luat cunoștință chiar în dimineața aceasta de ultimele dorințe ale unchiului său, se declară gata să le respecte dacă îi se oferă suma de 100.000 de franci. După mine, testamentul nu poate fi atacat, dar un proces ar face vâlvă și cred că e mai bine să evitați lucrul acesta. Lumea judecă adesea cu voință. Oricum, i-ați putea face cunoscut răspunsul dumneavoastră asupra tuturor acestor probleme până sâmbătă. George se înclină. Da, domnule. Apoi saltă cu politețe, făcu loc soției sale care rămăsese mută, să treacă înainte și ieși cu o înfățișare atât de aspră, încât notarul încetase de a mai zâmbi. Cum ajunseră acasă, Duroy închise brusc ușa și aruncându-și pălăria pe pas, strigă. Ai fost amanta lui Vodrec? Madeleine, care scotea vălul de pe obraz, se întoarse zdrăsărind. Eu? Da, tu. Nu-ți lași toată averea unei femei fără să... Ea a început să se tremure și nu îi putea să scoată ațele cu care își prinsese vălul. După o clipă de gândire, bolborosi cu vocea plină de tulburare. Dar ești nebun, ești tu însuți, mai adineori. Tu nădăjduiai că-ți va lăsa ceva. În picioare aproape de ea, George îi cerceta fața ca un judecător care îi caută să surprindă cele mai mici slăbiciuni ale unui învinuit. Rostea apăsând pe fiecare cuvânt. Da, îmi putea lăsa ceva mie, bărbatul tău, mie, prietenul lui, înțelegi, dar nu ție, prietena lui și ție, soția mea. Deosebirea e capitală și esențială din punctul de vedere al bunei cuvinții și al părerii lumii. La rândul ei, Madeleine îl privea țin din albul ochilor într-un fel adânc și ciudat, ca pentru a citi acolo ceva, ca pentru a descoperi acel necunoscut al ființei omenești pe care nu îl poți pătrunde niciodată și pe care abia îl pot întrezări dintr-o fulgerare, în acele clipe de delăsare sau de uitare de sine sau de nebăgare de seamă ce sunt ca niște porți lăsate întredeschise spre străfundurile tainice ale sufletului și rosti încet. Mi se pare totuși că da, că ar fi părut cel puțin tot atât de ciudat o danie de o atare însemnătate din partea lui ție. De ce întrebă el brusc? Pentru că, șovăi și apoi râlă, pentru că ești bărbatul meu, pentru că la urma urmelor nu-l cunoști decât de puține vreme, pentru că sunt prietene cu el de foarte mult timp, pentru că primul testament făcut pe vremea când era încă Forestier era de pe atunci în favoarea mea. George începu să umble cu pași mari încoace și încolo. Rosti hotărât. Nu poți să primești. Madeleine răspunse cu nepăsare. Bine, atunci nu mai e nevoie să așteptăm până sâmbătă. Putem să-l încunoștințăm numai decât pe domnul Lamaneur. George se opri din mers drept în fața ei. Rămaseră iar câteva clipe privindu-se ochii în ochi, silindu-se fiecare să ajungă până la taina de nepătruns a sufletului celuilalt și să-i citească în adâncul gândurilor. Într-o întrebare mută și arzătoare căuta să-și curteze conștiința. Luptele untrica două ființe care, trăind alături, nu ajung să se cunoască niciodată, se bănuiesc, se presimt, se pândesc, dar nu se cunosc până în adâncul noroios al sufletului. Și deodată el își obține obraz cu glasul scăzut. Haide, mărturisește că ai fost amanta lui Vodrec. Ea ridică din numeri. Ești caragios. Vodrec ține mult la mine, mult, dar altceva nimic, niciodată. El bătu din picior. Minți, nu-i cu putință. Ea răspunse liniștită. Cu toate acestea așa e. Duroy a început să se plimbe din nou încoace și încolo, apoi oprindu-se iar spuse. Lămurește-mă atunci, pentru ce îți lasă toată averea ție? Madeleine răspunse cu un aer nepăsător și dezinteresat. E foarte firesc. Cum spuneai chiar tu mai adineauri, nu ne avea ca prieten decât pe noi sau mai degrabă decât pe mine, pentru că m-a cunoscut de mică. Mama era doamnă de companie la niște rude ale lui.
Venea mereu aici și cum n-avea moștenitor de sânge s-a gândit la mine. Că mă fi iubit puțin tot ce se poate. Dar care este femeia care să nu fi fost vreodată iubită în felul acesta? E foarte firesc ca tandreța aceasta ascunsă, tainică, să-l fi făcut să aștearnă numele meu pe hârtie când s-a gândit să scrie ultimele dorințe. În fiecare lună mi-aducea flori. Nu te mirai deloc și doar ție nu te aducea, nu-i așa? Astăzi îmi lasă averea din aceeași pricină și fiindcă nu are pe nimeni căruia să-i o dăruiască. Ar fi fost dimpotrivă peste măsură de surprinzător să ți-o fi lăsat ție. Pentru ce să ți-o lase? Ce-ai fost tu? Vorbea atât de fire și cu atâta liniște încât George șovăia. Răspunse. Oricum ar fi, în felul acesta nu putem primi moștenirea. Ar face impresie foarte proastă. Toată lumea ar cleveti despre asta și și-ar bate joc de mine. Și așa că un frate sunt prea dispus să mă invidieze și să mă atace. Trebuie să am mai mult decât oricare altul grijă de onoarea și de reputația mea. Mi-e cu neputință să consim și să îngădui ca soția mea să primească moștenire de soiul ăsta din partea unui bărbat pe care gura lumii îl și atribui ca amant. Forestie poate ar fi îngăduit asta el, dar eu nu. Ea șopti cu blândețe. E bine, dragul meu, să nu primim. Va fi un milion mai puțin în buzunarul nostru, asta e tot. El se plimba mereu și începu să gândească cu glas tare, vorbind pentru soția lui, dar fără să îi se adreseze. E bine, da, un milion, atâta pagubă. Nu a înțeles, făcându-și testamentul, ce lipsă de tact, ce nesocotirea bunei cuvinte săvârșea, nu și-a dat seama în ce situație falsă caragioasă avea să mă pună. Totul e o chestie de nuanță în viață. Ar fi trebuit să-mi lasă jumătate, asta a rezolvat totul. Se așeză pe un scaun, puse picior peste picior și începu să-și răsucească vârful mustăților, cum făcea în clipele de plictiseală, de îngrijorare și de grea cumpănă. Madeleine lua o canava la care lucra din când în când și spuse alegându-și lănurile. Eu n-am altceva de făcut decât să tac, tu ești cel care trebuie să chibzuiască. Trecu mult timp fără ca el să răspundă, apoi roștii șovăind. Lumea nu va înțelege niciodată cum de votrec ți-a lăsat ție toată moștenirea și cum eu am admis asta. A primi averea în felul acesta ar însemna a recunoaște. A recunoaște din partea ți-o legătură vinovată, iar din partea mângăduință dezguzătoare. Pricep ce tâlc s-ar da acceptării noastre, ar trebui găsit o cale lăturalnică, un mijloc abil pentru a ascunde adevărul. Ar trebui de pildă să lăsăm să se înțeleagă că am împărțit între noi averea din jumătate bărbatului și jumătate soției. Ea întrebă. Nu văd cum s-ar putea face asta de vreme ce testamentul e categoric. Oh, e foarte simplu, răspunse el. Ai putea să-mi dai jumătate din moștenire printr-o danie între vii. Nu avem copii, așadar este cu putință. În felul acesta m-aș stupa gura lumii. Puțin nerăbdătoare, Madeleine răspunse. Nici așa nu văd cum am putea stupa gura lumii, de vreme ce actul există semnat de votrec. El reluă furios. Trebuie să le arătăm și să lipim pe ziduri? Ești caragios la urma urmelor. Vom spune că prietenul nostru, contele de Vodrec, ne-a lăsat averea pe jumătate. Asta e. Ori tu nu poți primi tania aceasta fără învoirea mea. Ți-o dau numai cu condiția unei împărțele care mă va împiedica să ajung de râsul lumii. Ea îi mai aruncă o privire pătrunzătoare. Cum vrei, eu sunt gata. Atunci el se ridică și început din nou să se plimbe. Părea că șovăie iar și se ferea de privirea pătrunzătoare a soției sale. Spunea. Nu, hotărât că nu, poate că e mai bine să nu primim deloc, e mai demn, mai curat, mai cinstit. Totuși, în felul în care ți-am spus, nu ar fi nimic de bănuit, absolut nimic. Chiar oamenii cei mai scrupuloși n-ar putea decât să se încline. Se opri locului în fața soției sale. Ei bine, dacă vrei, draga mea, mă voi duce singur la maestrul la manior pentru a cere sfatul și a-i spune cum stau lucrurile. Ei vă face cunoscut scrupulele mele și voi adăuga că ne-am oprit la ideea unei împărțeli de bunăvoie ca să nu se mai poate trâncăni. De vreme ce primesc jumătate din moștenire, este neîndoiesc că nimeni nu mai are dreptul să zâmbească. Înseamnă să spui răspicat, soția mea primește pentru că primesc eu soțul ei, care judec ce poate face ea fără să se compromite. Altfel întâmplarea strânei vâlvă. Madeleine șopti numai, cum vrei? El începe iar să flecărească. Da, totul e limpede ca lumina zilei. Cumva la asta am părțit lipe din două. Mă oștenim pe un prieten care n-a vrut să statornicească nicio deosebire între noi, nicio diferență, care n-a vrut să aibă aerul ca spune. Țin mai mult la unul sau la celălalt după moartea mea, după cum am ținut mai mult la el fiind în viață. E de la sine înțeles că o iubea mai mult pe soție, dar lăsându-și averea și unuia și celuilalt, a vrut să arate lămurii că dragostea lui era cu totul curată. Și fi sigur că dacă s-ar fi gândit, asta ar fi făcut. N-a chipzuit, n-a prevăzut urmările. Cum spune foarte bine adineaur, ție ți-a ducea flori în fiecare săptămână, ție a vrut să-ți lase ultima amintire, fără să-și dea seama că... Ea le întrerupse puțin oritate. Bine, am înțeles, n-ai nevoie de atâtea lămuriri, du-te numai decât la notar. El bălbărosi roșindu-se. Ai dreptate, mă duc. Își lua pălăria și când s-a plăcut spuse. Chestiunea cu nepotul vei căuta să o aranjezi la 50 de mine, așa?
Ea răspunse cu semeții. Nu. Dă-i cei 100.000 de franci pe care îi cere și ia-i din jumătatea mea dacă vrei. Dura șopti rușinat deodată. A, nu, vom face pe din două. Dând fiecare 50.000, ne mai rămân 1.000.000 în cap. Apoi adăugă. Pe curând, mică Mehmet. Și se duse să explice notarului planul pe care susținui el, îl născocise soția sa. A doua zi, scăliră o danie între vii de 500.000 de franci pe care Madeleine Durau făcea soțului ei. Apoi, plecând de la notar, cum era vreme frumoasă, George propuse să meargă pe jos până la bulevarde. S-arătă drăguț, afectuos, plin de atenție și de duioșie. Rădea mulțumit de toate, în timp ce Madeleine stătea gânditoare și puțin aspră. Era o zi de toamnă destul de rece, mulțimea prea grebită și mergea cu pași repezi. Durau își conduse soția în fața prăvălii unde privise atât de adesea ceasul răvnit. Vrei să-ți doresc un juver? Spuse el. Ea răspunse cu nepăsare. Cum vrei. Intrară. Durau întrebă. Ce preferi, un colier, o brățară sau o pereche de cercei? De vederea juvaierilor de aur și a pietrelor prețioasului Madeleine pieriră cea voită și cu privirea aprinsă și curioasă începe să se uite prin galantarele pline de bijuterii. Și deodată împinsă de o dorință spuse, uite o brățară foarte frumoasă. Era un lanț de o formă ciudată care purta prins în fiecare verigă câte o piatră diferită. George întrebă, cât costă brățara asta? Juvaierul răspunse, 3.000 de franci, domnule. Dacă mi-o lași la 2.500, facem târgul. Omul și-o voia, apoi răspunse, nu, domnule, cu neputință. Giroare l-om. Uite, adaugă și ceasul acesta pentru 1.500 de franci, în total deci 4.000 pe care îi voi plăti pe șine, am înțeles, dacă nu vrei, mă duc aiure. Juvaierul nedemerit primind cele din urmă. Ei bine, domnule, fie. Și ziaristul, după ce își dădu adresa, adăugă, vei pune să se graveze pe ceastornic inițialele mele, GRC, în monogram, de desubtul unei coroane de baron. Madeleine, surprins, începu să zâmbească și când ieșiră, lua de braț cu oarecare dragoste. Îl găsea într-adevăr iscușit și cutezător. Avea dreptate. Acum că avea venituri, îi trebuia un titlu de noblețe. Negustorul se ploconea. Vă puteți bizui pe mine, domnule baron. Joi va fi gata. Trecură prin fața teatrului Vaudeville. Se juca o piesă nouă. Dacă vrei, spuse el, să mergem astăzi la teatru, să încercăm să găsim o lojă. Găsiră una și o luară. George adăugă. Dacă am lua masa la restaurant. Oh, da, cu plăcere. El era fericit ca un rege și căuta ce ar mai fi putut să facă. Dacă ne-am duce să luăm pe doamna de Marel să-și petreacă seara cu noi. Mi s-a spus că soțul ei e la Paris. Mi-ar face plăcere să-l văd. Se duseră acolo. George, care se cam temea să dea cu ochii de doamna de Marel, nu se simtea deloc nemulțumit că soția sa se afla de față. Dimpotrivă, în felul acesta putea să înlăture orice explicație. Dar Clotel păru că nu-și amintește de nimic și chiar îl sili pe soțului să primească invitație. Masa fu veselă, iar seara fermecătoare. George și Madeleine se întoarse la casă târziu. Pe scări, lumina era stinsă. Pentru a lumina treptele, ziaristul aprindea din când în când într-un chibrit de ceară. Ajungând la primul etaj, flacăra chibritului zbucni strălucitoare, lumină în oglindă două chipuri desprinse din întunericul scării. Păreau niște năluci gata să se topească noapte. Durau ridică brațul mai sus ca să lumineze bine chipurile și spuse râzând triumfător. Uite niște milionari! Capitolul 7. Cucerirea Marocului se înfăptuise de 2 luni. Franța, stăpână pe Tanger, avea acum întreaga coastă africană a Mediteranei până la regatul Tripoli și garantase datoria publică a noului ținut alipit. Se spunea că 2 miniștri câștigau dintre asta vreo 20 de milioane și se cita aproape cu glas tare numele lui La Roche-Mathieu. Că despre Walter, tot Parisul știa că deduse o dublă lovitură și că încasase între 30 și 40 de milioane la împrumut și între 8 și 10 milioane la minele de aramă și fier, precum și la niște întinderi mari de pământ cumpărate pe nimic ca toată, înainte de cucerire și vândute a doua zi după ocupația franceză unor companii de colonizare. Ajunsese în câteva zile unul din stăpânii lumii, unul din acei financiari atotputernici, mai tari decât regii, care facă frunțele să se plece, buzele să bolborosească, scoțând la iveală tot ce există ca joșnicie, lipsă de curaj și pismă între fundul inimii omenești. Încetase de a mai fi papa Walter, stăpânul unei bănci îndoielnice, directorul unui ziar suspect, deputat bănuit de matrapaslăcuri. Era domnul Walter, bogătașul izraelit. Voi să o arate. Știind că prințul de Carlsburg, proprietarul unuia dintre cele mai frumoase palate din Rue de Faubourg Saint-Honoré, cu grădină spre Champs-Élysées, se află într-o jenă financiară, îi propuse să-i cumpere în 24 de ceasuri clădirea cu toate mobilele din ea, fără să se schimbe măcar locul unui fotoliu. Oferea pentru asta 3 milioane. Prințul ispitit de sumă primi. A doua zi, Walter se mută în noua sa locuință.
Atunci veni o altă idee, o adevărată idee de cuceritor care vrea să ia cu asalt Parisul, o idee a la Bonaparte. În momentul acela tot orașul se ducea să vadă un tablou de seamă al pictorului maghiar Karl Markovici, expus la expertul Jacques Lenoble și înfățisând pe Iisus Hristos mergând pe apă. Criticii de artă entuziasmați socoteau acest tablou drept cea mai minunată capodoperă a veacului. Walter îl cumpără cu 500.000 de franci și îl ridică numai decât stăvilind astfel peste noapte valul curiozității publice și silând tot Parisul să vorbească de el pentru a-l pismui, al defăima sau a-i da dreptate. Apoi, pentru a nu se putea spune că sechestrase o operă de artă, publică prin ziare că poftea pe toți oamenii cunoscuți ai societății pariziene să vină să privească într-o seară la el acasă opera magistrală a pictorului străin. Casa lui va fi deschis, va veni cine va voi, va fi de ajuns să arate la intrare în științare. Era redactat astfel. Domnul și doamna Walter vă roagă să le faceți onoarea de a veni să vedeți în locuința lor, în ziua de 30 decembrie, de la orele 9 până la miezul nopții, tabloul lui Karl Markovici, Iisus mergând pe apă, luminat de electricitate. Apoi, în postscriptum, cu litere foarte mărunte, se putea citi. După miezul nopții se va dansa. Deci, cei care vor voi să rămână, vor rămâne și dintre aceștia, familia Walter își va alege cunoștințele de mai târziu. Ceilalți vor privi tabloul, palatul și proprietarii cu o curiozitate de oameni de lume, obraznică sau nepăsătoare, apoi vor pleca așa cum au venit. Și papa Walter știa bine că mai târziu aveau să vină iar, cum se duseseră și la alți evrei ajunși bogați ca el. Mai târziu trebuiau să intre însă în casă toți nobilii aceia scăpătați pe care citează gazetele. Și o vor face desigur pentru a vedea mutra unui om care a câștigat 50 de milioane în 6 săptămâni. O vor face de asemenea pentru a vedea și număra pe cei care vor veni acolo. Și o vor face iarăși pentru că el a avusese bunul gust și iscusință să-i cheme să admire un tablou creștin în casa lui, un fiu al Israelului. Părea că le spune, vedeți, 500.000 de franci m-a costat capodopera religioasă lui Markovici, Iisus umblând pe apă, și această capodoperă va rămâne la mine, sub ochii mei, întotdeauna, în casa evreului Walter. În lumea bună, societatea duceselor și a jockey clubului se vorbise mult despre această invitație, care, la urma urmelor, nu obliga la nimic. Aveau să meargă acolo cum se duceau să vadă acoarelele la domnul Petit. Familia Walter stăpânea o capodoperă. Primea lumea într-o seară pentru ca toți să o poată admira. Nimic mai firesc. De 15 zile, Vie Française publica în fiecare dimineață un eco în legătură cu serata de la 30 decembrie și se silea să atâțe curiozitatea publicului. Duroa turba de furie din pricina triumfului patronului. Se crezuse bogat cu cei 500.000 de franci storși de la soția lui și acum se socotea sărac, îngrozitor de sărac, când compra păcătoasa lui avere cu ploaia de milioane căzută în jurul lui, fără să fi fost vrednic să culeagă și el ceva. Mânia lui plină de invidie creștea pe zi ce trecea. Îi era necas pe toată lumea, pe familia Walter, la care nu se mai dusese, pe Madeleine, care, păcălită de la Roche, îl sfătuise să renunțe la gândul de a cumpăra rente marocane, și mai ales pe ministrul care îl înșelase, care se folosise de el și care venea de două ori pe săptămână la el, la masă. George îi slujea de secretar, de agent, de script și, în timp ce la Roche îi dicta, simțea poftă nebună să-l strângă de gât pe fantul acesta triumfător. Ca ministrul la Roche nu s-arăta prea străluci și, pentru a-și păstra portofoliul, nu lăsa să se bănui că era căptușit cu bani. Duroa simțea însă banii, aurul, în vorba mai răsită a avocatului căpătuit, în gesturile mai obraznice, în afirmațiile mai îndrăznețe și în desăvârșita lui încredere în sine. În casa lui Duroa domnea acum la Roche, care luase locul și orarul de vizită al contului de Vaudrec și care le vorbea servitorilor ca al doilea stăpân. George îl suporta tremurând ca un câine care vrea să muște și nu îndrăznește. Era însă adesea aspru și grosolan cu Madeleine, care dădea din nume și îl trata ca pe un copil stângaci. De altfel, se mira de statornica lui rea dispoziție și repetă. Nu te înțeleg, ești veșnic nemulțumit. Cu toate acestea, situația ta e minunată. El întorcea spatele și nu răspundea nimic. Spusese la început că nu se va duce la petrecerea patronului și că nu mai voia să calci în casa acelui om murdar. De două luni, doamna Walter îi scria în fiecare zi implorându-l să vină, să-i dea o întâlnire unde o vrea, pentru ca să-și ia, spunea dânsa, cei 70.000 de franci pe care îi câștigase pentru el. El nu răspundea nimic și arunca în foc scrisorile acelea deznădăjduite. Nu că ar fi părăsit gândul de a-și primi partea sa de câștig, dar voia să o nebunească, să se poarte cu ea disprețuitor, să o calce în picioare. Prea era bogată. Voia să se arate mândru. Chiar în ziua expunerii tabloului, în timp ce Madren îi punea în vedere că făcea foarte rău, nevoind să meargă, răspunse, lasă-mă în pace, stau acasă. Apoi, după cine, spuse pe neașteptate, totuși, cred că e mai bine să îndurăm și corvada asta, îmbracă-te repede.
Madeleine se așteptă la așa ceva. Sunt gata într-un sfert de ceas, spuse ea. Durea se îmbrăcă bombănind și nici într-o sură nu încetă să-și verse necazul. Curtea de onoare a Palatului Carlsberg era luminată în cele patru colțuri de patru becuri electrice care semnau cu patru mici aștri albăstrui. Un covor minunat acoperea treptele peronului înalt și pe fiecare din ele un om îl livrea stătea țeapă în ca o statuie. Durea șopte. Ce paradă! Dădea din numeri cu inima strânsă de invidie. Madeleine îi spuse, taci odată și fă și tu ca el. Intrare și lăsare paltoanele în mâinile feciorilor care le ieșiră înainte. Mai multe femei se aflau acolo cu soții lor și își scoteau blănurile. Auzeai șoptindu-se, e foarte frumos, foarte frumos. Enormul vestibul era îmbrăcat cu tapiserii înfățișând aventura lui Marte cu Venus. Din dreapta și din stânga porneau împreunându-se la primul etaj două brațe ale unei scări monumentale. Balustrada era o minunăție, făcută din fier forjat, a cărui poleală de aur veche și ștearsă făcea să tremură o licărire tainică de-a lungul treptelor de marmură roșie. La intrarea în saloane, două fetițe, una îmbrăcată numai în roz și cealaltă numai în bleu, oferau buchete de flori doamnelor. Toți găseau asta fermecător. În saloane se aflau o mulțime imensă. Cea mai mare parte dintre femei purtau rochii de stradă pentru a arăta lămurit că veneau acolo cum se duceau la toate expozițiile particulare. Cele hotărâte să rămână la bal aveau decolteul și brațele goale. Doamna Walter, înconjurată de prietene, stătea în cea de-a doua încăpere și răspundea la saluturile vizitatorilor. Mulți nu o cunoșteau deloc și se plimbau ca într-un muzeu, fără să se închisească de stăpânii casei. Când el zări pe Durea, se făcu palid de la față și schiță o mișcare ca pentru a se îndrepta către el. Rămase însă nemișcat așteptându-l. Durea o salută ceremonios în timp ce Madeleine o copleșea cu dovezi de dragoste și felicitări. Atunci George își lăsă soția cu doamna Walter și se avântă în mijlocul mulțimii pentru a asculta cuvintele răuvoitoare care fără îndoială se rosteau. Cinci saloane se înșirau în rând, tapetate cu stofe scumpe, cu broderii italiene sau cu covare orientale și având prinse pe pereți tablouri ale vechilor maestri. Lumea se oprea mai ales să admiră o mică încăpere lui Kens, un fel de salonaș căptușit cu mătase cu buchețele roz într-un câmp albastru deschis. Mobilele joase din lemn aurit, acoperite cu aceea stofă ca preț, erau de o minunată gingășie. George recunoștea oamenii celebri, ducesa Ferasin, contele și condesa de Ravanel, generalul prinț d'Andremont, minunata marcheză de Dune și pe toți cei și acele care sunt văzuți la premiere. Simți că le apucă cineva de braț și un glas tânăr, un glas fericit îi șopti la ureche. Oh, iată-te în sfârșit, răutăcios, Bellamy, de ce nu te mai arăți deloc? Era Susan Walter care îl privea cu ochii de smalț prețios de sub puful cărliontat al părului blond. Rămase încântată revăzând-o și îi strânse mâna cu căldură, apoi cerându-și iertare. Nu am putut. Am avut atâta de lucru de două luni încoace că n-am mai ieșit nicăieri. Ea spuse atunci cu un aer serios. Rău, foarte rău. Ne-ai mâhnit rău de tot pe mama și pe mine, fiindcă nouă ne ești foarte drag. Eu nu mă pot lipsi de dumneata. Când nu ești aici, mă plictisesc de moarte. Vezi? Ți-o spun fără ocol ca să nu mai ai dreptul să dispare așa. De-mi brațul. Am să sărâc chiar eu, Iisus, umblând pe apă. E în fund de tot, în spatele serii. Papa l-a pus acolo ca lumea să fie silită să treacă prin toate încăperile. E uimitor cum se împăunează papa cu palatul acesta. Străbăteau încet prin mulțime. Lumea se întorcea pentru a privi tânărul acesta frumos și păpușa aceasta încântătoare. Un pictor cunoscut rosti. Uite o pereche frumoasă, sunt plin de haz, George își spunea. Dacă aș fi fost într-adevăr de baci, pe asta aș fi luat-o de soție și era cu putință. Cum de nu m-am gândit? Cum de mi-a venit să o iau pe cealaltă? Ce nebunie! Întotdeauna te pripești. Niciodată nu cugeți unde ai ajuns. Și pisma, o pisma amară, îi umplea sufletul picătură cu picătură ca o fiere, care îi învenina toate bucuriile, care îi făcea nesuferită viața. Suzanne spunea, te rog, vino mai des, Bellamy, vom face adevărată nebunie acum că papa e așa de bogat. O să petrecem ca niște smintiți. Gândindu-se mereu la același lucru, Durea răspunse, ei, acum ai să te măriți, o să iei cine știe ce prinț frumos că am scăpătat și nu o să ne mai vedem deloc. Suzanne îi zbucni cu sinceritate. A, nu, nu încă. Vreau pe cineva care să-mi placă, să-mi placă mult, mult de tot. Sunt destul de bogată pentru doi. El zâmbea cu un zâmbet bajocoritor și trufaș și începu să înșire numele celor ce treceau, oameni de viță foarte nobile care își vânduseră titlurile lor mâncate de rugină, unor fiice de financiari ca și ea și care trăiau acum lângă soțiile lor sau despărțiți de ele, însă liberi, desfrânați, cunoscuți de toată lumea și respectați. Încheie. În mai puțin de 6 luni vei mușca și tu din mămăla asta. Vei fi doamna marcheză, doamna ducesă sau alteța sa prințesa și mă vei privi de sus, donșoară.
Ea se supără, lovi cu Evantel peste braț și jura că nu o să se mărite decât va pofta inimii. El râdea bajocoritor. Vom vedea, ești prea bogată. Suzanne răspunse. Dar și dumneata ești bogat, ai primit o moștenire. Duroa scoase un ouă plin de compătimire. Să nu mai vorbim de asta, abia 20.000 de livre veniți, nu înseamnă prea mult pentru vremurile de azi. Dar soția dumitale a moștenit și ea? Da, 1.000.000 amândoi, 40.000 de franci venit. Cu asta nici măcar o trăsură de casă nu putem ține. Ajunsă în cel din urmă salon de unde se deschidea sera, o vastă grădină de iarnă plină cu arbori mari din țările calde și tufe de flori rare. Pătrunzând sub verdeața aceea întunecată unde lumina cădea ca o ploaie de argint, respirai răcoarea călduța pământului umed și un aer plin de miresme. Era o senzație ciudată de ceva blând, nesănătos și fermecător, nefiresc, tulburător și moleșit. Pășeai între două șiruri de arbuști pe niște covare ca mușchiul pădurii. Pe neașteptate, Duroa zări în stânga lui, sub o largă boltă de palmier, un bazin vast de marmură albă, în care te-ai fi putut scălda și pe marginile căruia, patru mari lebede albe din faianță de Delphi lăsau să curgă apa din pliscurile lor întredeschise. Fundul bazinului era presărat cu pulbere de aur și înăuntru se vedea înotând câțiva pește roșii uriași, bizare dihăni chinezești cu ochii bulbucați și sol striviți cu albastru. Un fel de mandarin ai undelor ce aminteau rătăcitor și plutind pe deasupra fundului acela de aur, ciudatele proterii din țări devărtate. Duroa se opri cu inima bătând. Ăsta lux, gândea el, în case de asta să trăiești. Alții au izbutit să o facă, de ce n-aș izbuti și eu? Se gândea la mijloace și negăsindu-le numai decât se mânia de neputința lui. Cam visătoare tovarășa lui tăcea. O privi cu coada ochiului și îi mai spus odată. Cu toate acestea ar fi fost de ajuns să mă înstor cu păpușa asta de carne. Deodată însă Suzanne păru că se trezește. Ia minte, spuse ea. Îl împinse printr-un grup care le stătea în drum și îl făcu să o ia brusc la dreapta. În mijlocul unui tufiș de plante ciudate ce își ridicau în sus frunzele tremurătoare, desfăcute ca niște mâini cu degete subțiri, se zărea un om nemișcat stând cu picioarele pe valuri. Impresia era uluitoare. Tabloul al cărui margini se găseau ascunse în frunzișul mișcător, părea o pată întunecată pe un fond fantastic și înmărmuritor. Trebuia să te uiți bine pentru a înțelege. Rama tăia prin mijloc barca în care se aflau apostolii abia luminați de razele pieziși ale unui felinar, a cărui lumină unul din apostoli, așezat pe marginea bărcii, o îndrepta asupra lui Iisus care venea spre ei. Hristos punea piciorul pe un val care se putea vedea adâncindu-se supus, netezit, blând, sub pasul dumnezeiesc care l-apăsa. În jurul lui totul era întunecat, numai stelele străluceau pe cer. În lumina tulbură a felinarului ținută de cel care îl arăta pe fiul omului, chipurile apostolilor se deslușeau schemonosite de uimire. Era într-adevăr o opera puternică și neașteptată a unui maestru, una din acele opere care răscolesc mintea și își dau de gândit ani întregi. Cei care priveau tabloul acesta rămâneau mai întâi tăcuți, apoi plecau visător și nu vorbeau decât mai târziu despre valoarea picturii. După ce îl privi câtva timp, Duroa spuse, e plăcut să poți plăti un flecușteț ca ăsta. Dar cum alții îl înghionteau, împingând de la o parte ca să vadă și ei, o porni înapoi păstrând mai departe sub braț și strângând-o ușor mâna mica Suzanei. Vrei să bei un pahar de șampanie? Întrebă ea. Haide-mi la bufet, o să dăm acolo de papa. Și străbătură din nou toate saloanele în care mulțimea creștea, tălăzuită încoace și încolo la largul ei, o mulțime gătită de sărbătoare. Lui George se păr deodată că aude un glas rostind. E la roșu doamna Duroa. Cuvintele izbirau o zlă întreagăt ca zgomotele acelea îndepărtate, purtate de vânt. De unde veneau? Privind toate părțile și o zări într-adevăr pe Madeleine care trecea la brațul ministrului. Își vorbeau în șoaptă zâmbindu-și intim și privindu-se în ochi. I se păru că bagă de seamă că lumea își jotește privindu-i și simți o poftă brutală și lipsită de sens să se repeadă la ființele acelea două și să le ucide cu lovituri de pumni. Îl făcea de râs Madeleine. Se gândi la Forestie. Erau poate unii care spuneau, încornoratul ăla de Duroa. Și cine era ea? O parvenită de nimica toată, destul de isteață, dar fără mare inteligență, la drepte vorbind. Lumea venea la el în casă pentru că se temea de el și pentru că îl simțea puternic, dar se vorbea probabil fără sfială de căsnicia asta umilă de ziariști. N-o să ajungă niciodată departe cu o soție care făcea ca întotdeauna casa lui să fie suspectă, care ajungea întotdeauna de râsul lumii și care părea prin purtările ei o intrigantă. Ei va fi de acum înainte ca o ghiulea atârnată de picioare. Ah, dacă ar fi bănuit, dacă ar fi știut, ce tare, ce strâns ar fi jucat. Ce frumoasă partidă ar fi putut câștiga cu mica Suzanne drept miză. Cum putu să fie atât de orb încât să nu vadă asta? Ajunse în sufragerie, o imensă încăpere cu coloane de marmură și cu pereți acoperiți cu gobelinuri vechi.
Walter își zări redactorul politic și se avântă spre el să-i strângă mâna. Era beat de bucurie. Ai văzut tot? Spune, Susan, i-a arătat tot? Ce multă lume, nu-i așa, Bellamy? L-ai văzut pe prințul de Guerș? A venit să bea un par de pungi mai adineauri. Apoi se grăbi să iasă în întâmpinarea senatorului Rizolin, care își tura după el nevasta buimăcită și împopătunată ca o paiață. Un domn se înclină în fața Suzanei, un tânăr înalt și subțire cu favorite blonde, cam chel, având înfățișarea aceea de om de lume pe care o recunoște oriunde a întâlnit-o. George o auzi numindu-l marchizul de Cazolei și pe neașteptate simți că e gelos pe omul acela. De când îl cunoștea Suzan? De când era bogată, fără îndoială. Ghician, el un pretendent. Simți că cineva l-a apucat de braț. Era Norbert de Varenne. Bătrânul poet își plimba petele unsuroase și fracul uzat cu un aer nepăsător și dezgustat. Iată ceva să zic a petrece, spuse el. În curând se va dansa, poi se va merge la culcare și fetele vor fi mulțumite. Ia șampanie, e minunată. Ceru să-i se umple un pahar și ciocnind cu Dura, care luase un altul rosti. Beau pentru revanșa spiritului asupra milioanelor. Apoi adăugă cu voce blândă. Nu că m-ar supăra milioanele altora sau că mi-ar fi necaz pe ei, dar protestez din principiu. George nu-l mai asculta. O căuta pe Suzan, care se făcuse nevăzută cu marchizul de Cazolei și, părăsindu-l brusc pe Norbert de Varenne, porni în urmărirea ei. O mulțime deasă care voia să bea l-opri. Când izbutin în sfârșit să răzbată, se trezi nas în nas cu soții de Omarel. Pe soții continua să o vadă, dar nu-l întâlnise de multă vreme pe soț, care îi lua amândouă mâinile. Ce recunoscător îți sunt, dragul meu, pentru sfatul pe care mi l-ai dat prin Clotilde. Am câștigat aproape 100.000 de franci cu împrumutul marocan. Dumitale ți-i datorez. Se poate spune că ești un prieten de preț. Bărbații întorceau capul după bruneta aceea frumoasă și elegantă. Dura răspunse. În schimbul acestui serviciu îți răpesc soția, dragul meu, sau mai bine zis să-i ofer brațul. Soții trebuie întotdeauna despărțiți. Domnul de Marel se înclină. Așa e, dacă vă pierd, ne vom regăsi aici peste o oră. Ne-am înțeles. Și cei doi tineri se înfundeau în mulțime urmați de soț. Clotil spunea într-una. Ce norocos și oameni sunt acești soți, Walter. Oricum, e ceva să te pricepi la afaceri. George răspunse. Iaș, oamenii cu adevărat au răzbat întotdeauna într-un fel sau altul. Iar îl luăm. Iată două fete care vor avea între 20 și 30 de milioane fiecare. Unde mai pui că Suzanne e și frumoasă? Duroa nu răspunse nimic. Propriul său gând rostit de o altă gură îl necăjea. Clotilde nu văzuse încă Iisus mergând pe apă. George se oferi să o călăuzească. Făceau hazbări fiind lumea, bătând joc de mătrele necunoscute. Se împotând trecuse pe lângă ei, purtând pe reverul fracului numeroase decorații, ceea ce investeli mult. Un fost ambasador care venea în urma lui avea o panglică de înșirat decorații mai puțin împănată decât el. Duroa spuse, ce amestecătură de lume! Baronar, care îi strânse mâna și împodobise și el cheotoarea cu panglica verde, cu galben pe care o scosese la iveală în ziua duielului. Vicontesa de Persemur, uriașă și împopotunată, stătea de vorbă cu un duce în salonașul lui Kenz. George spuse în șoaptă. O întrevedere amoroasă, dar răstrăpătând seara, au văzut din nou pe soția sa, stând așezată lângă la Roche Mathieu, aproape ascunși în spatele unui tufiș de plante. Aveau aerul că spun. Ne-am dat întâlnire aici, o întâlnire de care pot afla toți, pentru că nouă nu ne pasă de gura lumii. Doamna de Marel a recunoscut că tabloul lui Carl Markovici era uimitor și se întoarseră. Se rătăciseră de domnul de Marel. Duroa întrebă. Și Lorin tot te mai poartă pică? Da, nu vrea să te vadă și când se vorbește de tine pleacă. George nu răspunse nimic. Vrăzmășia neașteptată a acestei fetițe îl întrista și i-a apăsa sufletul. Suzanne îi prinse în dreptul unei uși și strigă. Ah, iată-vă, e bine, belea mea, o să rămâi singurel. O răpesc pe frumoasă Clotil ca să arăt camera mea. Și cele două femei se îndreptară cu pas grăbit, strecurându-se printre invitați, cu mișcarea aceea unduitoare, mișcarea aceea ca de șarpe cu care știu să se strecoare prin mulțime. Aproape numai decât o voce șopte. George, era doamna Walter. Continuă în șoaptă. Ah, ce neomenos, ce crud ești, cât mă faci să sufăr fără niciun folos. Am rugat-o pe Suzanne să ia cu ea pe cea care te însoțea ca să-ți pot spune câteva cuvinte. Ascultă, trebuie să-ți vorbesc astă seară sau nu știu ce voi face. Du-te în seară, vei găsi o ușă în stânga și vei ieși în grădină. Ia-o pe alea aceea care e în fața ei. La capă vei da peste un chioșc. Așteaptă-mă acolo peste 10 minute. Dacă nu vrei, îți jur că fac scandal aici, chiar acum. El răspunse cu dispreț. Fie, peste 10 minute voi fi în locul pe care mi l-ai spus. Și se despărțiră, dar Jacques Rival, făcât pace să-l facă să întârzi, îl luase de braț și îi stărțea foarte aprins o grămadă de lucruri. Venea fără îndoială de la bufet. În sfârșit, Duroa îl lăsă pe mâna domnului de Marel, pe care îl reîntâlni între două uși și dispăru. Trebuie să mai bage de seamă să nu fie văzut de soția sa și de la Roș. Izbuti pentru că păreau foarte însuflețit și ajuns în grădină.
Aerul rece îl cuprinse ca o baie înghețată. Își spuse: ei, drăcian, să mă aleg un guturai. Și își puse batista în jurul gâtului, închip de legătură. Apoi o luă încet pe alee, nevăzând bine pe unde călca, orbit de lumina saloanelor. La dreapta și la stânga întrezărea pomișori desfrunziți, ale căror coreci subțirele fremătau. Ligăderi cenușii se strecura printre ramurile acestea venind de la ferestrele palatului. În fața lui, în mijlocul drumului, zări ceva alb și doamna Walter, cu brațele goale, cu merigoi, bălborosi cu o voce tremurătoare. Ah, ai venit, spune, vrei să mă omori? Dura răspunse liniștit. Te rog, fără drame, s-o plec mai decât. Ea l-a apucat să degă și cu gura lângă gura lui spunea: dar ce ți-am făcut? Te porți cu mine ca un netrebnic, ce ți-am făcut? El încerca să dea la o parte. Ultima oară când te-am văzut, se înfășura părul de toți nasturii mei și astea cât pace să ducă la o ruptură între soția mea și mine. Doamna Walter rămas uimită, apoi făcând nu cu capul spuse: ah, soției tale puțin îi pasă, poate vreuna din amantele tale ți-o fi făcut o scenă. Eu nu am amante. Taci, nu vorbi. Dar de ce nu mai vii să mă vezi? De ce nu vrei să vii măcar o dată pe săptămână să cineți cu mine? Sufăr cumplit, te iubesc atât că toate gândurile mele se îndreaptă către tine, că nu mai pot privi nimic fără să te văd pe tine în fața ochilor, că nu mai îndrăznesc să spun un cuvânt fără să-mi fie teamă că îți voi rosti numele. Tu nu înțelegi asta. Mi se pare că sunt prinsă într-o capcană, legată într-un sac, nu știu cum. Amintirea ta veșnic vie, mă înnebușe, îmi sfâșie ceva aici în piept, sub sân, îmi taie picioarele că nu mai pot măcar să umblu și rămân toată ziua pe scaun slăită de puteri gândindu-mă la tine. Jojo privea cu uimire. Nu mai era ștrângărită stângace și zburdalnică pe care știa, ci o femeie rătăcită, deznădejduită, în stare de orice. Între timp, un plan nedeslușit îi încolți în minte. Răspunse: draga mea, dragostea nu e veșnică, te legi și te deslegi, dar când ține atât de mult ca a noastră, ajunge o povară îngrozitoare. M-am săturat, iată adevărul. Totuși, dacă vei ști să fii înțeleaptă să mă primești din casă și să te porți cu mine cum te-ai purta cu un prieten, am să viu iarăși ca altă dată. Te simți în stare de asta? Ea își puse amândouă brațele goale pe fracul lui negru și șopti: sunt în stare de orice pentru a te vedea. Atunci ne-am înțeles, spuse el. Suntem prieteni și nimic mai mult. Ne-am înțeles, băguie ea, apoi întinzându-i buzele. Încă o sărutare. Cea din urmă? El se împotrivi cu blândețe. Nu, trebuie să ne ținem în voielile. Ea se întoarse ștergându-ți două lacrimi, apoi scoțând din sân un pachet cu hârtie legat cu o funduliță de mătase rozile întinse lui Dura. Ține, e partea ta de câștig în afacerea Marocului. Eram atât de mulțumită că am câștigat asta pentru tine. Ține, haide, ia-l. El voia să refuze. Nu, nu voi primi banii aceștia. Atunci se revoltă. Ah, n-ai să-mi faci și pasta acum. Sunt ai tăi, nu mai ai tăi. Dacă nu iei, am să-i azvârl într-un canal. N-ai să faci asta, George, nu-i așa? El primi pachetelul și îl strecură în buzunar. Trebuie să intrăm, spuse el, să nu răcești cumva. Cu atât mai bine, șoptia. Oh, dacă aș putea muri. Îi luă o mână, i-o sărută cu patimă, cu furie, cu deznădejde și o luă la fugă spre casă. Dura se întoarse încet, dus pe gânduri. Se întoarse în seră cu fruntea sus, cu zâmbetul pe buze. Soția sa și la roși nu mai erau acolo. Publicul se împuțina. Era neîndoiesc că lumea nu rămânea la bal. O zări pe Suzan, care ținea de braț pe sora ei. Venirea amândouă la el ca să-l roage să danseze primul cadril cu contrele de la Turivelin. Cine mai așa ăsta, se miră el? Suzan răspunse ușor bajocoritor. E un nou prieten al sorii mele. Ros se îmbujoră la față și șopti. E jăută cealaltă, Suzet. Domnul acesta nu-mi este mai prieten decât îți este ție. Cealaltă zâmbea. Știu eu ce spun. Supărată, Ros le întoarse spatele și plecă. Dirua loc cu familiaritate brațul tinerii fete rămase lângă el, spunând cu glasul lui mângâietor. Ascultă, fată dragă, mă crezi cu adevărat prietenul dumitale? Desigur, Bălami. Ai încredere în mine? Absolută. Îți amintești ce spunea mai adineauri? În ce privință? În privința căsătorii dumitale sau mai degrabă a bărbatului pe care îl vei lua de soț. Da. Ei bine, vrei să-mi făgăduiești ceva? Da, dar ce? Să-mi cer sfatul ori de câte ori ți se va cere mâna și să nu prime să fii nimănui soție fără să-mi cunoști părerea. Da, cu bucurie. Rămâne un secret între noi doi. Niciun cuvânt despre asta nici tatălui, nici mamei dumitale. Niciun cuvânt. Făgăduiești? Făgăduiesc. Rival se apropie cu o înfățișare de om foarte ocupat. Domnișoară, tăticul dumitale te caută pentru bal. Să mergem, Bălami, spuse ea. Dar el refuză hotărât să plece numai decât, vrând să fie singur pentru a chipzui. Prea multe gânduri noi veniseră în minte. Început să-și caute soția. După câtva timp, o zări la bufet bând ciocolată cu doi domni necunoscuți. Madrena îl prezentă pe soțul său celor doi domni necunoscuți, fără să se prezinte și pe ei lui Dura. După câteva clipe, George întrebă: plecăm? Cum vrei. Madrena lua de braș și străbătură din nou saloanele în care lumea se rărea.
Unde e patrona?" întrebă ea. Aș vrea să mi-au rămas bun." E deprisos, s-ar încerca să ne oprească la bar și mi-ai de ajuns cât am stat aici." E adevărat, ai dreptate." Tot lungul drumului tăcură. Îndată însă ce intrară în odea lor de culcare, Madeleine zâmbitoare îi spuse înainte chiar de a scoate vălul. Nu știi, am o surpriză pentru tine." Giurea mă urmă erau de spus. Ce anume? Ghicește." Nu am să-mi dau o stână la asta." Ei bine, păi mâine anul nou." Da? E ziua darurilor." Da. Iată-l pe altul pe care l-a rău și l-a înmânat astă seară." Și de două cutiuțe neagre care părea să fie de bijuterii. El l-a deschise cu nepăsare și zări crucea legiunii de onoare. Păli ușor, apoi zâmbi și spuse. Mi-ar fi plăcut mai mult 10 milioane. Madeleine se aștepta la o izbucnire nebună și răceala lui o nemulțumi. Ești de necrezut, nimic nu te mai mulțumește acum. George răspunse liniștit. Omul ăsta nu face decât să-și plătească datoria și mai datorează încă foarte mult. Madeleine rămase uimită de tonul cu care vorbise George. Spuse din nou. Cu toate astea, la vârsta ta e frumos. Totul e relativ. Astăzi aș putea avea mult mai mult. Luă cutiuța, o șeză cu capacul ridicat pe cămin și se uită câteva clipe la steaua sclipitoare pusă înăuntru. Apoi o închise și se băgă în pat ridicând din numeri. L'officier din 1 ianuarie făcu în adevăr cunoscută numirea domnului Prosper George Duroy, publicist în gradul de cavaler al Legiunii de Onoare, pentru servicii excepționale. Numele era scris în două cuvinte, ceea ce-i făcut lui George mai multă plăcere decât decorația însăși. Un ceas după citirea acestei noutăți, ajunsă publică, primi un bilet de la doamna Walter, care l-a rugat stăruitor să vină să cineze la ea în acea seară împreună cu soția, pentru a sărbători această distinție. Șovăi câteva clipe, apoi aruncând în foc biletul scris în doi peri, îi spuse lui Madeleine. Vom lua masa astă seară la familia Walter." Madeleine se miră. Iată, uite, credeam că nici n-ai să le mai calci pragul." El mă urmăi numai. Mi-am schimbat părerea. Când sosiră, doamna Walter era singură în micul salonaș, ce fusese ales pentru primirile intime. Era îmbrăcată negru și își pudrase părul, ceea ce o făcea fermecătoare. De departe părea o bătrână, de aproape o femeie tânără și când te uitai mai bine la ea, părea o capcană pentru ochi. Sunteți în doliu?" întrebă Madeleine. Da și nu," răspunsea cu tristețe. N-am pierdut pe nimeni dintre ei mei, dar am ajuns la vârsta când îți ține deja de la viață. M-am îmbrăcat așa pentru un început. De acum înainte vei purta doliul numai în inimă." Iurea gândi. Va ține oare hotărârea asta?" Masa fu cam posomorâtă. Numai Suzan flecărea necontenit. Rosa avea un aer preocupat. Ziaristul fu foarte mult felicitat. După ce cina se termină, se plimbară, stând de vorbă prin saloane și sere. Cum Iurea mergea în urmă cu doamna Walter, acesta l-a oprit apucându-l de braț. Ascultă," spuse încet, n-am să-ți mai vorbesc niciodată despre nimic, dar vino să mă vezi, George. Îmi este cu neputință să trăiesc fără dumneata, cu neputință. Te simt, te port în ochi, în inima și în carne mea zi și noapte, neîncetat. E ca și cum ai fi pus să bea o travă care mă mistuie. Nu pot, nu pot. Vezi că nu te mai tutuiesc. Vreau să nu mai fi pentru dumneata decât o femeie bătrână. Mi-am pudrat părul ca să te dovedesc. Dar vino, vino din când în când ca prieten." Îi luase mâna și o strângea, o strivea, înfigându-și unghiile în carnea lui. Giura răspunse liniștit. Ne-am înțeles, e deprisos să mai vorbim despre asta. Vezi bine că astăzi am venit numai decât după ce mi-ai scris." Walter, care mergea în față cu cele două fete și cu Madeleine, se opri lângă Iisus, mergând pe apă și l-așteptă pe Giura. Închipuiți-vă, spunea el râzând, iar am găsit-o pe soția mea îngenunchiată în fața acestui tablou ca într-o biserică. Își povedea aici păcatele, ce am mai râs?" Doamna Walter răspunse cu glas hotărât, un glas în care mocnea un foc lăuntric. Acest Crist e cel care îmi va mântui sufletul, îmi dă putere și mă îmbărbătează ori de câte ori îl privesc. Și oprindu-se în fața fiului omului în picioare pe mare șopte. Ce frumoase! Ce teamă le este oamenilor acelora de ea și cum îl iubesc! Dar priviți-i capul, ochii, ce simplu și dumnezeiesc în același timp! Suzan izbucni. Dar îți seamănă, Bellamy, sunt sigură că îți seamănă. Dacă avea barbă sau dacă n-ar avea-o el, ați fi cu totul la fel amândoi. Oh, dar e bătător la ochi." Îl rugă pe Dura să se așeze în picioare alături de tablou și toată lumea recunoscut că, într-adevăr, cele două chipuri se asemănau. Toți rămaseră uimiți. Walter găsi întâmplarea foarte ciudată. Madeleine spuse zâmbind că Iisus avea o înfățișare mai bărbătească. Doamna Walter stătea nemișcată privind țintă chipul amantului ei lângă chipul lui Iisus și devenise tot atât de alb la față ca și părul ei. Capitolul 8. Cât mai ținu iarna, soții Duroy se duseră adesea la familia Walter. George lua masa foarte des chiar singur, Madeleine pretinzând că este obosită și preferând să stea acasă. Duroy lăsese vinerea ca zi de vizită și în seara aceea patroana nu poftea niciodată pe altcineva. Era de drept al lui Bellamy și numai a lui.
După masă jucau cărți, dădeau de mâncare peștilor chinezești, trăiau și petreceau în familie. În mai multe rânduri, dinapoi a unei uși, după un tufiș al serii, într-un colț întunecos, doamna Walter îl cuprinse pe neașteptate în brațe și strângându-l la piept și o era în ureche, te iubesc, mor de dragul tău. El o dăduse întotdeauna la o parte cu răceală, răspunzându-i cu glas astru, dacă reîncep nu mai viu pe aici. Pe la sfârșitul lunii martie se zvoni deodată că fetele lui Walter se măritau. Se spunea că Rose urmea să ia pe conturile de la Turivelin, iar Suzanne pe marchezul de Cazolet. Acești doi bărbați deveniseră obișnuiți ai casei, obișnuiții din aceia cărora li se dau deosebite semne de bunăvoință și li se fac toate hatărurile. George și Suzanne trăiau într-un fel de intimitate frățească și nestingherită, părăvoiau ceasuri întregi, își băteau joc de toată lumea și păreau că le place mult să stea împreună. Nu mai vorbiseră niciodată despre căsătoria tinerei fete, nici despre pețitorii care se iveau. Într-o zi, patronul îl invită pe Duroy la masă. Îndată după prânz, doamna Walter fu chemată și să stea de vorbă cu un negustor care îi aproviziona. Atunci George îi spuse Suzanne, hai să dăm pâine la pește. Luară fiecare de pe masă bucată mare de pâine și se duseră în seară. În tot lungul havuzului de marmură erau puse pe jos perne ca să se poată îngenunchea în jurul bazinului pentru a fi mai aproape de peștișori. Tinerii își luară două perne alăturate și, aplicați asupra apei, începând să arunce înăuntru cocoloașe de pâine frământate între degete. De îndată ce zăriră, peștii se apropiară bătând din coadă, dând din aripioare, rostogolindu-și ochii bulbucați, dându-se peste cap, scufundându-se pentru a înhăța prada rotundă care se afundă și ieși numai decât înapoi la suprafață pentru a mai cere alta. Își schimonoseau caragios gura, se repezau pe neașteptate, cu ciudata lor înfățișare de mici pocitani, și pe nisipul de aur de la fund păreau de un roșu aprins, stricând ca niște flăcări prin apa străvezie, sau arătându-și de îndată ce se opreau tivul albastru care le mărginea solzii. George și Suzanne își vedeau în apă propriile lor chipuri răsturnate și zâmbeau imagini. Deodată George spuse în șapte, nu-i frumos să te ascunzi față de mine, Suzanne? Ce ți-am ascuns, oare, Bellamy? Nu-ți mai amintești ce mi-ai făgăduit chiar aici, în seara balului? Nu. Când vei cere părerea, ori de câte ori vei fi cerută în căsătorie. Și? Ai fost cerută. De cine? Știi bine de cine? Nu, îți jur. Ba da, știi. Înfumăratul acela lung, marchizul de Cazolet. Mai întâi nu e înfumărat. Se poate. Dar e prost ruinat din pricina cărților și stors de blagă din pricina chefurilor. Într-adevăr, o partidă plină de haz pentru dumneata, o fată atât de frumoasă, de tânăr și de deșteaptă. Ea întrebă zâmbind, ce ai împotriva lui? Eu? Nimic. Ba da, nu e deloc așa cum spui. Hai, date, e un proș, un intrigant. Ea se întoarse puțin spre el, încetând de a mai privi apa. Hai, de spune, ce ai? Dura rostica și cum i s-ar fi smuls o taină din adâncul inimii. Am că sunt gelos pe el. Ea întrebă nu prea mirată, dumneata? Da, eu. Ia te uite și de ce? Pentru că sunt îndrăgostit de tine și tu o știi foarte bine răutăcioasă. Atunci i-a spus pe un ton aspru, ești nebun, Bellamy. Știu bine că sunt nebun, reluie el. Ar trebui oare să-ți mărturisesc că asta eu, un om însurat dumitale, o fată? Sunt mai mult decât nebun, sunt vinovat, aproape ticălos. Nu mi-e îngăduită nicio nădejde și la gândul acesta îmi pierd mintea. Și când auzi spunându-se că ai să te măriți, am niște izbucniri de furie că aș putea ucide un om. Trebuie să mieți asta, Suzanne. Tăcu. Peștii, cărora nu li se mai arunca pâine, așezați aproape în linie ca niște soldați englezi, stăteau nemișcați privind chipurile aplicate ale acestor doi oameni, care nu se mai singhiseau de ei. Fata șopti cu un amestec de tristețe și veselie. E păcat că ești însurat. Ce vrei? Nu se poate schimba nimic. S-a sfârșit. George se întoarce fără veste spre ea și îi spuse atingând-i aproape obrazul. Dacă aș fi liber, mai lua? Cu un glas plin de sinceritate, Suzanne răspunse. Da, Bellamy, te-aș lua, pentru că îmi place mai mult decât toți ceilalți. El se ridică bălborosind. Mulțumesc, te implor. Vrei să nu spui da nimănui? Așteaptă încă puțin, te rog mult de tot, îmi făgăduiești? Ușor tulburată și fără să înțeleagă ce urmărea Suzanne șopti. Îți făgăduiesc. Atunci Duroy zvârli în apă bucata mare de pâine pe care o mai ținea încă mână și fără să și-a rămas bun, fugi ca și când și-ar fi pierdut capul. Peștii se repeziră cu lăcomirea bucată de mierzi, care, nefiind frământată între degete, plutea și o sfârtecare cu gurile lor nesățioase. O turau spre celălalt capăt al bazinului, se zbăteau sub ea, alcătuind acum în cerchine mișcător, un fel de floare însuflețită și rotitoare, o floare vie căzută în apă cu capul în jos. Uimită, neliniștită, Suzanne se ridică și se îndreptă încet spre casă. Ziaristul plecase. Duroy se întoarce acasă foarte liniștit și în timp ce Madeleine scria niște scrisori o întrebă. Iei masa vineri la familia Walter? Eu am să mă duc. Ia și-o voi. Nu. Nu mă simt tocmai bine. Aș vrea mai degrabă să rămân acasă. Cum vrei, răspunse el. Nu te slește nimeni. Apoi își lua pălăria și plecă.
O pândea, o supraveghea și o urmărea de multă vreme, știindu-i fiecare pas pe care îl făcea. Ceasul pe care l-aștepta sosise în sfârșit. Nu se lăsase înșelat de glasul cu care răspunsese. Aș vrea mai degrabă să rămână acasă. În zilele ce urmară se purtă foarte drăguț cu ea, păru chiar vesel cu nu mai fusese de mult. Madrena îi spunea, iată, uite, încep să fie iar drăguț. Vine să îmbrăcă de vreme pentru a aranja niște treburi înainte de a se duce la patrona acasă, spunea el. Pleca apoi pe la ceasurile 6 după ce sărută soția și se duse să caute un cupeu în piața Notre-Dame de Loret. Spuse berjarului, vei opri în fața numărului 17 din Rue Fontaine și vei sta acolo până ce îți voi spune să pleci. Pe urmă mă vei duce la restaurantul Coq Faisan, în Rue Lafayette. Cupeul a pornit în trap la dormit al calului și Duroy a trase storurile. De îndată ce a ajuns în fața casei sale, nu mai părăsi intrarea din ochi. După 10 minute de așteptare, a văzut pe Madeleine ieșind și îndreptându-se spre bulevard. De îndată ce se depărta, scoase capul prin ușa cupeului și strigă mână. Birja a pornit iar și îl lăsă în fața restaurantului Coq Faisan, birt simplu și bun, renumit în cartier. George intră în sala comună și mâncă liniștit, uitându-se din când în când la ceas. La 7:30, după ce își bose cafeaua, luase 2 pahare de coniac și fumase alin un trabuc bun, ieși, opri o altă trăsură care tăcea goală și ceru să fie dus în riu la Rochefoucauld. Fără să-i ceară vreo lămurire portarului, urcă la etajul al treilea al casei, a cărei adresă dăduse și când îi deschise slujnica, întrebă: domnul Gilbert de Lorne acasă? Da, domnule. Furuga să poftească în salon unde așteptă câteva clipe. Apoi intră un bărbat înalt, decorat, cu o înfățișare militarească și având părul cărunt, deși era încă tânăr. Giroaul salută, apoi spuse: după cum am prevăzut, domnule comisar de poliție, soția mea cinează cu amantul ei în locuința pe care au închiriat-o în Rue du Martyr. Magistratul se înclină. Sunt la ordinele dumneavoastră, domnule. George relu. O puteți face până la ora 9, nu-i așa? Această limită, odată depășită, nu mai puteți pătrunde într-o locuință particulară pentru a constata un adulter, nu? Da, domnule, până la ora 7 în timpul iernii, până la ora 9 începând de la 31 martie. Suntem în 5 aprilie, așadar mi este îngăduit până la ora 9. E bine, domnule comisar, eu am jos o trăsură și putem trece mai întâi să luăm agenții care vă vor însoți. După aceea vom aștepta puțin în fața intrării. Cu cât vom sosi mai târziu, cu atât vom avea mai mult sorți de izbândă să-i surprindem în flagrant delict. Cum vreți, domnule? Comisarul ieși din odaie și se întoarse îmbrăcat cu un pardesiu care ascundea eșarfa tricoloră cu care era încins. Se dădu la o parte spre-i face loc lui Duroy să iasă primul, dar ziaristul, la cărui minte era absorbită de alte gânduri, nu voia să treacă și repeta: după dumneavoastră, după dumneavoastră. Magistratul spuse: luați-o dumneavoastră înainte, domnule, eu sunt acasă la mine. Atunci Duroy a trecut pragul mulțumind. Trecură mai întâi pe la comisariat ca să ia pe cei 3 agenți în civil care așteptau. George adusese la cunoștință din timp că descinderea avea să aibă loc în seara aceea. Unul din oameni urcă pe capră lângă birjar, ceilalți 2 intrară în cupeu și au pornit spre Rue du Martyr. Duroy spune: am planul locuinței, la al doilea. E mai întâi un vestibul mic, apoi sufrageria și apoi odaia de culcare. Cele 3 odăi dau una într-altă. Nu e nicio ieșire care să poată îndesni fuga. Ceva mai departe stă un lăcătuș. E pregătit să fie chemat de dumneavoastră. Când ajunseră în fața casei, a cărei adresă fusese dată birjarului, nu era decât 8:15. Așteptară în trăsură tăcuți mai bine de 20 de minute, când s-a făcut 9:15, George spuse. Acum să mergem. Și urcară scara fără să le pese de portar, care de alminter nici nu-i luă în seamă. Unul din agenți se rămase jos în stradă pentru a supraveghea ieșirea. Cei 4 oameni se opriră la etajul al doilea și Duroy își lipi mai întâi urechea de ușă, apoi ochiul de gaură a cheii. Nu auzi și nu văzut nimic. Atunci sună. Comisarul spuse agenților: veți rămâne aici gata la orice chemare. Și așteptare. După 2 sau 3 minute, George trase din nou de câteva ori în șir de inerul clopoțelului. Auzind un zgomot în celălalt capăt al locuinței, apoi un pas ușor care se apropia. Cineva venea furișându-se să tragă cu urechea. Atunci ziaristul ciocăi foarte tare cu degetul îndoit în lemnul tabliilor. Un glas de femeie care încerca să se prefacă întrebă: cine e acolo? Ofițerul municipal a răspunse: în numele legii deschideți. Glasul întrebă iar: cine sunteți dumneavoastră? Sunt comisarul de poliție. Deschide sau pun să spargă ușa? Glasul reluă: ce doriți? Și în locul magistratului răspunse Duroy: eu sunt. E reprisos să încercați să scăpați. Pasul, un pas ușor de picioare desculță, se depărtă, apoi se întoarse înapoi după câteva clipe. Dacă nu vreți să deschideți, spargem ușa, spuse George. Strângea în mână mânerul de alamă și cu un număr împingea ușa încet. Că nu îi se mai răspundea nimic, s-o pinti deodată atât de vârtos, încât vechea broască a casei mobilate cedă.
Șuruburile smulse săriră afară din lemn și Duroy a făcut pace să cadă peste Madren, care stătea în picioare în vestibul, îmbrăcată numai în cămașă și fustă, cu părul despletit, desculte și columnare în mână. Jo strigă: "Ia e, i-am prins!" și se repezi în locuință. Comisarul după ce scoase pălăria la urmă. Madren înspemântată venea în urma lor luminându-i. Străbătura sufragerii, unde pe masa nestrânsă se vedeau resturile cinei. Sticle de șampanie, goale, fica de gâscă într-un castronel fără capac, niște oase de pui și bucăți de pâine pe jumătate mâncate. Două farfurii puse pe etajera pentru vase erau încărcate cu ghioace de stridi. În odaie se deduse parcă o luptă. Rochia târna ca o prăboadă pe scaun, iar niște pantaloni bărbătești atârna pe brațul unui fotoliu. Patru ghete, două mari și două mici, zăceau la picioarele patului căzute pe o parte. Era o cameră mobiliată cu lucruri de rând în care plutea un miros grețos și searbăt, obișnuit apartamentelor de hotel. Un miros răspândit de perdele, de saltele, de ziduri, de scaune. Mirosul tuturor celor ce au dormit sau au trăit o zi sau șase luni în locuința aceea publică, lăsând acolo ceva din mirosul lor, din mirosul acela omenesc care, adăugându-se celui al predecesorilor, alcătuiește cu vremea o putoare vagă, dulceagă și nesuferită, aceeași în toate locurile de acest fel. O farfurie de prăjitură, o sticlă de chartreuse și două paharele pe jumătate pline tixeau căminul. Ornamentul alegoric al ceasornicului de bronz era acoperit de o pălărie mare, bărbătească. Comisarul se întoarse brusc și privind-o pe Madeleine în ochi rostii. Dumneavoastră sunteți Claire Madeleine Duroy, soția legitimă a domnului Prosper George Duroy, publicist aici de față. Madeleine rosti cu glas dugrumat. Da, domnule. Ce faceți dumneavoastră aici? Madeleine nu răspunse. Magistrul reluă. Ce faceți dumneavoastră aici? Vă găsesc în afara casei dumneavoastră, aproape goală, într-o locuință mobilată. Ce faceți aici? Așteptă câteva clipe. Apoi, cum ea nu răspundea nimic, adăugă. Doamnă, de vreme ce nu vreți să recunoașteți faptul, voi fi silit să-l constat. În pas se vedea forma unui trup ascuns sub cearșaf. Comisarul se apropie și strigă. Domnule! Omul culcat nu se mișcă. Părea că întoarce spatele cu capul vărât sub o pernă. Ofițerul atinse ceea ce părea a fi umărul și spuse iar: Domnule, nu mă siliți, vă rog, să trec la fapte. Dar trupul acoperit rămânea tot atât de nemișcat ca și când ar fi fost mort. Duroy, care înaintea să repede apucă cuvertura, o trase și, smulgând perna, scoase la iveală chipul pământiu al domnului La Roche-Mathieu. Se aplică spre el și, tremurând de pofta de a-l strânge de gât, spuse cu dinți încleștați: Ai cel puțin îndrăzneala nemerniciei dumitale. Magistrul întrebă iar: Cine sunteți dumneavoastră? Cum amantul înghețat de spaimă nu răspundea nimic, spuse iar: Sunt comisar de poliție și vă somesc să-mi declarați numele dumneavoastră. Tremurând de o furie sălbatică, George strigă: Dar răspunde dată fricosului sau îți voi spune eu numele. Domnule comisar, bolborosea atunci omul culcat, nu trebuie să lăsați să fiu insultat de individul acesta. Cu dumneavoastră am de-a face sau cu el? Dumneavoastră trebuie să vă răspund sau lui? Părea că nu mai are pic de salivă în gură. Ofițerul răspunse: Mie, domnule, numai mie, vă întreb cine sunteți dumneavoastră. Celălalt tăcu. Ținea ceașaful tras până la gât și îl ostogolea niște ochi îngroziți. Pe fața ei pământii, micile mustăți încobrigate păreau și mai negre. Comisarul reluă: Nu vreți să răspundeți? Atunci voi fi silit să vă arestez. Oricum, sculați-vă. Vă voi lua interogatorul după ce vă veți îmbrăca. Amantul își ghemâie mai tare trupul în pat, apoi șopti: Nu pot să o fac în fața dumneavoastră. De ce? Întrebă magistratul. Celălalt băigui: Fiindcă sunt gol de tot. Duroy râse bajocoritor și, culegând o cămașă de pe podea, o aruncă în pas strigând: Hai, scoală-te! De vreme ce te-ai dezbrăcat în fața soției mele, poți să te îmbraci în fața mea. Apoi întoarce spatele și se apropie de cămăni. Madeleine își recăpătase sângele rece și, văzând că totul e pierdut, era gata să cuteze totul. O îndrăzneală sfidătoare făcea să-i strălucească privirile și, răsucind o bucată de hârtie aprinsă ca pentru o petrecere, cele 10 lumânări din sfeșnicile sărăcăcioase așezate pe colțurile căminului. Se sprijinea apoi cu spatele de marmură și, apropiind de focul pe jumătate stins, unul din picioarele goale, ridicând cu el palele juponului care abia se mai ținea pe șolduri, luă o țigară dintr-o cutiuță de carton roz, o aprinse și începe să fumeze. Așteptând ca celălalt complice să se dea jos din pat, comisarul se întoarce spre ea. Face adesea meseria asta? Îl întrebă Madeleine cu neobrăzare. Cât mai rar cu putință, doamnă, răspunse comisarul grav. Madeleine îi zâmbea în nas. Atunci te felicit, nu e un lucru tocmai curat. Pe Duroy se făcea că nu-l vede, dar între timp domnul din pas se îmbrăcă, își trăsese pantalonii și încălțase ghetele și se apropie punându-și vesta. Ofițerul de poliție se întoarce spre el. Acum vreți să-mi spuneți cine sunteți, domnule? Celălalt nu răspunse. Comisarul rosti: Mă vă sili să vă arestez. Atunci omul izbucni deodată. Nu mă atinge, sunt ocrotit de lege. Duroy se repezi spre el ca pentru a-și drăbi și bufni în obraz. E flagrant delict, flagrant delict. Pot cere să fie arestat dacă vreau. Da, o pot face. Apoi cu glas răsunător:
Omul acesta se numește La Roche Mathieu, ministrul afacerilor străine. Comisarul de poliție se trase uluit înapoi, bolborosind. Domnule, vreți să-mi spuneți în sfârșit cine sunteți? Omul se hotărâ și spuse tare. O singură dată în viața lui ticălosul ăsta n-a mințit. Mă numesc într-adevăr La Roche Mathieu și sunt ministru. Apoi, arătând cu mâna spre pieptul lui George, unde se zărea licărind un punct roșu, adăugă. Și iată, nemernicul poartă la frac crucea legiunii de onoare pe care i-am dat-o eu. Giura se făcuse pământiu. Cu un gest nervos, își mărză de la cheutoare panglica roșii și zvârlind-o în cămin, strigă. Iată cât prețuiește pentru mine o decorație care vine de la o târătură ca dumneata. Stăteau față în față, rânjind unul la altul, înverșunați cu pumnii strânși, unul slab și cu mustața în vânt, celălalt gras și cu mustața îmbărlegată. Comisarul se repezi între ei și împingându-i cu mâinile în laturi. Domnilor, nu vă dați seama, e lipsit de demnitate! Își întoarse spatele fără să răspundă niciunul nimic. Nemișcată, Madeleine fuma mai departe zâmbind. Ofițerul de poliție reluă. Domnule ministru, am dat peste dumneata singur cu doamna Duro aici de față. Dumneavoastră culcat, dumneai aproape goală. Îmbrăcămintea dumneavoastră și a doamnei fiind răspândită de avalma prin locuință, aceasta constituie un flagrant delict de adulter. Nu puteți să găduie evidența faptului. Ce aveți de spus? La Roche Mathieu șopti. Nu am nimic de spus. Faceți-vă datorie. Comisarul se întoarce spre Madeleine. Recunoașteți, doamne, că domnul este amantul dumneavoastră? Nu te găduiesc. Este amantul meu, rostia cu semeție. E de ajuns. Apoi magistratul luă câteva înstemere asupra stării în care se afla locuința și a felului în care era împărțită. După ce termina de scris, ministrul care se îmbrăcase și aștepta cu paltonul pe braț și pălăria în mână întrebă. Mai aveți nevoie de mine, domnule? Ce trebuie să fac? Pot pleca? Giura se întoarse spre și râzându-i în față spuse. De ce să plecați? Noi am isprăvit. Vă puteți culca la loc, domnul meu. Vă lăsăm singuri. Și atingând cu degetul brațul ofițerului de poliție adăugă. Să plecăm, domnule comisar. Nu mai avem nimic de făcut în casa asta. Magistratul îl urmă puțin mirat, dar în pragul lui și George se opri pentru a-i face loc să treacă. Din politețe celălalt refuza. Giura stărui. Dar treceți, vă rog. După dumneavoastră, răspunse comisarul. Atunci ziaristul mulțumi cu înclinarea capului și cu o politețe bajocoritoare răspunse. E rândul dumneavoastră, domnule comisar de poliție. Aici sunt aproape ca la mine acasă. Apoi închise binișor ușa cu un aer discret. Un ceas mai târziu, George Duroy pătrundea în birourile ziarului Vie Française. Domnul Walter se și afla acolo pentru că ziarul, care luase o foarte mare extindere, înlesnind mult operațiile crescând ale băncii patronului, continua să fie condus și supravegheat cu grijă de el. Directorul își înălță capul și întrebă. A, ai și sosit? Ai o înfățișare foarte ciudată. De ce n-ai venit să iei masa la noi? De unde vii? Duroy, care era sigur de efectul pe care aveau să-l facă spusele sale, rostea apăsând pe fiecare cuvânt. Tocmai le-am răsturnat pe ministrul afacerilor străine. Celălalt crezu că glumea. L-ai răsturnat? Cum? Am să schimb guvernul, asta e tot. E momentul să aruncăm mortăciunea asta. Uluit, bătrânul crezu că redactorul era beat. Șopti. Haide, mai bate câmpii. Nici de cum, l-a surprins chiar adineori pe domnul La Roche Mathieu în flagrant delict de adulter cu soția mea. Comisarul de poliție a constatat faptul. Ministrul s-a dus pe copcă. Walter înmărmurit își ridică ochelari pe frunte și întrebă. Nu cumva ați bat joc de mine? Deloc. Chiar o să redactez un eco despre asta. Dar ce urmărești? Să-l răstorn pe acest pungaș, pe acest ticălos, pe acest răufăcător public. Își puse pălăria pe un fotoliu, apoi adăugă. Vai de cei ce-mi stau în cale, nu iert niciodată. Directorul nu-i venea să creadă, mormăi. Dar soția dumitale. Cererea mea de divorț va fi înaintată chiar mâine dimineață. Eu trimit înapoi răpăsatului forestiei. Vrei să te desparți de ea? Firește, eram într-adevăr caragios, dar trebuia să fac pe prostul ca să-i prind. S-a făcut. Sunt stăpân pe situație. Domnul Walter nu-și mai venea în fire și se uita la Giroa cu ochi speriați gândind. Drage, iată unul cu care nu trebuie să te pui rău. George continuă. Iată-mă liber, nu sunt tocmai sărac. În octombrie o să mă prezint la alegeri în ținutul meu de baștină, unde sunt foarte cunoscut. Nu puteam să mă impun și să mă fac respectat cu o femeie care de bănui la toată lumea. Mă îmbrăbodise ca pe un eghiop, m-a ademenise și mă prinsese în mreje. Dar de când i-am ghicit jocul, am stat mereu cu ochii pe aticăloasa. Început să râdă și adăugă. Bietul forestie, el era încornorat fără să bănui nimic, liniștit și încrezător. Iată m-a scăpat de râia pe care mi-a lăsat-o ca moștenire. Am în sfârșit mâinile dezlegate. Acum voi ajunge departe. Se așezase călare pe un scaun, rosti iar ca pentru sine. Voi ajunge departe. Și papa Walter se tot uita la el, lung, cu ochelarii proptiți pe frunte și își spunea. Da, o să ajungă departe, hoțomanul. George se ridică în picioare spunând. Mă duc să redactez ecoul, trebuie făcut cu discreție. Dar să știi, va fi nepraznic pentru ministru, eu nu am pierdut. Nu mai poate fi salvat. Vie Française nu are de ce să-l mai cruțe.
Bătrânul șovăi câteva clipe, apoi se resemna. Fă-o, spuse el, cu atât mai rău pentru cei care se bagă în astfel de încurcături. Capitolul 9. Trecuseră 3 luni. Divorțul lui Duroy tocmai se pronunțase. Fiindcă la 15 iunie familia Walter urma să plece la Truvi, hotărâre ca înainte de a se despărți să petreacă împreună o zi la țară. Aleseră o joi și o pornire la drum de la 9 dimineața, într-o mare caleașcă de călătorie cu 6 locuri, trasă de 4 cai înhămați la diligență. Urmau să prânzească la Saint-Germain, în pavilionul Henri IV. Bellamy ceruse să fie numai el invitat la plimbare, neputând suferi prezența și mutra marchezului de Cazole. Dar în ultima clipă se hotărâre să-l ia și pe domnul conte de la Turivelin, pe sus, din pat. Fusese înștiințat de cu seară. Trăsura urcă în trap grăbită Avenue de Champs-Élysées, apoi străbătă păturea Boulogne. Era o vreme minunată de vară, nu prea caldă. Rândunelele tăiau în albastrul cerului mari linii curbe, pe care ți se părea că le mai vezi și după ce păsările zburau mai departe. Cele 3 femei ședeau în fundul trăsurii, mama între cele 2 fete, iar cei 3 bărbați cu spatele, Walter între cei 2 musafiri. Trecură Sena, ocolirea Mont Valérien și apoi se îndreptară spre Bougival ca să o ia de-a lungul râului până la Pec. Contele de la Turivelin, un bărbat cam matur, cu favorite lungi și mătăsoase, ale căror vârfuri fluturau la cea mai ușoară adiere a vântului, ceea ce îl făcea pe Duroy să spună. Domnul Latour izbutește să obțină un minunat efect de vânt în barbă. Se uita lung și duios la roz. Erau logodiți de o lună. George, foarte palid, o privea adesea pe Susan, care și ea era palidă. Privirile lor se întâlneau, păreau că se sfătuiesc, că se înțeleg, că își spun pe ascuns ceva, apoi fugeau una de alta. Doamna Walter era liniștită, fericită. Prânzul ținu mult. Înainte de a porni înapoi spre Paris, George le propuse să facă o plimbare pe terasă. Se opriră mai întâi ca să admire priveliștea. Se înșirară cu toții de-a lungul zidului și se minunară de întinderea zării. La poalele unui deal prelung, Sena curgea spre Maison Lafitte, ca un șarpe uriaș tălunit în vârteață. La dreapta, pe culmea dealului, apeductul din Marly își repezea pe cer enorma umbră de 1000 cu picioare lungi, iar de desubt orașul se pierdea într-un mănunchi de arbori. Pe câmpia nemărginită ce se întindea în față se vedeau răsfirate aici și colosate. Bălțile de la Vesine aruncau petenete deși curate pe verdeața sărăcăcioasă a crângului. În stânga, departe de tot, se zărea în văzduh clopotnița ascuțită din Sartruvi. O priveliște care nu-și are pereche în lume, spuse Walter. Nici în lețe nu găsești una asemănătoare. Apoi o porniră încet să facă o plimbare și să se bucure puțin de această priveliște. Joe și Susan rămăseseră în urmă. De îndată ce se depărtară cu câțiva pași, el îi spuse încet cu glas stăpânit. Susan, te ador, te iubesc atât că îmi pierd capul. Și eu, Bellamy, șopti ea. Iară lă. Dacă n-ai să fii soția mea, am să părăsesc Parisul și țară. Încercă să mă cer lui papa, răspunse ea. Poate că o să vrea totuși. El făcu o mișcare de nerăbdare. Nu, ți-o spun pentru a 10-a oară, e de prisos. N-am să mai fi primit în casă. Voi fi dat afară de la ziar și nici nu ne vom mai putea vedea măcar. Iată isprava la care sunt sigur că voi ajunge printr-o cerere după tipic. Ai fost promisă marchizului de Cazole. Ei trag nădejdea că vei sfârși prin a spune da și așteaptă. Atunci ce-i de făcut, întrebă Susan. George o voia privind-o pe furiș cu coada ochiului. Mă iubește îndeajuns pentru a face o nebunie? Da, răspunse ea hotărât. O mare nebunie. Da, cea mai mare nebunie. Da, vei avea și destul de îndrăzneală pentru a-ți înfrunta mama și tatăl? Da, adevărat? Da, e bine. Este un mijloc, unul singur. Trebuie ca lucrul acesta să vină din partea dumitale și nu dintre a mea. Cum ești o copilă răsfățată, căreia îi se trece totul cu vederea, nu se vor mira prea tare de o cutezanță în plus din partea dumitale. Așadar, ascultă. Astă seara, ajungând acasă, te vei duce mai întâi să o găsești pe mama dumitale, pe ea singură, și îi vei mărturisi că vrei să te căsătorești cu mine. Ea va fi foarte tulburată și o să se înfurie foarte tare. Suzane, te e vorba. Oh, mama nu o să se împotrivească. Ba da, dumneata nu cunoști sărălu el cu aprindere. Va fi mai supărată și mai mânioasă decât tatăl dumitale. Vei vedea cum o să se împotrivească, dar dumneata vei ține morțiș, nu te vei lăsa. Vei spune mereu că vrei să te căsătorești cu mine, numai cu mine. Ai să o faci? Am să o fac. Și plecând de la mama dumitale, vei spune același lucru tatălui dumitale, cu o înfățișare foarte serioasă și foarte hotărâtă. Da, da, și pe urmă? Și pe urmă? Aici lucrul devine grav. Dacă ești hotărâtă, foarte hotărâtă, foarte, foarte hotărâtă să fii soția mea, iubita mea, mica mea Susan, te voi răpi. Ea se clătină de bucurie și fu cât pace să bată din palm. Oh, ce fericire, mă răpești? Când e să mă răpești? Toată poezia veche a răpirilor nocturne, a rădvanilor de poștă, a hanurilor, toate întâmplările încântătoare de prin cărți, străbătură de dată mintea, ca un fermecător vis gata să se înfăptuiască. Mi-ai spus odată, când ai să mă răpești? El răspunse foarte încet. Dar
În seara asta, la noapte. Și unde ne vom duce?" întrebă ea înfiorându-se. Ăsta e secretul meu. Gândește-te bine la ce faci. Spuneți că după fuga aceasta nu vei mai putea fi decât soția mea. E singurul mijloc, dar este foarte primejdios pentru dumneata." Sunt hotărâtă. Unde am să te găsesc?" spuse ea. Ai să poți ieși?" Da, știu să deschid portiță." Ei bine, după ce o să se culce portarul pe la miezul nopții, vine să mă găsești în piața Concord. Ai să mă găsești într-o cupea oprită în fața Ministerului Marinei." Voi veni." Adevărat? Adevărat." George îi lua mâna și o strânse. Ah, cât te iubesc, ce bună și curajoasă ești. Atunci nu vrei să te căsătorești cu domnul de Cazole?" Ah, nu." S-a supărat tare tatăl dumitale când ai spus nu?" Crezi și eu, vreau să mă trimit înapoi la mănăstire." Așadar, vezi că trebuie să fiu hotărât." Voi fi." Suzanne privea zarea nesfârșită cu mintea stăpânită de gândul răpirii. Avea să meargă mai departe decât zarea cea îndepărtată cu el. Avea să fie răpită, era mândră de asta. Nu se gândea deloc la renumele ei, la tot ce se putea întâmpla. Știa ce aștepta măcar, bănuia? Întorcându-se spre ei, doamna Valtă strigă. Dar vine odată, Suzanne, ce faci acolo cu Bellamy?" Și George și Suzanne se grăbiră să ajungă pe ceilalți din urmă. Se vorbea despre mare unde aveau să plece curând. Se întoarseră la Paris prin Chateau ca să nu mai facă odată drumul de la veniri. George nu mai vorbea deloc. Se gândea, așadar dacă fata asta o să aibă puțină îndrăzneală, o să izbutesc în sfârșit. De 3 luni o învăluia în mărăjele dragostei lui, o încânta, o fermeca, o cucerea. Se făcuse iubit așa cum știa el să se facă. Culesese fără nicio greutate sufletul ei flușturatic de păpușă. Izbutise mai întâi să facă să-l refuze pe domnul de Cazolei. Acum izbutise să o convingă să fugă cu el, pentru că alt mijloc nu era. Își dădea bine seama că doamna Walter n-ar fi consimțit niciodată să-i dea fata. Îl mai iubea încă, avea să-l iubească întotdeauna cu o pasiune fără leac. O înfrânea prin răceala lui voită, dar o simțea mistuindu-se de o patimă neputincioasă și arzătoare. Niciodată nu o va putea îndupleca, niciodată nu-i va îngădui să o ia pe Susan de soție. Odată însă ce fata va fi în mâna lui, undeva departe, va vorbi despre asta de la egal la egal cu tatăl. Gândindu-se la toate acestea, răspundea prin crâmpeie de fraze, neascultând deloc ceea ce Susan gândea și ea. Și zurgălăii celor 4 care îi răsunau în minte, o făceau să vadă șosele nesfârșite sub un veșnic clar de lună, întunecoase păduri trăbătute în goană, hanuri la marginea drumului și graba grăjdarilor de a schimba caii, pentru că toată lumea ghicea că sunt urmăriți. Când caleașca sosi în curtea casei, voiră să-l oprească pe George la masă, dar el nu primi și se întoarce acasă. După ce îmbucă ceva și rândui hârtiile ca și când ar fi avut de făcut o călătorie lungă. Arsă niște scrisori compromițătoare, ascunse altele, scrise câtorva prieteni. Din când în când se uita la cea spunându-și, trebuie să se fi îngroșat gluma acolo, și o îngrijorare îi strângea inima. Dacă se împotmălea, dar de ce s-ar teme, într-un fel sau altul o va scoate la capăt. Totuși juca o carte mare în seara asta. Plecă de acasă pe la 11, rătăci câtva timp, luă un cupeu și spuse bejarului să oprească în piața Concord în dreptul arcadelor Ministerului Marinei. Din când în când aprindea cât un chibrit să vadă cât era ceasul. Când văzu că se apropie miezul nopții, nerăbdarea lui deveni înfrigurată. Scotea mereu capul prin ușa cupeului ca să privească. Un ceasornic îndepărtat bătu 12, apoi un altul mai apropiat, apoi 2 deodată, apoi la urmă unul foarte departe. Când acesta din urmă sfârși bătăile, George spuse: s-a sfârșit, am dat greș, n-o să vină. Era hotărât cu toate acestea să stea acolo până la ziua. În împrejurări de felul acesta trebuie să ai multă răbdare. Mai auzi bătând sfertul, apoi jumătate, apoi 3 sferturi. Și toate ceasornicile bătură pe rând ora 1, la fel cum vestiseră miezul nopții. Acum nu mai aștepta, stătea numai frământându-și mintea pentru a ghici ce se putuse întâmpla. Pe neașteptate, un cap de femeie se aplică înăuntru prin ușa cupeului și întrebă: ești aici, Bellamy? George avea o tresărire și simți că îi se taie răsuflarea. Dumneata e Susan? Da, eu sunt. El nu nimerea mânerul ușii și spunea într-una: dumneata ești, dumneata ești. Urcă! Susan urcă și se prăbușe alături de el. El strigă vizitiului: mână! Și cupeul porni. Ea gâfea fără să vorbească. George întrebă: ia spune, cum s-a petrecut lucrurile? Atunci Susan șopte aproape leșinat: ah, a fost îngrozitor, cu mama mai ales. El era neliniștit și tremura. Cu mama dumitale, ce a spus? Povestește. A fost înspăimântător. Am intrat la ea și am spus pe de rost tirada pe care mi-o pregătise. Atunci ea s-a făcut albă ca varul și mi-a strigat: niciodată, niciodată. Eu am plâns, m-am supărat, am jurat că nu mă voi mărita decât cu dumneata. Am crezut că o să mă bată, era ca turbată. A spus că o să mă trimită înapoi la mănăstire chiar a doua zi. Niciodată n-am văzut așa, niciodată.
Tocmai când în cele prostiile astea intră și papa. El nu s-a supărat că ea, dar a fost de părere că nu ești o partidă destul de atrăgătoare. Și fiindcă mă înfuriasem și eu, am început să strig mai tare ca ei. Și papa, cu o înfățișare tragică ce nu îi se potrivea deloc, mi-a spus să ies afară. Asta e ceea ce m-a hotărât să fug cu dumneata. Iată-mă, unde mergem? El o cuprinsese încet pe după mijloc și asculta cu cea mai mare luare aminte și cu inima zvâcnind de ura care începea să-i încolțească în suflet împotriva acelor oameni. Dar o avea în mână pe fata lor. Vor vedea ei acum, răspunse. E prea târziu ca să mai luăm trenul. Trăsura asta o să ne ducă până la Sevres, unde vom petrece noaptea, iar mâine plecăm la Roche-Guyon. E un sat frumos la marginea Senei, între Monte și Bunier. Ea murmură. Dar vezi că n-am schimburi cu mine, nu mi-am luat nimic. George zâmbi cu nepăsare. Ei, și o să vedem noi acolo. Cupeul străbătea străzile una după alta. George luă mâinile tinerei fete și începu să le sărute încet, cu respect. Nu știa ce să-i spună, nefiind obișnuit cu sentimentele platonice, dar deodată se păr că Susan plânge. O întrebă cu groază. Ce ai, fată dragă? Ea răspunse cu glasul plin de lacrimi. Mă gândesc că biata mama nu doarme acum dacă a băgat de seamă plecarea mea. Într-adevăr, doamna Walter nu dormea. După ce Susan ieșise din odaie, rămânând singură cu soțul ei, întrebă nebunită de spaimă pierdută. Doamne, Dumnezeule, ce vrea să zică asta? Walter strigă furios. Asta înseamnă că a fost încântată de intrigantul acela. El a făcut-o să refuze pe cazole. A mirosit-o destul frumușică, vezi bine. Începu să se plimbe furios încoace și încolo prin odaie. De altfel, și tu îl atrăgeai neîncetat, îl măguleai, lingușeai, nu mai știi cum să-l mămești. De dimineață până seara, pe la mine sus, pe la mine jos, poftim răsplata. Ea băigui pământ, eu îl atrăgeam? El îi strigă în obraz. Da, tu, toate sunteți nebune după el, și Clotil, și Susan, și toate. Crezi că eu nu vedeam că nu puteai sta 2 zile fără să-l faci să vină pe aici? Doamna Walter își înălță capul cu un aer tragic. Nu-ți permis să-mi vorbești în felul acesta. Dumneata, uiți că eu nu am fost crescut într-o dugheană cu dumneata. El rămase mai întâi nemișcat și uluit, apoi lăsă să-i scape un fir al dracului plin de furie și ieși trântind ușa. De îndată ce rămase singură, doamna Walter se îndreptă instinctiv spre oglindă, ca pentru a vedea dacă nu se schimbase ceva în ea. Într-atât îi se păreau de groaznice și cu neputință de crezut cele ce îi se întâmplau. Susan era îndrăgostită de Bellamy și Bellamy voia să se însoare cu Susan. Nu. Nu era adevărat, se înșelase. Fata asta avusese o toană foarte frească pentru băiatul acela frumos și nădăjduise că îl vor da de soț. Asta fusese mica ei stravă, dar el nu putea fi părtaș la asta. Și chipzuia buimăcite ca în fața marilor catastrofe. Nu, Bellamy nu știa desigur nimic de porna Suzanei. Și se gândi mult timp la viclenia și nevinovăția, în aceeași măsură cu putință ale acestui om. Ce ticălos dacă el a fost cel care a pregătit lovitura. Și ce avea să se întâmple acum? Câte primejde și câte chinuri prezințea? Dacă el nu știa nimic, lucrurile se mai puteau încă îndrepta. Ar face o călătorie de 6 luni cu Susan și totul s-a sfârșit. Dar cum ar putea să-l vadă ea după aceea? Pentru că tot îl mai iubea. Patima s-o străpungea ca un vârf de săgeată care nu mai poate fi smulsă. Să trăiască fără el era cu neputință, mai bine să moară. În mijlocul acestor chinuri și îndoiel simțea că își pierde mintea. O durere de cap îi încercuia capul. Gândurile se încălceau tulburi chinuite. Își frământa mintea să afle, se enerva că nu știe nimic. Privicea sornicului era unul trecut. Îi spuse, nu pot sta așa, nebunesc. Trebuie să aflu, am să o trezesc pe Susan să o întreb. Și se îndreptă în picioarele goale ca să nu facă zgomot, cu o lumânare în mână spre odaia Suzanei. Deschise ușa încetişor, intră, privi patul. Era nedesfăcut. La început nu înțelese și crezu că fata mai stătea încă de vorbă cu tatăl ei. Îndată însă o bănuială cumplită încolți în minte și o făcut să alerge la soțul său. Ajunse acolo într-un suflet alb ca varol și căfâind. El era culcat în pat și mai citea încă. Întrebă speriat. Ei, ce? Ce ai? Ea bălborosea. Ai văzut-o pe Susan? Eu? Nu, de ce? A plecat, nu e noda ei. Dintr-o săritură, Walter se dădu jos din pat, își puse papuce și fără izmene cu cămașa de noapte în vânt, se repezi la rândul lui spre camera Suzanei. De îndată ce a ajuns în odaie, nu mai a avut nicio umbră de îndoială. Fugise. Căzând într-un fotol și puse lampa jos în fața lui. Doamna Walter îl ajunse din urmă, băiguia. Ei? Nu mai avea putere să răspundă, nu mai era mâniat. Gemu. S-a isprăvit, e în mâna lui, suntem pierduți. Ea nu înțelegea. Cum asta, pierduți? Ei, da, vezi bine. Acum trebuie să se însoare cu ea. Doamna Walter scoase un fel de urlă de fier. El? Niciodată! Ai nebunit? Walter răspunse cu descurajare. Degeaba urle, a răpit-o, a necinstit-o. Lucru cel mai bun pe care l-avem de făcut este să-i dăm. Dacă știm să ne descurcăm, nu o să afle nimeni. Zguduită de o emoție puternică, doamna Walter repetă. Niciodată! Niciodată nu o va avea! Niciodată n-am să îngădui!
Walter șopti copleșit. Dar o are, s-a isprăvit, și o să o păstreze și o să o ascundă cât timp nu ne vom înduplica. Așadar, pentru a înlătura scandalul, trebuie să ne învăim numai decât. Soția lui, sfârșiată de o durere de nespus, strigă iar. Nu, n-am să îngădui niciodată. Cuprins de nerăbdare, Walter adăugă. Dar nici nu mai încă pe vorbă, suntem siliți să o facem. Ah, ticălosul, cum ne-a înșelat! Oricum e un om tare. Am fi putut găsi un om mult mai bine ca situație socială, dar nu ca inteligență și ca viitor. E un băiat de viitor, va ajunge deputat și ministru. Doamna Walter rosti cu o hotărâre sălbatică. N-am să îngădui niciodată să ia pe Susan, auzi? Niciodată! Walter se supără în cele din urmă și, ca un om practic, îi lua apărarea lui Bellamy. Dar taci odată, îți repet că trebuie neapărat și cine știe, poate că nu o să ne pare rău. Cu oameni de felul acesta te poți aștepta la orice. Ai văzut cum l-a răsturnat din 3 articole pe neghebă de la Roche-Mathieu și cu câtă demnitate a făcut-o, deși era grozav de greu în situația lui de soț. În sfârșit vom vedea. Ceea ce e sigur e că am căzut în laț și dintre asta nu putem scăpa. Doamnei Walter îi venea să urle, să se tevălească pe jos, să-și mulgă părul. Spuse din nou cu glas înverșunat, nu va fi a lui, eu nu vreau. Walter se ridică, luă lampa de jos și zis, e stupidă ca toate femeile, nu faceți niciodată nimic decât sub imboldul pasiunii. Nu știți să vă mlădiați după împrejurări, sunteți lipsite de judecată. Eu îți spun că o va lua de nevastă, trebuie. Și ieși tărșindu-și papucii. Străbătu, sta fiecare aghioasă în cămașă de noapte, coridorul larg al marelui palat adormit și reintră fără zgomot în camera lui. Doamna Walter stătea în picioare sfârșiată de o durere cumplită. De alminter nici nu înțelegea încă bine, suferea numai. Apoi se părut că n-avea să poată rămâne acolo nemișcată până la ziua. Simțea în ea o nevoie irezistibilă să fugă, să alerge încotro vedea cu ochii, să plece, să caute sprijinul cuiva, să fie ajutată. Se întreba pe cine ar putea să cheme în ajutor, ce om, și nu găsea pe nimeni. Un preot? I se va arunca la picioare, îi va mărturisi tot, își va spovedi păcatul și deznădejdea. El va înțelege că ticălosul acela nu se putea căsători cu Susan și va împiedica nelegiuirea aceasta. Îi trebuia un preot numai decât, dar unde să-l găsească, unde să-l caute? Cu toate acestea, nu putea sta așa. Îi trecu atunci pe dinaintea ochilor ca una lucră chipul senin al lui Iisus mergând pe apă. Îl văzu limpede ca și când ar fi avut tabloul în față. Așadar o chema, îi spunea, vino la mine, vino să îngenunchezi la picioarele mele, îți voi alina durerea și te voi sfătui ce trebuie să faci. Luă o lumânare, ieși și se îndreptă spre țară. Tabloul se afla la capătul sălii într-un salonaș care se închidea printr-o ușă cu geamuri, ca nu cumva o mezele a plantelor să strice pânza. Salonașul era ca un fel de capelă în desișul acela de arbori ciudați. Când pătrunse în grădina de iarnă pe care nu o văzuse niciodată decât luminată, încremeni în fața întunecimii de nepătruns care domnea în jur. Plantele uriașe din țările calde îngreunau aerul cu respirația lor apăsătoare, iar ușile nemai fiind deschise, aerul acestei ciudate păduri, închise sub o cupolă de sticlă, pătrundea nevoie în piept, te amețea, te îmbăta dulce și dureros, dând trupului o senzație tulbure de voluptate adâncă și de moarte. Viața femeii mergea încet, speriată de bezna din care se desprindeau brusc, la flacăra pâlpâitoare a lumânării, plante extravagante ca niște dihănii, fantome ciudate și înspăimântătoare arătări de bază. Deodată îl zări pe Iisus, deschise ușa care despărțea de el și căzu în genunchi. La început se rugă nebunește, bolborosind cuvinte de dragoste, invocații pline de patimă și deznădejde. Apoi ardoarea rugăciunii, mai potolindu-se, ridică ochii spre el și rămase încremenită de spaimă. Semăna atât de mult cu Bellamy în licărirea tremurătoare a lumânării care lumina de jos în sus, încât nu Dumnezeu era cel care privea geamantul ei. Erau ochii lui, fruntea lui, înfățișarea feței lui, aerul lui rece și trufaș. Băiguia. Iisuse, Iisuse, și cuvântul George îi se urca pe buze. Deodată trecu prin minte că poate chiar la ora aceea George îi necinstea fata. Era cu ea singur undeva într-o daie. El cu Susan, spunea mai departe. Iisuse, Iisuse, dar se gândea la ei, la fica și la amantul ei. Erau singuri într-o daie și era noapte, îi vedea. Îi vedea atât de deslușit încât apărau în fața ei acolo, în locul tabloului. Zâmbeau, se sărutau. O daie era întunecată, patul desfăcut. Se ridică din genunchi ca să meargă spre ei, ca să o apuce pe Susan de păr și să o smulgă din îmbrățișarea aceea. Avea să o strângă de gât, să o zugrume pe această Susan pe care o ura, pe această fată a ei care făcea dragoste cu George. O atingea, mâinile întâlnire pânza tabloului, dăduse peste picioarele lui Sus. Scoase un țipă și căzu pe spate. Răsturnată, lumânarea se stinse. Ce se petrecuse după aceea? Visă vreme îndelungată, lucruri ciudate, înspăimântătoare. George și Susan îi trăceau mereu pe dinaintea ochilor, îmbrățișați împreună cu Iisus Hristos, care binecuvânta dragostea lor nelegiuită. Își dădea vag seama că nu se afla în odaia la ea.
Voia să se scoale, să fugă, dar nu putea. O cuprinsese o toropeală care i-a amorțat trupul, nelăsându-i trează decât de mintea. Trează, dar tulbure și chinuită de închipuiri groaznice, de necrezut. Pierdut într-un vis rău, un visul acela straniu și câteodată ucigător, pe care îl stricoară în creierul omenesc plantele adormitoare din țările calde, bizare la chip și cu miresme grele. Când s-a făcut ziua, doamna Walter fu ridicată de jos de la picioarele lui sus, mergând pe apă, unde zăcea fără cunoștință aproape nebușită. Se îmbolnăvi atât de rău încât viața-i fu în primejdie. Nu-și recăpătă pe deplin cunoștința decât a doua zi. Apoi începu să plângă. Pentru a li se astupa servitorilor gura, li se spuse că Susan fusese trimisă pe neașteptate la mănăstire. Iar domnul Walter răspunse unei lungi scrisori a lui Duroa, învoindu-se să-i dea mâna fiicii sale. Bellamy pusese scrisoarea aceasta la poștă în clipa când părăsea Parisul, după ce o pregătise în seara plecării sale. Scria în cuvinte pline de respect că o iubea de mult timp pe tânăra fată, că între ei nu existase niciodată vreo înțelegere, dar că văzând-o că vine la el neconstrânsă de nimic, spre a-i spune vreau să fiu soția dumitale, se socotise îndrituit să o țină și să o ascundă până ce va izbuti să capete un răspuns din partea părinților, a căror hotărâre prevăzută de lege avea pentru el mai puțină însemnătate decât voința logonnicei sale. Cerea ca domnul Walter să răspundă la căsuța poștală, un prieten urmând să-i trimite scrisoarea. Când obținut ceea ce voia, o aduse pe Susan înapoi la Paris și o trimise la părinții ei. El găsi cu cale că e mai bine să nu se înfățișeze acolo câteva vreme. Petrecuseră 6 zile pe malul Senei la Roche-Guyon. Susan niciodată nu petrecuse atât de bine. Se jucase de-a țărâncuța. Cum Duroa o dăduse drept sora lui, trăiau într-o intimitate liberă și curată, într-un fel de prietenie amestecată cu dragoste. Duroa socotea că e mai abil să o respecte. Chiar a doua zi după sosire, Susan își cumpără rufe și vezminte de țărancă și se apucă să pescuiască cu undița, având pe cap o uriașă plărie de paie împodobită cu flori de câmp. Găsea ținutul încântător. Se aflau acolo un vechi turn și un castel de mult, unde se puteau vedea tapițării de toată frumusețea. George, îmbrăcat într-o bluză de pânză cumpărată de agată de la un negustor din ținut, o plimba pe Susan, fie pe jos de-a lungul malurilor, fie cu luntre. Se sărutau mereu prânși de fiori, ea nevinovată, iar el gata să cadă în ispită. Dar știa să fie tare și când îi spuse, mâine ne întoarcem la Paris, tatăl tău se învoiește să ne căsătorim, ea șopti cu naivitate. Așa curând, mie îmi plăcea atât de mult să fiu soția ta. Capitolul 10. În locuința din râu Constantinople era întuneric, pentru că George Duroa și Clotilde Umarel, întâlnindu-se în ușă, intraseră în grabă și ei spusese, fără să-i dea răgaz să deschidă oblanele. Așadar te căsătorești cu Susan Walter. El mărturisi cu blândețe și adăugă, nu știai? În picioare în fața lui Clotilde reluă furioasă scoasă din fire. Te însori cu Susan Walter, asta e prea din calea afară, nici n-am mai pomenit. De 3 luni mă duci cu vorba ca să-mi ascunzi asta, toată lumea știa, numai eu nu, nici acum n-aș fi știut dacă nu mi-ar fi spus soțul meu. Puțin că am îngrucat, Duroa a început să rânjească și, punându-și pălăria pe coltul căminului, s-a așezat într-un fotoliu. Clotilde îl privea țintă și cu un glas căzut și întărâta spuse. De când ți-ai lăsat nevasta, pregăteai lovitura asta și în așteptare mă păstrai frumușul ca amantă, nu? Ce nemernic ești! De ce? Aveam o nevastă care mă înșela. Am prins-o, am divorțat de ea și acum mă căsătoresc cu altă. Se poate ceva mai limpede? Ea șopti tremurând de furie. Ah, ce viclean și periculos ești! George începuia să zâmbească. Vezi bine, tâmpiți și nătărei sunt întotdeauna păcăliți. Dar ea și urma gândul. Ar fi trebuit să zghicesc jocul de la început, dar nu. Nu puteam crede că ai să fii atât de josnic. El își luă un aer de. Te poftesc să iei seama la cuvintele de care te folosești. Pe ea o scosese din sărite mânia aceasta disprețuitoare. Ce? Acum vrei să mă port cu mănuși? De când te cunosc te porți cu mine ca o secătură și ai vrea să nu te-o spun? Înșel pe toată lumea, tragi foloase de pe urma tuturor, îți procur plăcerile și banii de oriunde și ai vrea să mă port cu tine ca și cum ai fi un om de treabă. El se sculă în picioare și cu buțile tremurând spuse, taci sau te dau afară? Ea băigui, să mă dai afară. Tu? Nu mai putea să vorbească, gătuită de furie și fără veste, ca și cum i s-ar fi sfârmat deodată zăgazurile mâniei, izbucnii. Să ies afară de aici, uiți cine a plătit din prima zi locuința asta? Ah, da, e adevărat că ai luat-o din când în când pe socotela ta, dar cine a închiriat-o? Eu. Cine a păstrat-o? Eu. Și vrei să mă dai afară de aici? Tacă-ți gura, lichea ordinară. Crezi că nu știu cum ai jecmănit-o pe Madeleine de jumătate din moștenirea lui Vodrec? Crezi că nu știu că te-ai culcat cu Susan ca să o silești să te ia de bărbat? El o înșfăcă de ume și zgălțindu-i zbucnii. De fapt, asta să nu vorbești, nu-ți permit!" Clotilde strigă. Te-ai culcat cu ea, știu eu!" El ar fi îndurat orice, dar minciunea asta îl scotea din fire. Adevărurile pe care le aruncase din ea renoblat făcuseră să-l treacă fior de mânie, dar minciunea aceasta despre fata care avea să-i devină soție îi trezea o poftă nebună de a o lovi. Mai spus odată, taci, bagă de seamă, taci, și-o scutura ca pe un pom. Cu părul vâlvoi cu ochii rătăciți, Clotilde urlă cu toată gura. Te-ai culcat cu ea!
George îi dădu drumul din mână și îi trase peste obrază palma atât de puternică, încât o tânti jos lângă perete. Dar ea se întoarse spre el și ridicată în coate zbere iar. Te-ai culcat cu ea! Atunci George se năpustea asupra ei și ținând-o sub el de două în ea ca într-un bărbat. De data Clotilde tăcu și începu să geamă sub lovituri. Nu mai mișca. Și ascunsese obrazul în unghiul dintre podea și perete și scotea țipete sfâșietoare. George încetă să mai bată și se ridică. Făcu apoi câțiva pași prin odaie ca să-și recapite sângele rece și venindu-i o idee trecu în camera de culcare. Umplu ligheanul cu apă rece și-și muie capul înăuntru. Se spălă după aceea pe mâini și se întoarse dincolo să vadă ce face Clotilde, ștergându-și cu grijă fiecare deget. Ea nici nu se mișcase. Stătea întinsă pe dușmea plângând încetişor. Ai să sfârșești odată cu bocitul? Clotilde nu răspunse. George rămase o clipă în picioare în mijlocul locuinței, puțin cam stingheri și rușinat în fața trupului întins pe jos. Apoi brusc se hotărâ și lua pălăria de pe cămin și spuse. Bună seara, când ai să fii gata să-i dai cheia portarului. N-am vreme să-ți închei toanele. Ieși, închise ușa, intră la portar și îi spuse. Doamna a rămas, o să plece în curând. Vei spune proprietarului că renunț la contract pe data de 1 octombrie. Suntem în 16 august, așadar mă aflu în termen pentru a lung cunoștința că mă mut. Și plecă cu pași mari că ce avea de făcut târguieli pentru darurile de nuntă. Căsătoria era hotărâtă pentru ziua de 20 octombrie, după deschiderea camerelor și urma să aibă loc în Biserica Matren. Se flăcărise mult despre căsătoria asta, fără să se fi știut însă bine adevărul. Fel de fel de zvonuri umblau din gură în gură. Se șoptea că la mijloc era vorba de o răpire, dar nu se știa nimic sigur. După spusele servitorilor, doamna Walter se otrăvise de mânie în seara când se hotărâse căsătoria, după ce la mijlocul nopții poruncise ca Susan să fie trimisă la mănăstire. Fusese adusă înapoi la ea în camera aproape martă, fără îndoială că n-avea să se mai facă bine niciodată. Avea acum înfățișarea unei femei bătrâne. Încărunțise bine și devenise bigotă, împărtășindu-se în fiecare duminică. La începutul lui septembrie, Vie Française anunță numirea baronului Duroy du Cantel în postul de redactor șef. Domnul Walter păstră mai departe titlul de director. Se adăuga atunci vechiului personal al ziarului un întreg batalion de cronicari cunoscuți de redactori de ecouri, de redactori politici, de critici de artă și teatral smulși prin puterea banului marilor ziare, ziarilor cu tradiții, cu influență și greutate. Vechi ziariști, serioși și demn de respect, nu mai dădeau din numeri vorbind despre Vie Française. Disprețul lor pentru începuturile acestui ziar dispăruse în fața succesului grabnic și deplin. Nunta redactorului șef fu ceea ce se cheamă un eveniment parizian. George Duroy și familia Walter, trezind de câteva vreme multă curiozitate. Toți cei ale căror nume erau pomenite în ecouri se hotărâseră să ia parte la căsătorie. Ceremonia a avut loc într-o zi senină de toamnă. De la 8 dimineața un covor lat roșu întins pe treptele bisericii Madeleine, al cărei înalt peron de domniarul royal făcea petrecător să se oprească vestind norodului Parisului că o nuntă urma să aibă loc cu mare alai. Băieții de prăvălie, micile lucrătoare, funcționare, ducându-se la slujbă, se opreau locului, priveau și se gândeau o clipă la oamenii bogați care cheltuiau atâtea perele numai pentru a se împerechea. Pe la 10 curioși începură să se oprească în fața bisericii. Rămâneau locului câteva minute, nădăjduind că poate slujba avea să înceapă numai decât, apoi plecau mai departe. La 11 sosiră pâlcuri de sergenți de stradă și începură aproape numai decât să răspândească mulțimea care se strângea tot timpul culoată. Curând după aceea se iviră primii invitați, cei care voiau să apuce un loc bun de unde să nu le scape nimic. Se așezară pe scaunele ce mărginea spre mijloc naosul cel mare. Încetul cu încetul veneau și alții. Femei ce lăsau în urma lor un foșne de stofă sau mătase, bărbați serioși, aproape toți pleșuvi, cu umbletul fără cusură al oamenilor din lumea bună, având o înfățișare mai gravă decât de obicei. Biserica se umplea cu încetul. Prin uriașa ușă deschisă, soarele pătrundea în valuri, luminând primele grupuri de prieteni. În nevala de lumina ușii celei mari, altarul încărcat cu lumânări arunca o licărire gălbuie, smerită și ștearsă deasupra strănilor cam întunecate. Cei sosiți se salutau, se chemeau printr-un semn, se strângeau la oaltă în grupuri. Oamenii de litere mai puțin smeriți decât cei din protipendadă stăteau de vorbă cu jumătate glas. Femeile atrăgeau privirile. Norbert de Varen, care era în căutarea unui prieten, zări la mijlocul șirului de scaune pe Jacques Rival și se duse lângă el. Ce zi, spuse el, viitorul este al șmecherilor. Celălalt care nu era deloc invidios să răspunse. Cu atât mai bine pentru el, eu nu am ajuns. Și începul să înșire numele celor care erau de față. Rival întrebă. Ai mai auzit ceva despre soția lui? Poetul zâmbi. Da și nu. Mi s-a spus că trăiește foarte retrasă în cartierul Montmartre. Dar, căci este un dar,
De câteva vreme citesc în La Plume niște articole politice care seamănă al naibii cu ale lui Forestier și cu ale lui Dura. Sunt scrise de un oarecare Jean Dudol, un tânăr băiat frumos, deștept, din același aluat cu prietenul nostru, George, și care a făcut cunoștință cu fosta soție acestuia. De unde am tras concluzia că îi plac începătorii și că au să-i placă întotdeauna. De alimentare bogată. Nu degeaba a fost vădrec și la rășmat eu prietenii lipsiți ai casei. E simpatică această micuță Madeleine, spuse Rival. Foarte deșteaptă și foarte șirată. În intimitate trebuie să fie încântătoare. De rea spune, cum se face că Dura se căsătorește religios după ce s-a despărțit printr-un divorț? Se căsătorește religios fiindcă pentru biserică prima oară n-a fost căsătorit. Cum asta? Acest bel amie al nostru din nepăsare sau economie s-o cotise căsătorindu-se cu Madeleine Forestier, că ofițerul stării civile era de ajuns. Așadar, se lipsise de binecuvântarea religioasă, ceea ce pentru sfânta noastră biserică însemna pur și simplu că trăiau nelegitim. Prin urmare, azi vine ca flecău în fața altarului și biserica îi va oferi deșertăciunea întregului său alai, care îl va costa scump pe papa Walter. Vuietul mulțimii care sporise creștea sub bolta bisericii. Se auzeau glasuri vorbind de aproape tare. Invitații și arătau unii altora oameni cu faime care își dădeau ei foste mulțumiți de a fi văzuți și îi păstrau cu o grijă ținută pe care o adoptaseră în lume, obișnuit să se poarte astfel la toate petrecerile ale căror podoabe prețioase și de nelipsit li se păreau că sunt. Rival reluă. Ia spune, dragul meu, dumneata care merge adesea la patron acasă, este adevărat că doamna Walter și Dura nu-și vorbesc? Niciodată. Ea nu a vrut să-i dea fata. Se pare însă că Durale avea la mână pe tată câteva vezi drobitoare privind niște afaceri murdare făcute în Maroc. L-a amenințat așadar pe bătrân cu destăinuiri înspăimântătoare. Walter și-a amintit pilda cu la Roche Mathieu și s-a învoit numai decât. Mama, însă încăpățânată ca toate femeile, a jurat că nu va mai vorbi niciodată ginerului său. Sunt foarte noștri când sunt față în față. Ea are înfățișarea unei statui, a statuii răzbunării, iar el e nespus de stingherit, deși nu-și pierde cumpătul pentru că e unul dintre cei care știu să se stăpânească. Confrații se apropiau să le strângă mâna. Se auzeau crâmpeie de discuții politice și, nedeslușit ca mugetul unei mări îndepărtate, vuietul mulțimii strâns în fața bisericii, pătrundea odată cu soarele prin ușă și urca sub boltă pe deasupra freamătului mai cumpătat al publicului strâns în locașul sfânt. Fără veste, pașnicul bisericii lovi de trei ori în partea de sală de marmură cu lemnul halebardei. Toți cei de față se întoarseră cu un lung foșnet de rochi și cu zgomă de scaune mișcate. Și Susan se ivi la brațul tatălui său în lumina via intrării. Avea tot înfățișarea unei păpuși, a unei încântătoare păpuși albe încurunată cu flori de lămâiță. Rămase câteva clipe în prag, apoi când făcu primul pas în biserică, orgile înălțară un imn puternic, vestind intrarea miresei cu răsunătorul lor glas metalic. Venea cu capul plecat, dar nu sfioasă, ușor tulburată, drăguță, încântătoare. O mireasă în miniatură. Femeile zâmbeau și murmurau privind-o. Bărbații șopteau. Delicioasă, răpitoare. Domnul Walter pășea cu o demnitate exagerată, cam palid, cu ochelare bine puși pe nas. În urma lor, patru domnișoare de onoare, îmbrăcate toate în roșu și toate frumoase, alcăteau un alai acestui giuveier de regină. Cavalerii de onoare, pe sprânceană, croiți după același tipar, călcau cu pași ce păreau conduși de un maestru de balet. După ei venea doamna Walter, ținând la braț pe tatăl celuilalt ginere al ei, pe marchizul Aturi Velin, în vârstă de 72 de ani. Doamna Walter nu mergea, se târa, gata să leșine la fiecare nou pas pe care îl făcea. Simțeai că tălpile îi se lipeau de lespez, că picioarele nu voiau să înainteze, că inima îi zvâgnea în piept ca o fiară smucindu-se să scape. Slăbise. Părul alb făcea ca obrazul să pară mai pământiu și mai tras. Privea drept înainte ca să nu vadă pe nimeni, ca să nu se gândească poate decât la ceea ce o chinuia. Apoi se vie George Dura cu o bătrână doamnă necunoscută. Ținea capul sus, fără să-și întoarcă nici el ochii ațintiți drept înainte, aspre sus sprâncenele ușor încruntate. Pe buză mustața zbârlită părea mânioasă. Lumea fu de părere că era un bărbat frumos, avea umbletul mândru, mijlocul subțire, piciorul binefăcut. Îi cădea de minune fracul pe care îl păta ca o picătură de sânge mică panglică roșă a legiunii de onoare. Veneau apoi rudele, Ros cu senatorul Rizolin, era măritată de 6 săptămâni, contele de la Turii Velina însoțea pe vicontesa de Versemur. Urma în sfârșit un ciudat alai de rubedenii sau prieteni pe care Duroie prezentează noii sale familii, oameni cunoscuți în lumea îndoielnică a Parisului și care devin numai decât prieteni, iar la nevoi chiar și rude îndepărtate ale oamenilor îmbogățiți, nobili scăpătați, sărăciți, pătați și câteodată însurați, ceea ce e mai rău. Erau domnul de Belvin, marchizul de Banjolin, contele și contesa de Ravenel, ducele de Ramorano, prințul de Cravalov, cavalerul de Vareali, apoi invitații lui Walter, prințul de Guerche, ducele și ducesa de Ferasin, frumoasa marchiză de Dune. În mijlocul acestui lung șir de invitați, câteva rude ale doamnei Walter aveau o înfățișare cuvincioasă de provincial.
Și orgile nu cântau să cânte, scoțând din gâtlejurile lor strălucitoare sunetele sfărăitoare și ritmate, care vestesc cerului bucuria sau întristarea oamenilor. Uriașele canaturi ale porții de intrare fură închise și s-a făcut dintr-o dată întunerica și când soarele ar fi fost alungat din biserică. Acum Jorge stătea îngenunchiat alături de soția sa în fața altarului luminat. În noul episcop de Tanger, cu cârja episcopală în mână, cu mitra pe cap, se arătă în pragul sacristiei și se apropie ca să-i unească numele celui veșnic. Puse întrebările obișnuite, schimbă inelele, rosti cuvintele ce leagă ca niște lanțuri și ținu noilor soți o scurtă cuvântare creștinească. Vorbi despre credință îndelung, preamărind-o. Era un bărbat înalt și gras, unul dintre prelați aceia impunător cu pântecul maestos. Zgomotul unor suspine îi făcu pe câțiva să întoarcă privirile. Doamna Walter plângea cu obrazul ascuns în palme. Fusese nevoită să se supună. Ce putea face? Dar din ziua în care o gonise din odaia sa pe fata întoarsă acasă, fără să vrea măcar să o sărute, din ziua în care spusese în șoaptă lui Dura, când acesta înfățeșându-se iar în fața ei, o salutase adânc: ești ființa cea mai josnică pe care mi-a fost dat să o cunosc, să nu mai vorbești niciodată pentru că nu-ți voi răspunde, îndura un chin groaznic și nepotolit. O ura pe Susan cu o ura aprinsă în care se amesteca o patimă înverșunată și o gelozie sfârșitoare, o gelozie ciudată de mamă și amantă, o gelozie de nemărturisit sălbatic arzătoare, ca o rană vie. Și iată că un episcop îi cununa acum pe fica sa și pe amantul său într-o biserică, în fața 2000 de inși și în fața ei. Și nu putea să spună nimic, nu putea să zădărnicească asta, nu putea să strige: dar este al meu bărbatul acesta, este amantul meu. Căsătoria pe care o binecuvântați este nelegiuită. Câteva femei înduieșate șoptiră: ce mișcată e biata mamă! Episcopul declama: sunteți dintre fericiți acestei lumi, dintre cei mai avuți și mai respectați. Dumneata, Domnule, pe care talentul te ridică deasupra celorlalți, care scrii, care înveți pe alții, care sfătuiești, care îndrumești norodul, ai o frumoasă sarcină de îndeplinit, o frumoasă pildă de dat. Dura l-asculta beat de trufie. Un înalt prelat al bisericii catolice îi vorbea și al lui. Și îndărăt simțea mulțimea, o mulțime strălucită venită acolo pentru el. Îi se părea că o putere îl împinge înainte, îl înalță. Devenea unul din stăpânii lumii. El, fiul celor doi bieți sărani din Chantelieu. Și deodată îi văzu pe tata și pe mama sta în cârcima lor umilă, așezat în vârful dealului ce domină marea valea Ruienului, dând de băut săranilor din ținut. Le trimisese 5.000 de franci din moștenirea contului de Vaudrec. Avea să le trimită acum 50.000 ca să-și cumpere un petic de moșie, să fie mulțumiți, fericiți. În sfârșit, episcopul își sprăvi cuvântarea. Un preot îmbrăcat într-o etolă aurită se apropie de altar și orgile reîncepură să cânte fala noilor soți. Când izbucneau în vuiete mari, prelungi, care creșteau în valuri atât de răsunătoare și de puternice, încât păreau gata să spargă bolta catedralei, pentru a se înălța în cerul albastru, și vuietul lor răsunător umplea atunci întreaga biserică, înfiorând carnea și sufletul. Când se linișteau pe neașteptate, scoțând note sprintene și limpezi ce se împrășteau în văzduh, atingând întreaga urechea ca o adiere, mici argingașe, simple, jucăușe, zburătăcind ca niște păsărele. Când, fără vește, ca un grăunte de nisip preschimbat într-un întreg univers, muzica aceasta sprințară creștea din nou, înspăimântătoare prin forța și amploarea ei. Apoi, deasupra capetelor plecate, răsunară glasuri omenești. Vori și Landec de la operă cântau. În aer plutea un miros ușor de tămâi, în timp ce în altar se săvârșea sfânta taină. La chemarea preotului său, fiul omului se întrupa pentru a consfinți triumful baronului George Duroy. Acesta, îngenunchiat alături de Susan, își plecase frunte. Se simțea în clipa aceea aproape cucernic și plin de recunoștință pentru dumnezeirea care l-o crotea astfel și care se purta cu el cu atâta luare aminte. Și fără să știe bine cui se adresa, îi mulțumi pentru izbândă. Când se sfârși slujba, se ridică în picioare și dând brațul soției sale trecu în sacristie. Începu atunci să îi se perinde prin față și urul nesfârșit al invitaților. Înnebunit de bucurie, George se credea un rege pe care un întreg popor venea să-l întâmpine cu bucurie. Strângea mâini, bolborosea cuvinte fără înțeles, saluta, răspundea felicitărilor cu un sunteți foarte bun. Deodată o zări pe doamna Dumarel și amintirea tuturor sărutărilor pe care le deduse și pe care ea îi le înapoiase, amintirea tuturor dezmierdărilor lui, a drăgălășenilor ei, amintirea sunetului glasului și gustului buzelor ei, i-a aprinse brusc în sânge dorința de a o avea iar. Era frumoasă, elegantă, cu înfățișarea ei strângărească și ochii ei vioi. Oricum, eu amant încântătoare, gândea el. Doamna Dumarel se apropie cam sfioasă, cam neliniștită și întinse mâna. El i-o luă și o păstră între sa. Simțea atunci chemarea tainică a celor degete de femei, blândă apăsare care iartă și primește ca totul să reînceapă. Strângea și el mâna aceea mică, voind parcă să spună: tot te iubesc, tot al tău sunt. Ochii lor se întâlniră zâmbitor, luminoși, plini de dragoste.
Cu vocea ei plăcută, doamna de Omar îl șopti. Pe curând, domnule. Pe curând, doamnă, răspunse el vesele. Și ea se depărtă. Alții se îmbâlzeau. Mulțimea se scurgea prin fața lui ca un fluviu. În sfârșit se mai rări. Apoi plecară și cei din urmă. George luă iar brațul Suzanei pentru a ieși din biserică. Dar biserica mai era încă plină de lume. Fiecare oprindu-se în loc ca să-i vadă trecând. George călca liniștit cu pas ușor, cu fruntea sus, cu ochii ațintiți spre marele și luminosul vitraliu de deasupra ușii. Simțea furnicându-l mici fiori, fiori aceia reți pe care ți-i dau marile fericiri. Nu vedea pe nimeni. Nu se gândea decât la el. Când ajunse în prag, zări mulțimea îngrămădită, o gloată murdară zgomotoasă venit acolo pentru el. Pentru el, Georges Duroy, în rodul Parisului îl privea și îl invidia. Apoi ridicând ochii, zări în depărtare dincolo de plaz de la Concord, Camera Deputaților, și se păru că n-avea de făcut decât un pas de la ieșirea boltită a bisericii până la intrarea boltită a Palatului Bourbon. Cobori cu încetineală treptele bisericii între două șiruri de oameni care îl priveau, dar el nu-i vedea. Gândul lui se întorcea cum spre trecut și în fața ochilor săi orbiți de soarele strălucitor tremura imaginea doamnei de Omarel, potrivindu-și în fața oglinzii cărlionții de pe tâmple, totdeauna desfăcuți când se dădea jos din pat. Sfârșit.